Acest videoclip conține întreaga serie cu Five Nights at Freddy's Security Breach, așa că dacă vrei să vezi întreaga serie, privește acest episod ca pe un film lung, ia-ți popcorn și suc și vizionare plăcută! Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am regăsit la o nouă serie de pe acest canal, mai exact la Five Nights at Freddy's Security Breach. Seria asta a fost destul de cerută de către voi, așa că, ia vedeți, în sfârșit este aici. Așa că haideți să înceapă joaca. Desigur, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem 5000 de like-uri pentru următorul episod. Ce vorbește ăsta aici, mă? Ce ăsta? Wow! Wow! Gașca Zurli! Ok, fraților, cred că acum începe joaca. Oh, nu, ce fac ăștia, mă? Îmi dau hack? Mi-o băga virus în calculator, ești nebun? 5 minutes later. Aoleo, Freddy, stai un pic că-mi pun suc. Ce vorbește ăsta, mă? Zice că nu mai are baterie. What? Vorbește Gregory. Gregory? Unde ești, Gregory? What? Zice că am intrat în burtă. Eu mânca Freddy? Stai un pic. Bă, scoate-mă afară, mă. M-a mâncat Freddy. Bă, fraților, sper că nu ies pe curul lui. Sper că nu e o focuru. Păi, un pic mai multă distanță, ești prea aproape de mine. I-am scanat. Ce fac? De unde am ieșit? I-am ieșit din burtă, sper, nu din cur. Stați un pic, fraților, dacă eu am ieșit din burta lui Freddy... I'm Gregory. Gregory, da, dacă eu am ieșit din burta lui Freddy, înseamnă că Freddy este mama mea? Ok, fraților, stați să vedem cine zice Freddy ăsta pe aici. Zice că n-are acces la internet. Nu are parola de la Wi-Fi. Ia, bă, oglindă, pot să mă văd în oglindă? Uite că mă văd încet. Un copil. Un copil năzdrăvan sunt. Oh, ci că am auzit ceva pași, trebuie să mă uit afară pe geam. Nu văd nimica. Oh, lumină. What? Văd o lumină. Uite pe cineva. Hei, mami, tu ești? Mami, hai că e mami aia. Cine a fost aia, mă? Ok, Freddy. A zis Freddy că ne dă ceva ceas. Unde, mă, din burtică? Hai să-i luăm din burtică, ești nebun? Ia, cântăm la muzicuță, ce frumos. Wow! Mi-a dat ceas de la de mână inteligent cu Freddy. Oh, ce se aude? Mamă, ce pluș imens. Uitați, mai multe plușuri. Bă, ce mișto. Wow, pot să mă joc cu mingea. Freddy, hai să ne jucăm cu mingea, haide. Stați să fim serioși și să ne uităm pe ceasul nostru. Aici o să ne vorbească Freddy. Și avem hartă și camere. Mamă, ce distractiv o să fie jocul ăsta. O zis că ne deschide ceva ușă, numai trebuie să găsim ceva buton. Uite, butonul ăsta. A funcționat? Freddy? Ce ușă mi-o deschis. Parcă aici dau save, nu? Eu am jucat jocul ăsta foarte puțin mai de mult, foarte, foarte puțin. Deci nu știu prea multe, ceea ce o să fie destul de interesant. Dar din câte știu, mulți dintre voi cunoașteți foarte bine jocul ăsta, ceea ce e foarte tare. Chiar aștept în comentarii sfaturi și chestii trestii pentru următoarele episoade. Ok, deci aici trebuie să salvezi, am înțeles. Hai să salvăm la acest clown sau ce naiba e de umbla așa de dubios și ciudat. Da, am salvat. Nu știu de am salvat, dar am salvat. Și acum haideți să ne ducem, mamă, dar e întuneric rău de tot. Ok, am făcut din setări să fie puțin mai luminos, ca să vedeți și voi ceva, să văd și eu ceva. Și acum ne ducem în vent, suntem Among Us. Băi, ești de bun? Among Us m-am făcut direct. Eu sunt impostorul. Mamă, pânză de pe angen. Vorbește Roxy. Roxy se numește câinele bunicii mele, ce naiba. Bă. Uite-o. Bă, Roxy, ce faci? Hai să o lăsăm acolo, dă-o naibii de Roxana. Și acum ne ducem mai departe. Noi suntem impostorul. Dacă bine știu, cred că o să vedem fiecare animatronic de aici. Eu vreau să văd pe Chica Gagica. Deci chiar vreau să văd pe Chica Gagica. Mamă, ce se aude? Bă, dacă pică ventilația asta cu mine, ce dacă sunt gras și pică cu mine? Oare se poate întâmpla? Oh, văd aici ceva? Nu văd nimica. Poate trebuie să mă duc pe aici. Mamă, nu arată deloc creepy. Na, deloc, no. Numai ventilație cu lumină roșie. Curent pe acolo. Au ceva? Aud o gitară. Cineva cântă. Bă, dar ce bine cântă. Cine cântă? Cine are gitară? Freddy, tu ești? Tu ai gitară? A, nu, e Chica. Chica Gagica, bună! Ciao, sunt aici sus. Nu mă aude. Acum cântă Chica Gagica. Haideți să nu o deranjăm și să ne ducem foarte frumos mai departe. Chica Gagica, Chica Gagica. Unde mă duc? Pe aici? Ce e aici? Uite-o pe Chica Gagica.
Haideți să ieșim noi pe găurica asta. Mamă, direct am picat aici jos și am ieșit de acolo. Opa! Cine vorbește? Dumnezeu? Dumnezeu, tu ești? A, gata, știu, vorbește camera de filmat. Da, mă, da, e camera de filmat, da, mă, da. Ok, deci aici avem pe Chica, care sper că nu o să ne atace dacă ne vede. Mamă, dar zona asta este imensă. E imensă, ești nebun? Ce se aude așa? Ce pică? Cineva distruge chestii pe aici. Aoleo. Băi, bea, ați auzit? Păi, beatule, nu mă mai pot plimba pe aici, uite-o pe Roxy. Roxy, Roxana, ce faci, mă? Da, tot Chica Gagica este Gagica cea adevărată, fraților. Și acum ne ducem... Unde mă duc? E, uite, nu pe aici am fost eu înăuntru. Oh, mamă, ce mă speria! Bă, ceau, Freddy, ceau! Ceau! Doamne, ce dubios arată Freddy ăsta, ok. Haideți să mergem la el, să vedem cu ce ne poate ajuta Freddy. Freddy, frizerul! Stai, ce? Oh. Avem nevoie de ceva chestie. Ne trebuie ceva fotopas. Poate aici, uite. Ia, am găsit. Geanta. Geanta lui mama. Oh, ce-am găsit? What, hârtie? Ce e asta, mă? Aici ai, aici ai scena, am înțeles. Și atunci, mamă, ce ușă mare. Poate pe aici? Da, mă, da! Am găsit drumul cel corect, fraților. Uitați-l, ăsta mi-arată să mă duc încolo. Ei bine, îmi arată pe Chica Gagica. Da, mă, da. Na bun, fraților, nu știu unde am ajuns, dar trebuie să vă zic că zona asta este un picuț cam creepy, foarte puțin. Așa că eu mă duc mai departe la... ok, atunci aici nu ne ducem. Poate la acest cadou, cadoul secretos. Ia să vedem ce se află în cadou. O legendară. Oh, nu de asta am avut nevoie. Gata, bă, Freddy! Freddy, mulțumesc pentru good job! Good job, fraților, și vouă dacă ați apăsat pe butonul de like! Și da, să-mi scrieți în comentarii dacă vă place Security Breach și sper să facem o serie lungă, pentru că jocul este lung, are undeva la 5, 6, 7 ore, depinde cât de rapid îl joc eu. Și dacă e atât de lung, putem face multe episoade lungi. Cine știe, poate ori fi 10 episoade, cine știe. Important este... Oi! M-a speriat. Ce îmi zice asta, mă? Băi, băiatule, nu te-ai mai tăiat la unghii să mor eu. Freddy, trebuie să te tai la unghii cât de curând posibil. Mă zici că vrea să mă mănânce, frate. Păi, e normal ce fac eu? Este în siguranță asta? Gata, sunt Freddy. Băi, ești nebun? Mamă, frate, sunt Freddy. Eu sunt Freddy, frizerul. De ce zic frizer? Nu știu. Uite, cred că trebuie să intrăm aici pentru că aici intră doar Freddy. Ok. Ce-am găsit? Nu știu ce-am găsit. Microfon. Mamă, pot să cânt? Oi, backrooms aici. Intrarea către backrooms, fraților. Cine a... Ce-o foaia? Ce-o foaia? What? Păianjenul din Ohio? Hai că păianjenul din Ohio. Bună? Bă, ziceți-mi în comentarii chiar acum ce-a fost aia. Vorbește Vanessa. Vanessa este noua iubită? What? Na, fraților, ce ca Gagica este Gagica adevărată. Și acum ne ducem. Uite aici, ok. Zice că m-am stricat. Oh, fraților. Bă, unde mă duce? Fraților, fuge cu mine asta. Mă fură. Păi, beatule. What? Freddy, ești normal la cap? Ce ai făcut? Bă, bolundule. Păi, beatule. Aud pași. Trebuie să intru aici. M-am ascuns. Păi. Freddy, îl ceartă. Îi dă bătaie. Mamă, cum i-o zis ofițerul Vanessa. Mamă, fraților. Bună, Vanessa. Freddy își cere scuze. Dar ce-a făcut ăsta? Zice că în 15 minute se închide toată zona asta și un copil se ascunde prin zonă. Cred că vorbește de noi. L-a trimis înapoi în camera lui. Freddy este trist sau ce naiba? Ok. Și what? Ok, fraților, tipa asta, Vanessa, nu știu cine e. Cred că e security guardul. Știe că noi suntem prin zonă și ne caută, ceea ce e problematic pentru că nu cred că vrem să ne prindă. Și acum ce, mă duc pe aici? Mă duc pe unde s-o duc și ea? Nu, 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 pe aici nu. Atunci, fraților, poate pe aici, parara, pa, 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 mă duc pe holurile din backrooms. Și acum mă duc, o întreba Gregory, unde suntem? Și Freddy zice că suntem în ceva tunele din Pizza Plex. Pizza Plex, pizza, bă, nu mai știu vorbi. Pizza Plex. Cred că e toată zona asta mare. Bine, eu vă explic aici ce înțeleg, dar voi care știți jocul, probabil că... Da, știți mai bine ca mine. Ok, ce e aici? What?
Ok, n-am să întreb, că continuați-vă acolo treaba. Ce? Rămân fără baterie? Unde-i cablul de USB? Dați-mi un încărcător, rapid! Trebuie să încărcăm pe Freddy, ești nebun? Rămâne Freddy fără bacterie. Mamă, frate-o, dacă și aici trebuie să am grijă de bacteria lui Freddy, atunci e groasă treaba. Oh, am rămas fără baterie? Ok, frate-o, cred că am rămas fără baterie. Uite, Freddy, hai aici! Bagă-te aici! Bagă-te aici, Freddy! De ce e atât de amuzant cum fuge? Nu știu, doar mie mi se pare amuzant. Aici cred că pot să salvez. Hai să salvăm, fraților. Bă, da, am o întrebare. De ce se plimbă lângă niște picioare? What? Ce s-a auzit? Tu te bă de aici, am plecat. La revedere! Tu te bă de aici, că mi se prea frică de toată zona. Chica, gagica! Băi, băiatule, am tulit-o de aici, ești de bun? Păi ce ar trebui să fac? Ok, deci aici am baie. O avem pe Chica, gagica, care mănâncă căcat. Ok, probabil nu mănâncă căcat, probabil face ceva. Poate pot să mă duc pe aici? Distraction. Ce făcuș? Ce fă... Oh! Ok. Și acum ce? Uite-o. Chica, gagica, bună! Bună, Chica! Ce faci, Chica? Oh! Cred că m-a văzut și cred că a trebuit să fug. Cred că m-a văzut și cred că a trebuit să fug. Oh! Oh! Dacă mă joc cu prosteala, atunci... Mă prinde și mă sperie. Ok, îți scriu cât o să mă sperie jocul ăsta. Da, momentan m-am prins. Nu m-am așteptat să vină atât de rapid, e foarte rapidă. Oh, uite un cadou. Bă, vedeți, eu am murit în mod intenționat ca să revin, să colectez acest cadou. Da, mă, da. Freddy, dresează-o pe Chica, că e cam nebună, să zic așa. Și acum, haideți să fim puțin mai atenți, pentru că are o viteză foarte mare, fratele meu. Ok, hai să distrugă ăsta, bun. Și acum mă duc așa... Și ne furișăm și nu ne mai speriem. Ce? Ce e asta, mă? Ok, haideți să mergem încet, fără să facem... Am zis fără să facem gălăgie. Sunt pe drumul cel bun? Mi-e frică să mă ridic și să fug după ce închid ușa. Ok, închide ușa. Ok, fugi. Ce-i asta? Tătă, mi-apar toate prostiile pe ecran. Lasă-mă să mă joc și să mă cac pe mine. Pentru că până la urmă... Asta trebuie să se întâmple, nu? Dacă este un joc horror. Mă duc bine? Am auzit ceva. Păi, beatule, bă! Bă, bă! Ce e aici? Hai să căutăm dacă mai sunt ceva cadouri sau secrete. Ce e zona asta? Cred că zona asta e doar să mă ascund. Oh, dar de ce ar trebui să mă ascund? Oh, mie nu mai îmi place. Hai să salvez aici foarte rapid. Hai să o gândim logic. Dacă ne dă să salvăm, înseamnă că s-a întâmplat ceva teribil, nu? Nu? Oh, da! După cum ziceam, se va întâmpla ceva groaznic. Bună, domnule, la revedere, am tulit-o. La revedere, nu știu dacă mă duc bine. Lobby. Oh, fuge după mine, dreapta, fie dreapta, vine după. Oh, am mai văzut pe cineva. Oh, o să mor. Da! Oh my god. Fraților, pregătiți-vă că am să mor. Am un fug amândoi după mine. Ce aici, la ce petrecere? Ce petrecere asta? Că nu-mi place petrecerea asta. Fraților, mi-e frică. Un pic. Doar așa puțin. Hai mă că nu-mi frică. Am glumit. Dar nu mai pot fugi. Bă. Oh! Ce-i asta? Am scăpat. Ce-i asta? Am scăpat. Ei, fraților, mie nu mi-este frică, mă. Totul e ușor, mă. Totul e ușor. Uite, mă, pe Chica. Sau cine e asta? E crocodilul. Crocodilul din Ohio, frate. Ok, fraților, cred că am ajuns la Final Space 1. Și acum o să ne jucăm... o să ne jucăm FNAF 1 sau ce naiba? Uite, avem curent aici. Avem curent... Oh, aici nu mai avem curent. Cară-te, deschide ușa. Deschide ușa, cum? Uite, ce e asta? Ok, fraților, am colectat ceva și cic, acum o să văd camerele de filmat. Ce tare e asta. Uite-o pe Chica acolo jos. Bă, mamă, dar de ce arată așa? Deci că e făcut în paint, să mor eu dacă nu. Ok, trebuie să scăpăm de urgență de aici. Ok, mi s-a deschis ușa, perfect. Hai să salvăm. Și cred că trebuie să uităm pe camere și să o ocolim pe Chica Gagica. Deși nu știu de ce aș dori să o ocolesc pe Chica Gagica. Dar în fine, trebuie să o ocolim pe Chica Gagica. Pentru că... Oh, ce se întâmplă? Unde îi? Nu văd nicăieri. Chica, mai sunt alte camere sau doar... uite, sunt mai multe camere. O trecut pe lângă mine și nu m-a văzut. Bă, ce proastă. Ia, ce face? Bă, vomită, ce face? Vine încoace.
Păi eu unde trebuie să mă duc? Asta e întrebarea mea, fraților. Poate pe aici. Furișează-te, furișează-te, furișează-te. Rapid, 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 rapid. Fugi, 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 fugi. Am scăpat. Am scăpat. Wow. Ce e asta? Ieșirea. Hai să mergem la ieșire. Nu, bă, stai. Stai, încă un pic. Nu. Ăștia-și bat joc de mine. Are you serious right now? Trebuie să stau până la 6 dimineața aici. Bă, dar mie mi somnic, trebuie să dorm. Ai de capul meu. Uite, de la de salvare. Hai să salvăm foarte rapid aici. Și acum ce? M-am închis aici. Ăștia-și bat joc de mine. Efectiv, ăștia-și bat joc de mine în ultimul hal. Nu dai, nu dai cu ăștia, mă. Bătaie de joacă, efectiv. Ia la mă pe ăsta. Face curat robotul. Bună ziua, domnule, doamnă robot. Ce faceți? Cum sunteți? Haideți să nu mă apropiu de dumneavoastră pentru că presimt că se va întâmpla ceva foarte, foarte groaznic. Bun, și acum explorăm această zonă imensă, super mișto. Mamă, dar mare, ești nebun. Pot să mă duc pe aici? Ha? De ce am nevoie? Tichet? Trebuie să găsim, fraților, ceva tichet cu care să intrăm, pentru că Gregory nu este în stare să sară peste bariera aceea. Așa că haideți să mergem... Unde ne ducem? Ne ducem... Nu știu unde ne ducem. Uite, poate aici? Popcorn? Popcorn, nu? Nu, 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 popcorn. Oh, poate aici? Get a complimentary entry pass. Da, mă, da! La jucăria aceasta. Gata, fraților, avem tot ce ne trebuie. Deci asta e Roxy, Roxana și Freddy, crocodilul și Chica. Dar unde e Bonnie și Foxy? Mă rog, Foxy într-un fel Roxy asta. Dar Bonnie? Bă, ăștia s-au supărat pe Bonnie și l-au dat afară. Chiar așa? Ok, haideți să nu mă apropiu de aceea. Și pot intra și pe aici? Hai că pot să intru dacă e. Ok, fraților, acum în teorie Chica putem intra. Ia, merge? Mi-a apărut ceva pe ecran, dar nu mai merge. A, gata, mă! Bă, zona asta e faină, dar nu cu Chica prin apropiere. Uite, jucării! Oh, stați, 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 stați. Jucării aici sau, mă rog, poșetă ce-o fi. Să vedem ce primim. Ce asta? Easy money! Oh, oh, mi-e frică, fraților. Uite-o pe Chica, a urcat Chica sus. Ok, ok, foarte tare. Uite, ce este aici? Încă o geantă sau ce naiba e asta? Hide, nu e geantă. Oh, vine asta după mine. Băi, băiatule, unde trebuie să mă duc? Ok, ne furișăm pe aici să sperăm că... Să-mi bat piciorul. Mă ascund? Mă ascund, gata, în căruciorul de copil m-am ascuns, ești nebun? Vine aici? Employees only. Employees only? Ce vorbești, mă? Unde ești? Că nu mi-e frică de tine. Băi, băiatule, uite-o acolo, uite-o acolo, uite-o acolo. Hai să stăm aici frumos, oh-oh. M-am ascuns. Stăm aici ascuns foarte frumos, fraților. Nu ne stresăm, viața e frumoasă. Pa! Ok, dacă mă furișez acum încet în sus, în teorie, n-ar trebui să mă vadă că e proastă, nu? Ce asta, jucărie? Pot să mă dau? Prostă-s! Doamne, ce prostă-s! Doamne, ce prostă-s! Ce prostă-s! N-am știut că faceți zgomot, mă! Ok, Chica, cred că e aici sus, cred. Așa o aud. Fraților, învățăm din greșeli. Măcar știm că merge să facem gălăgie. Bă, asta e aici, ești nebun? Cred că acum pleacă. Mi-e frică să ies. Dar hai că am ieșit. Dacă m-o văzut, mă cac pe mine. Oh, oh. Bă, ce oarbă e, bă! Gata, fraților, o plecat. Nu mi-este mie frică de Chica Gagica. Chica Gagica, unde ești Chica Gagica? Uite-o că se duce în jos. Nu văd. Nu văd, dar da, o aud acolo jos. Uite, 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 ok. S-o duc jos. Ce asta? Super daycare pickup. Avem nevoie de key daycare pass de ăla. Poate trebuie să mă duc pe aici. Ia să vedem. Deschide ușa creștină. What? Check the cameras. Bă, 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 mere pe acolo, ești nebun? Mamă! Doamnă, 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 vă rog frumos să nu mă prindeți că n-am chef să mor. O, oh, cupcake, brioșe. Ce brioșe, drăguțe, băi, bea... Urăsc jocul acesta deja. Fraților, ce este cu acest joculeț? Mamă, pot să sar? What? De ce n-am observat până acum că pot să sar? Nu știu, fraților, dar văd aici o jucărie, așa că... Ce asta? Ce magnet am găsit, mă? Ce? Lame. Bă. I am sorry, Gregory. I am truly sorry, Gregory, că te-am prostit. I am really, truly, mother, flopper, whopper, sorry, Gregory. Nu știu ce am zis, fraților. Haideți să ne ducem în cealaltă parte. Poate găsim ceva mai... Stați, că am și uitat că Chica e pe aici.
Deci eu trebuie să mă feresc de Chica și de roboței ăia. Dar roboții ăia sunt mai proști ca Chica, să înțeleg, nu? Chica Gagica cred că o coborât. Dar asta e în favoarea mea. Uite-o mă pe Chica Gagica, mă. Ea doar se plimbă pe aici, n-are treabă cu noi. Deschide... Mamă, ce m-a speriat prostia aia. Ok, mă duc pe aici. Bună ziua! Bună ziua! O să mă furișez, uitați, văd aici o geantă. O să mă servez din geanta aceasta să văd ce aveți de, de ascuns de mine. Dar ce-s astea? Ce-i foaia aceea? Na bun, și acum cred că pot să cobor pe aici, cred, nu? Nu, pe aici. Doamne, m-am speriat de ușă. Doamne. Am ajuns în bucătărie. Ce facem de mâncare? Pizza lui Freddy? Deschide ușa, creștine, că vin în backrooms la tine. Unde am ajuns? Lost and found. Nu merge. Atunci, unde sunt? Ce e asta? Jucărie? Press E to say complimentary ticket. Ar trebui să fac asta? Hai să vedem. Ce se întâmplă? Eroare. Ok, haideți să... stați că trebuie să folosim ceva magnet. Use hippo magnet. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Oh, man. A primit daycare pass-ul. Gata, mă. Știu ce trebuie. Avem daycare pass-ul. Ce tare. Poți să deschid ușa asta? Nu se poate deschide. Uite, o pot deschide pe aici. Ok. Și oare... coboară Chica. Ce dacă... Chica coboară și eu urc înapoi sus pe aici. Cine are creier mare, fraților? Eu și voi. Eu și voi avem creier mare. Haideți să ne furișăm foarte rapid până... chestia... Ce se întâmplă? Asta ce înseamnă? Ce înseamnă? Fug. Ar trebui să mă ascund? Intră. Mamă, ce m-am speriat. Să moară tot ce am pe acoperiș. Probabil o să moară niște porumbei acum că am zis asta, dar în fine. Bă, ce m-am căcat pe mine. Cum m-a prins ăla? Eu nu înțeleg cum m-a prins. M-am speriat un picuț, n-am să vă mint. Un picuț mai mult poate, da, este regulă. Ok, frate, eu cred că a plecat. Așa că o să-mi folosesc picioarele să fug până aici. Unde am ajuns? Am scăpat? Avem dozatoare cu Freddy, Chica Gagica și crocodilul. Nu te pot crede, băi băiatule, băi. Avem aici apă. Sper că nu mor dacă sar în el. N-am murit. Ce tare și ce bine. Ok, fraților, și acum presupun că... uite, trebuie să salvăm. Ok, cred că se va întâmpla ceva de niu, dar de ăsta de salvare. Și întrebarea mea este că dacă nu salvez deloc, când mor, mă dă înapoi unde am rămas ultima dată, chiar așa. Mamă, ce-i gânda cu ăsta? Băi băiatule? Mamă, unde am ajuns? Zona asta e imensă. What slide into fun? Băi băiatule, ăsta e drumul către backrooms. Fraților, în backrooms mergem în episodul următor. Salutare tuturor și pam! Bine v-am regăsit la episodul 2 din seria cu Security Breach. Episodul 1 v-a plăcut foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. Așa că continuăm cu episodul 2, unde vom merge în backrooms pe acest topogan. Stați așa că picăm în piscină cu bile. Mamă, se vor întâmpla chestii groaznice aici. Haideți să vedem cine așteaptă la fundul topoganului. Mamă, claustrofobia. Mamă, ce nu-mi place mie asta. Nu mă pot duce înapoi, vă rog, înapoi. Ok, păi fraților, înapoi nu mai putem merge, așa că o să murim aici. Ce dacă mă ascund? Uite. Asta este mai groaznic. Ok, atunci ne ducem încet, așa, câte un pas. Ce-i chestia aia? Soare, ci că vorbește soarele. Soarele nu-i pe cer. Luna e pe cer acum. Băi, ești nebun? S-o băgat ăsta aici înăuntru. Mă prinde de alunițe, ești nebun? Bă, ce dacă mă prinde de cur? Adică serios, mă, ce mă fac atunci? Ce mă fac? Pot să... salut! Ciao! Ajutor! Vreau să fie prietenul meu. Ce? Pleacă-mă de aici! Distracție, poftim! Lasă-mă, mă, în pace, ce vrei de la mine? Fugi! Unde fug? Ajutor! Ajutați-mă să scap, vă rog frumos! Deschide ușa! Ce face? Uite ce face! Vine încoace, vine după mine! Băi, băiatule, deschide ușa! Ce fac? Uite aici! Aici! Bă, fraților, are probleme cu capul ăsta, mă! Ce ar trebui să fac? Se plimbă pe acolo, ok. Uite, pot să salvez! O să salvez foarte rapid înainte să se întâmple ceva groaznic. Și unde e ăsta? Ce face ăsta, mă, acolo? Ia. Cum mă pot duce să văd ce face? Mă pot urca aici? Nu mă pot urca. Poate vine aici? Lasă-mă jos, lasă-mă. Deci,
cum o ridicat? Eu-s gras și-s greu. Bine, nu chiar, dar... Bă, lasă-mă jos. Fraților, mă fură. Eu nu... Oh, băi, urâtule, băi, ce a trebuit să fac? Aaa, gata, bă, m-am prins. Deci eu dacă distrug, atunci el stă să refacă. Da, mă, da, ok, deci dacă distrug chestiile, îi distrag atenția. Ok, cred că avem nevoie de ceva aici. Și cum facem rost? Aici, collect. Oh, flashlight! De ce am o lumină? De ce am nevoie de o lumină? Oh, nu. Ah, și la chestia asta îmi reîncarc. Oh, bă, asta e tare. Îmi place. Asta e foarte tare. Și acum ce ar trebui să fac? Trebuie să... Oh, ia, nu știu ce e asta. Dar am cules ceva. Oh, ce s-a întâmplat? Uite, ce e ăla? Am găsit. Oh, ce-am făcut? Zice să aprind becul. Păi eu vreau să-l aprind. Bă, ești bine, bă, lasă fața ta la loc. Bă, ce face asta, mă? Își dă jos fața, își... A, gata, o pica pe spate. Oh, zice că-i... Oh. Mi-a zis că ar trebui să dorm. Și pentru că nu dorm, o să mă prindă și se va întâmpla ceva groaznic. Băi, băiatule, cum adică? Mamă, bă! Bă, până acum jocul era, să zicem așa, un 20% horror. Dar acum că o stins becurile, este 100% horror. Și ăsta-i pe aici, pe unde? Oh, what? Și ce fac? Ce fac? Uite-l. Trebuie să-l distrag cu ceva? Domnule, nu, aici sunt în siguranță? Cred că sunt în siguranță aici. Stai să-mi încarc ăsta și trebuie să fugim și trebuie să aprindem becurile din ce am înțeles. Uite-l. Păi, la revedere, m-am dus, am fugit. Ce, trebuie? Oh, nu. Oh, ce fac? Ajutor, ziceți-mi ce să fac, ajutor. Mă duc după cablurile astea? O, plușulețul cu Freddy. Plușulețul cu Freddy, ajută-mă, Freddy. Nu este atât de amuzant precum pare. De ce râde? Băi, băiatule, dar ce ar trebui să fac? Uite, albastru, hai să ne ducem după albastru. Deci avem albastru încoace. Oh, nu, oh, e în spatele meu. Oh, e în spatele meu. Oh, ascunde-te aici, ascunde-te aici. Rapid, gata, sunt siguranță. Ce ar trebui să fac aici? Că mă cac pe mine. Ok, el s-a dus în partea aia. Și dacă eu mă iau, fug. Și uite, intru aici, am intrat aici, bun. Și acum ce? Oh, mamă, unde sunt? Sunt în backrooms. Efectiv, sunt în backrooms, ești nebun? Mai vine după mine? Nu cred că vine aici, că e prea gras, mă. E prea gras, el nu încapă, e prea gras, bă, el nu încapă. Eu încap. Gata, mă, am supraviețuit. Nici nu este horror jocul ăsta, despre ce vorbim. În schimb, este o problemă destul de mare. Eu am citit comentariile la episodul 1 și v-am cerut sfaturi. Și am citit un comentariu că chestia asta, monstrul ăsta, mai târziu se va băga în topoganele astea. Deci, nu cred că sunt în siguranță la infinit pe aici. Stai, mă, că pot aprinde generatorul. Aaa, asta trebuie să fac, mă, să aprind generatoare. De ce o râsă la așa de ciudat? Unde e? Că nu-l văd. Fraților, voi... Oh, uite-l! În noată! Omul meu, în noată! În noată, frate, așa, în aer, ești nebun. Da, mă, da. Hai să nu ne încurcăm cu el, să-i zic așa. Și, mă, mie nu-mi este frică. Cum să-mi fie mie frică de jocul acesta? Adică, serios. Na, bun, trebuie să găsim câte generatoare în total. 5 sau câte? Am găsit unul. Nu știu dacă mă ajută cu ceva. Uite-l. Ok. Hai să mergem după ăsta roz. Cum ajung la ăsta roz? Cumva pe sus. Da, mă, da, pe aici. Ok, pe aici. Stânga. Urcăm. Stânga. Ia, mă, generatorul. Gata, bă, câte mai trebuie? 2 din 5, mamă, ne mai trebuie 3. Hai că mă dau pe topoganul ăsta foarte rapid. Dar nu văd nimica. Ce topogan ăsta, frate, că abia văd ceva, ești nebun? Coborâm pe aici. O să mă aștepte aici jos? Oh, uite-l. No, e prea prost. Nu poate veni la mine, să sperăm. Oh, ba da, vine. Bagă-te înăuntru. Sunt siguranță? Ok, ce dacă mă întorc și fug, nu știu, pe undeva pe aici? Așa. Du-te, sari! Păi, beatule! Mamă, nu-mi place jocul ăsta. Uite, nu pot să-l distrag cu ceva sau...
Bagă-te în topoganul ăsta, bagă-te în topogan. Așa. Oh, nu-mi place ceea ce se întâmplă. Am ajuns înapoi la generator, dar cred că trebuie să merg în cealaltă parte, că acolo văd mai multe cabluri. Problema este că nu prea îmi dau seama de spațiu. E efectiv un labirint aici și e foarte claustrofobic. Uite-l. Fugi. Du-te pe undeva. Oh, nu, cred că murim, fraților. Bagă-te aici, bagă-te. Gata. Fac cu inima la partea asta, ești nebun? Bă, jocul ăsta nu mă face prea vesel. Mă întristează, ești nebun? Ok, cum ajung în partea aia alaltă? Hai să ne gândim logic. Cum ajung în cealaltă parte, undeva pe aici? Gata, m-am găsit. Ok, uite, generator. Pornește-l. Gata, mă, așa, bun. Mai trebuie două, nu? Încă două, cred. Hai, fraților, că mă descurc. Eu sunt cel mai bun. Uite, acolo un generator, cred că am și văzut unul. Așa că, unde e ăsta? De ce l-aud așa de aproape? Fraților, mi-e frică. Oh, nu! Du-te, lasă-mă în pace, se bagă și el pe aici. Pornește-l, încă unul. Unde e ultimul? Fraților, încă un generator. Oare pot să-l pornesc? Du-te, mă, pe aici, așa. Îl au pe ăsta, cum râde pe aici. Mi-e frică, mă duc bine? Uite, ăsta, hai că ăla dacă este... Ăsta l-am pornit deja, atunci încotro. De ce l-aud așa de aproape? De ce îl aud așa de aproape? Bă, fraților, mă cac pe mine. Oare mă duc bine? Cred că mă duc bine. Dar e labirint, nu văd nimica. Nu știu unde ar trebui să mă duc. Am picat. Ăsta, gata. Nu pot să cred. Atât? Pleacă de aici. Du-te, salvează. Bă, jocul ăsta e coșmarul meu. La noapte când mă culc, o să visez cu ăsta, cu vine după mine în somn, frate, și eu trebuie să fug să aprind becurile alea. Ai, Doamne ferească, mă, am scăpat. Nu pot să cred. Da! Pentru asta merită un like. Bă, deci ce, mă bucur din întregul meu suflet, mă. Și n-am murit deloc, fraților. Eu sunt cel mai bun. Hai să reîncărcăm flashlight-ul pentru că bateria e consumată. De vie, ești nebun? De vie e consumată. Și... Oh, what? Bă! What? Zice că m-o banat. What? Mamă, frate, ești nebun? Oh! Ce? Ce? Chica? Intră! Oh, ce se întâmplă? Asta ce-a fost? Asta ce-a fost? Ok, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar am murit cumva. Bă, important este că am salvat, așa că putem continua de aici fără să repornim toate generatoarele. Așa că hai să plecăm și cred că o să ne baneze ăsta din nou. Ia să vedem. Zice că am făcut ceva rău. Eu? Care ăsta m-a urmărit și a vrut să mă omoare? Mamă, zici că e nebun cu capul, ești nebun? Ok, Freddy, deschide ușa, gura, curul, nu curul, ăsta, burta, așa, what, aici e toată gașca, ești nebun? Ok, mi-a zis Freddy că atunci când sunt băgat în el, sunt în siguranță, nu mă poate omorî absolut nimeni. Uite-l, mă, pe nesimțitul ăsta, dansează din Fortnite aici, dă din cur, ești nebun? Bă! Cum adică sunt în siguranță în Freddy că a murit? Bă, ce? Eu nu mai înțeleg nimica, deci nu mai înțeleg nimica. O zis Freddy că sunt în siguranță când sunt în el. Și uite-te că nu sunt, m-a omorât ăsta. Băi, băiatule, băi. Sunt foarte supărat că Freddy m-a mințit. Freddy nu este prietenul meu, Freddy este prietenul meu fals. Ok, fraților, haideți din nou pentru că acel este nebun la cap. Și acum ce trebuie să fac? Uite-l, mă, pe ăsta iarăși e acolo. Păi, beatule, ce face? Face backflip, sare peste cap, este cu capul. Uite-l, mă, ce pot să fac? Spuneți-mi, urmărește, este coșmarul meu, ești nebun? Oare unde ar trebui să mă duc? Asta e întrebarea mea. Mă urmărește, da, mă duc bine? Ciao, Monty. Așa mi-a zis în comentarii că se numește Monty. Crocodilul Monty, fraților. Și acum mă duc pe aici, oare pot să plec cu Freddy? Uite că am plecat, ok. Și unde mă duc? Mă duc înapoi de unde am venit? Na, pe aici? Pe aici? Gata! Cred că suntem în siguranță, nu? Ne ducem cu Freddy să... What? Eu trebuie să fiu aici înăuntru? Nu poți să ies afară. Bă! What? Bonnie, tu ești? Bă, ce? Nu mai înțeleg nimica din ceea ce se întâmplă. Efectiv, sunt confuz total. Nu mai înțeleg nimica. S-a întâmplat prea multe. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. What? O întrebat Gregory? Gregory? O întrebat Gregory ce o văzut, gen animatronicul ăla, iepurele ăla. Și zice Freddy că e fântână.
că e fântână în fața noastră. Freddy zice că vrea să ne ajute. Pe noi. Pe Gregory. Gregory. Mamă, ce nume i-a pus la asta. Gregory. Bă, bă, o scos afară. Mi s-a încărcat Freddy-ul? Asta e de bine, pentru că am citit în comentarii, tot voi mi-ați spus că Freddy dacă se descarcă, atunci mă poate omorâ. Freddy, ce faci măi Freddy, măi Freddy, măi? Ok, deci cu Q îl putem chema pe Freddy dacă avem probleme. Perfect! Freddy este prietenul nostru cel mai bun, am umblat în copilărie la grădiniță cu el, este cel mai mișto. Bun, o zis că mai avem vreo 5 ore de supraviețuit, așa că... Baftă mie, cred, habar n-am. O să salvez acum aici foarte rapid și să vedem ce putem face. Am mai citit un comentariu unde mi-a spus cineva să mă duc la ceva El Chips ca și misiune, că e mai ușoară. Habar n-am, nu știu, eu mă iau după ce îmi ziceți. Vă iau sfaturile și să știți că citesc fiecare comentariu. Și acum haideți să ne ducem pe aici. E mult mai fain că avem o lanternă acum, adică pot să văd ceva mai mult. Și... am auzit? Paș? Freddy! Uau! Wow, wow, wow! De ce e atât de horror, Freddy, ăsta? Bă, tu trebuie să fii prietenul meu, nu să mă sperie, ești nebun? Ce e aici? Baie, nu trebuie să mă piși. Freddy, încetează să mai fii creepy, te implor. Încetează, bine? Freddy e cam în lumea lui, da, e în regulă. Mi-a zis că pot intra într-o zonă cu security badge-ul meu. Oare în care zonă? Bă, bă! Bă, Freddy, mă, stai, mă, nu mă mai speria. Unde trebuie să mă duc? Stați un pic. Ok, deci astea sunt misiunile și avem aici harta. Ah, da, mulțumesc de hartă. Chiar e o hartă de folos. Chiar o să mă ajute foarte mult. Îți mulțumesc, Freddy, pentru acea hartă. Păi aici nu mai putem merge, deci presupun că undeva în jos, asta tind să cred, deși habar n-am. Hai să vedem unde am eu cheiță și ar trebui să intru. Chestia aceea, să sperăm că nu mă sperie, că atunci ai dau un pumn în gură. Oare mă duc pe aici, pe undeva? Oare trebuie să mă reîntorc? Habar n-am. Ok, deci de aici am ieșit episodul trecut, parcă, nu? Pot să mă întorc înapoi? Uite că pot. Bă, nu știu unde mă duc. Nu știu dacă mă duc bine. Aflăm, fraților. Para-pa-pa-pa-pa-pa-pam. Și aici pot salva. Oh, what? Zice că mă pot ascunde. Ok. Eu știu că mă pot ascunde. Out of order scrie doar că invers și nu pot deschide. Deci nu încoace. Ha! Ce tare, am venit aici înapoi pentru nimica. 5 minutes later. Ok, fraților, am revenit. M-am uitat pe internet pentru că... Cum stă Freddy aici? Ok, m-am uitat pe internet pentru că nu prea știam unde trebuie să mă duc. Și aparent trebuie să intru în Freddy, în burtica lui Freddy, să mă mănânce așa. Și acum putem intra pe ușile astea, măi băiatule. Dar nu prea știu de unde trebuia să ghicesc eu asta. Așa că... Oh, am ieșit afară. Nu știu dacă trebuia să ies. Ok, fraților, și acum coborâm undeva cu liftul. Ne ducem în iad, probabil, unde ar trebui să stai acești animatronici. Ia mă, da. Oh! Hi, please take this map. Take a map. Ce vreți de la mine? Ce vreți de la mine? Ce vreți de la mine? Ce-i ăsta? Ce? M-am căcat pe mine, ești nebun? Fez map. Băi, băiatule, de ce o trebuie să fac cu inima pentru această hartă? De ce o trebuie să fac cu inima? Eu nu înțeleg. Ok, avem ceva hartă, cică. Ia să vedem ce-i cu harta asta. Hai că da, foarte frumoasă hartă, foarte frumoasă hartă. Ok, deci noi suntem aici și... da, zona asta este imensă, frate. Băi, e imens rău de tot. Ai de capul meu... Cine a construit asta? Ăsta e raiul lui Freddy, ești nebun? Ok, nu știu dacă ar trebui să cobor sau dacă ar trebui să urc sus, dar le încercăm pe toate, ești nebun? Acum urc sus și să vedem cât de sus putem merge și unde mergem. Hopa, îl au pe Freddy. Zice, ușa de la El Chips e deschis. Da, mă, da, mi-a zis un abonat să mă duc la El Chips. Unde e El Chips? Unde e El Chips pe hartă? Ajutor, Freddy, ajută-mă, unde e El Chips? No, nu știu unde este El Chips, foarte rapid o să-mi reîncarc aici flashlight-ul meu prețios și să căutăm El Chips, uite, da, mă, da! Ne ducem la El Chips, fraților, și nu știu ce se întâmplă la El Chips ăsta, ce se întâmplă aici, îmi dă chips? Îmi dă chips? Sper să fie cu cașcaval atunci. Ziceți în comentarii ce chips vă plac vouă. Hai să nu ne prindă chestia asta de aici. Ia mă, robot, ești nebun? Îmi face coșmaruri. Ok, am deschis ușa și... Oh, el este El Chips, ești nebun? Băi, băiatule, ce sunt cu mascotele astea? Hai să salvăm foarte rapid. Și acum ne ducem pe aici, pe la El Chips. Ia, ce asta? Pot să mă joc pe aici? Pot să arunc cu ouă? Nu știu dacă pot să arunc cu ouă. Ia la mă pe El Chips, mă. Băi, băiatule, cum arată, ești nebun? Oh, mamă, ce coadă are și ce un cur.
ăsta face aici curat, hai să nu ne apropiem de el sau de ea, pentru că presupun că se va întâmpla ceva groaznic. Și acum, se încarcă jocul? Ce se întâmplă aici? Deschide ușa, creștine. Unde am ajuns? Nu știu ce-mi zice Freddy, dar au zis well done, adică mi-au zis că am făcut treabă bună. Deci, cred că e de bine. Îmi zice să caut o ușă pe care este un simbol de securitate. Oh, ce? Ce, mă, ce? Ce? Oh! No! Ce pățiș? Sunt foarte confuz, efectiv, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Am deschis ușa și am auzit că fuge cineva și urlă și atât. Asta este, fraților, mai încercăm o dată. Măcar știm că cineva ne urmărește și cred că a fost Roxy, Roxana. Deci acum... Oh, băi băiatule, ce m-ai speriat, băi băiatule. Deci asta e harta, avem camere. Uitați-o pe Roxy! Da, mă, da, deci aici este Roxy, trebuie să ne ascundem de Roxy, ok, dar nu știu unde e Roxy. Știm că este aici Roxy, dar nu știm unde este mai exact Roxy. Și mi-a zis Freddy că trebuie să caut ceva, wow. Trebuie să caut ceva ușă cu simbol de securitate pe ea. Ok, haideți să începem căutarea. Păi băiatule, nu mă urmări, nu mă... Oh, nu, o să mă prindă. Ce-i ușa? Ușa, uite, ușa asta. Merge? Nu merge. Nu se deschide, Freddy, mai păcălit. Ok, frate, o trebuie să mergem în altă parte. Find the door on the security office. Cum ajung eu la door on security office? Că mă caută toată lumea și cam orice mișcă vrea să mă omoare, ești nebun? Uite, inclusiv chestia asta vrea să mă omoare. Hai să fugim rapid pe lângă. Nu face gălăgie. Ce fac? Ușa asta roz, poate ușa asta roz. Ia. Hai, te rog. Oh, nu, e baie. Și e baie de fete. What? Ce caută aici? N-am ce căuta acolo. Ascunde-te. Așa, haideți să respirăm un picuț pentru că mi-e groază de ceea ce se întâmplă. Approximately 10 hours later. Ok, am respirat foarte puțin. Acum... Roxy? Oh, am belit-o. Păi ce fac? M-am ascuns. Și acum ce? Unde mă ascund? Mă urmărește. N-am unde să mă ascund. Mă ascund aici. Gata, aici stau. Oh. Unde-i? M-a pierdut? Nu mă știe, eu sunt un șobolan profesionist, sunt o capibara profesionistă mai exact și nu mă va găsi pe mine Roxy niciodată, dar pe Freddy nu-l pot chema. Nu merge să-l chem, evident, Freddy nu este un prieten adevărat pentru că la nevoie nu mă ajută. Ok, fraților, ce? Ce-am făcut? Băi, băiatule! Ok, fraților, trebuie să vă mărturisesc că jocul ăsta e greu și nu m-am așteptat să fie așa de greu. Da, ușa închisă, bla bla bla. Hai să mergem mai departe. Pararam, pararam, pam, pam, pararam, pam. Trebuie să avem grijă de Roxy Roxana. Chica Gagica a plecat, s-a supărat, dar a rămas Roxy Roxana, care este undeva pe aici, dar uite-te că mă pot ascunde, deci asta e de bine. Măcar îmi dă șansa jocul să mă ascund. Unde sunt? Deci este atât de liber pe aici, este dubios că este... Au ceva. Dar ce? Întrebarea este ce au... Ați văzut-o? Ok, hai, încet, așa, încet, ne furișăm, nu, vine încoace, uitați-o, zice că sunt nimica, cum adică sunt nimica? Păi băiatule, Roxy, de ce vorbești așa de urât de mine, uitați-o, ok, ce dacă mă furișez rapid pe aici, așa, să sperăm că nu m-au văzut și oare trebuie să mă duc la ușa aia? Fraților, cred că am scăpat de ea. Cred că am scăpat. Băi, e închis! Bă, Freddy ăsta își bat... Nu! Ce-am făcut? Nu! Nu pot să mor așa, deci nu! Ascunde-te! Te rog să nu mă fi văzut, te rog! Nu cred că m-a văzut, că aud că vine de departe. Nu cred că m-a văzut, bun! Cumva am scăpat! Ok, fraților, sper că a plecat. Sper foarte, foarte mult. Și acum, haideți să mai căutăm pe unde mai putem merge noi în zona aceea. Deci acolo e închis, ok. Pe unde mă mai pot duce? Pe aici? Nu, acolo mă ascund. Bă, zona asta e imensă. Unde trebuie să mă duc? Trebuie să ne uităm după fiecare ușă posibilă. Poate pe aici, poate am ratat ceva ușă pe aici. Nu știu dacă mă duc bine pe unde mă duc, dar eu încerc să caut orice ieșire. Nu! Tu te bă de aici! Pleacă! Fugi pentru viața ta! Fugi! Uite, ascunde-te! Unde mă ascund? Am murit, fraților! Am murit! La revedere!
Da, mă știe, murim. 3, 2, 1 și... Nu vă speriați că o să murim. Oh, oh. Da, mă, da. Cum o deschis așa. Cineva aici? Uite o pe Roxy acolo. Se duce fix unde vreau să mă duc și eu. Cât de genial. Ok, o să mă furișez pe aici. Să sperăm că... Să-mi ba piciorul, să-mi ba piciorul. Uite că mă pot duce și pe aici. Lasă că e bine. Lasă că e bine, numai să nu mă vadă. Principalul este să nu mă vadă. Și mă furișez pe aici. Și uite, intru pe aici. Gata? Aud o muzicuță. Gata. Nu e gata. Cine e ăsta? Mamă, dar urât este, doamne, să-mi fac 5 cruci deodată, ești de bun? Fugi, fugi, nu vreau să mă uit în spate. Nu vreau să... Wow, 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 fugi. Fugi, fugi, nu știu unde mă duc, dar fugi. Bă, nu mă omoră Troxy acum, cum ar fi să mă omoare nesimțitul ăsta? Fugi că mă prinde, fugi că mă prinde, fugi că mă prinde. Oh, oh, ia-l-ai. Bă, gândac umblător, ești nebun? Doamne, ferească-mă. Gândac umblător. Dar hei, până la urmă am ajuns unde ne-am dorit. În sfârșit, după 101 ani. Ha-ha, pot să deschid ușa? Nu pot să deschid încă ușa aia. Am nevoie de ceva badge. Poate de aici? Ia, pot să salvez. Gata, bă. Salutare tuturor și parara, pa, 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 pam. Nu știu ce am zis. Bine ai găsit la seria voastră preferată și seria mea preferată cu Security Breach, episodul 3. Bă, sunt foarte entuziasmat pentru că îmi place jocul și mă bucur că vă place și vouă seria. Bun, acum am rămas în zona asta. Aici s-a terminat episodul 2 și suntem în ceva... ce e asta? Birou? Unde ne uităm la camere de filmat? What, am apăsat nasul lui Freddy și-o scos un sunet. Ia să vedem ce am primit. Ce e acolo? Security Breach? Bă! Bă, ce e asta? Ce se întâmplă? Oh, nu, e cu tremur. Pică toată, tot de aici. No, 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 salvează. Nu pot salva. Freddy, ajută-mă! Zice să nu mă panichez. Totul e pe lockdown. Zice că o să ne deactiveze el alarma, dar durează niște... Wow, ce? 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 Ce te... Ah, ce se aude? Oh, vine cineva? Cred că trebuie să supraviețuiesc. Trebuie să închid ușile? Stai un pic, ce fac? Oh, uită-te acolo! Uită-te! Uită-te! Ăștia bat la ușă! Wow, cine e ăla? Oh, să nu-mi zici că vine pe partea... Bă! Bă! Bă, ce-am făcut, ce-am făcut, ce-am făcut? Fraților, abia au început! Oh, stați, un pic de pauză. Bă, abia au început episodul și deja fugi după mine Roxy, Foxy, Monty, Freddy, gagica lui Freddy, gagica lui Chica. Chica are gagică? În fine, ați înțeles, voi, deja e dezastru aici. Băi, băiatule, a venit gașca zurli după mine. Oh, na bun, ce fac? Uite, ăștia dau aici în ușă, vor să-mi spargă ușa și... Ce se întâmplă dacă rămân fără baterie? Se deschide ușa și am să mor? Vă rog frumos, plecați! Mai este cineva aici? Uite, a plecat, a plecat, a plecat. Oh, 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 oh! Nu știu ce fac. Ia, poate s-a deschis? Oh, nu s-a deschis. No, ce fac? Cum? Salvează! Nu pot salva. Fraților, sunt panicat și acum așteptăm după Freddy, ca Freddy să pornească curentul sau să oprească lockdown-ul ăsta sau ce face Freddy. Hai, deschide ușa. Ok, ok, cred că pot deschide și aici. Și acum cred că doar așteptăm. Așteptăm. În liniște, pentru că a plecat toată lumea. Nu știu cât trebuie să așteptăm, dar trebuie să așteptăm. Ce? Încă 1 minut 34? Cum stau aici 1 minut 34? Pentru că rămân fără baterie, ești nebun? 1 minut 24 încă, fraților, cred că o să murim. Ce? Wow, wow, wow! Uai, ce m-a speriat! Să nu-mi zici că vine și aici, să nu-mi zici că vine și aici. Uite-l pe Monty, ok? Ok, aici este în liniște. O plecat și de aici. Și acum... Ce ar trebui să fac? Oh, oh, wow, 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 încă 45 de secunde, nu, uite cum vrea să intre, ai de capul meu, iese capul prin ușă, băi beatule, bă, nici ușa nu-i poate opri pe ăștia, oh, nu, rămân fără curent, rămân fără curent, rămân fără curent, oh, 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 opa, oh, te-am rămas fără curent, nu-i corect, nu-i corect. Sunt supărat, sunt supărat, foc! Nu-i nimica, mai încercăm o dată. Să sperăm că de data asta o să meargă totul un picuț mai bine. Hai să apăsăm nasul lui Freddy? Și și-a deschis gura. Acum eu sunt dentistul și trebuie să-i bag mâna în gură. Wow! Oh, nu. Ce nu-mi place mie asta. Ok, fraților, trebuie să supraviețuim.
Hai să stăm în liniște aici, până nu vine Roxy sau Monty. Trebuie să sprețim 2 minute jumate. Nu poate fi așa de greu, dar nu poate fi nici așa de ușor. Uite-l pe Monty. Oh, cred că murim, fraților. Cred că murim. Cred că murim. Cred că murim. Nu! Nu! Oh, bună! Roxy, Roxana! Ce face Roxy, Roxana? Mamă, ce coadă are Roxy, Roxana! Roxy, Roxana! Oh, Roxy, Roxana, la revedere! N-ați văzut absolut nimica? Să sperăm că Monty nu vine pe aici, că dacă vine și Monty pe aici, atunci situația este cam groasă și nasoală. Wow! Wow, uite pe amândoi acolo, mă! Doamne, ce proști, degeaba! Ușa e închisă, nu se poate intra! Degeaba dai tu în ușă, degeaba, degeaba! Pleacă de acolo, pleacă de acolo, pleacă! Nu, nu este pentru tine, caca, nu e voie. Ok, cred că pot deschide ușa. Ok, hai că o plecat. Hai că tot este în regulă, frumos. Nu ne speriem. O să fie tot în regulă. Pot să trec eu de partea asta, pentru că sunt un jucător profesionist de Five Nights at Freddy's. Securitate, alarmă, cum se numește jocul ăsta. Uite-l pe Monty, uite-l, îl vedeți? Stai, fraților, că vine și Roxy, Roxana. Dar cred că vine aici, oh, oh. Sau? Pe unde vine? Încă un minut, hai că putem. Încă un minut se poate. O, uite-o pe Roxy! Roxy, Roxana, ce faci, Roxy, Roxana? Astăzi nu cântăm nimica la gitară pentru că nu este voie. Închide ușa, ok? Și să avem grijă la Monty. Unde e Monty? Uite, uite pe Monty. Uite, uite, uite. Nu ne vede. Hei, ceau, Monty, ce ochelari proști ai. Haha! Ok, fraților. Roxy încă încearcă să intre acolo. Monty încă... încă e cam aiurit, fraților. Monty nu vede de ochelari. Uite că vine, uite că vine, să ne pregătim dacă ne vede. Să închidem ușa, cred că ar trebui să o închidem. Ia, am închis-o, ok. Și cred că a plecat Roxy. Roxy, Roxana, a plecat Roxy, Roxana. Hai mă că nu-i greu, m-am speriat degeaba. Trebuie doar să fiu atent. Și uite-te, încă 30 de secunde. Foarte ușor. Cred că aici e liber. Ok, încă 10 secunde. Băi, eu închid ușile 10 secunde. Le închid, le închid, le închid. Gata, așa. Hai să stăm în siguranță, ce să ne panicăm? Avem baterie cât ne trebuie. Încă o secundă, ia să vedem ce se întâmplă. Wow, 1.30 AM, e 1.30 dimineața. Bă, ce? Nu! De ce? Îmi vine să plâng, îmi vine să plâng. Yes, 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 încă 6 secunde, încă 6 secunde, dă-i și cum se termină, salvezi, cum se termină, salvezi, 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 dă-i, salvează, salvează până nu mor, salvează până nu mor. Fui, deci asta a fost cea mai groaznică experiență din jocul acesta. Ok, gata, nu mai mi-este frică, pot să mor, dă-te naibii că nu mi-e frică de tine, lasă-mă în pace. În orice caz, fraților, nu îmi mai este frică de absolut nimeni și nimica, pentru că acum am supraviețuit. Nu știu unde trebuie să mă duc, dar, wow, ce? Ce s-a întâmplat? Uite-o pe, am văzut-o pe Roxy. Roxy, Roxana, băi, beatule, băi, 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 stați, unde mă pot ascunde, unde mă pot ascunde, stați să discutăm, stați să discutăm. Uite, 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 uite. Nu cred că mă poate vedea pe aici, că este prostuță. Roxy, Roxana, ce ai făcut? M-ai pierdut? Doamne, ce noob. Uite și un cadou. Hai să-l deschidem. Ba la 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 la. Mamă, fix de asta am avut nevoie, de masca lui Monty, mă, ești nebun? Știți la ce mă gândesc? Cum ar fi ca atunci când deschid un cadou de asta să-mi sară un jumpscare? Să mă sperie. Cred că m-aș căca pe el de joc. Ce-i zona asta? Ce-i aici? Unde sunt? Ce e ăsta? Level 3 Security Pass. Normal că nu am așa ceva. Uite-o pe nebuna aia. Normal că m-a văzut. Fugi! Nu știu unde fug, dar fugi! E închis aici. Uite, acolo pot salva. Oh, oh, oh. Am văzut că acolo pot salva. Poate trebuie să merg acolo și să salvez. Dar unde sunt, fraților? Sunt în galaxie! Sunt în galaxie! Hai că sunt galaxie dacă e. Nu știu unde mă duc. Mă duc undeva. Mă duc unde nu știu unde mă duc. Uite, emergency exit. Nu aici trăsezi. What? Am ajuns undeva. A, și ne zice Freddy că nu putem ieși afară dacă nu suntem un VIP. Evident că nu putem pleca. Zice că sunt norocos că n-a luat foc clădirea. What? O să iei foc clădirea mai târziu? Oh, oh, oh. Da, fix de asta am avut nevoie. Mamă, dar urâte să-mi bat piciorul. Fuga, 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 fuga. Are you lost? Yes, I am lost, baby girl. Unde să fug? Mă ascund aici. Gata, fraților. Voi ați văzut pe cineva aici? Ați văzut cumva un Gregory care fuge pe aici? Că eu nu!
Roxana, nu este nimeni pe aici. Absolut nimeni. Poți pleca. Poți pleca. I bet I'm your favorite. Nu, nu ești favorita nimănui. Poți să pleci. La revedere. Chica Gajica este favorita mea. Chica Gajica. Oh, de ce vine încoace? Oh. Mamă, dacă mi se aude capul sau ce-i face așa? Ok, a plecat. O să ies ușor afară și băga-mi-aș piciorul, cred că m-au văzut. Băga-mi-aș piciorul, cred că m-au văzut și cred că am să mor. Oh, nu, nu pot să mor așa fără să fi dat save. Ce e asta, planetariu? Zice să mă predau că nu pot câștiga. Ei bine, uite-te că am să câștig și am scăpat de tine, sper. Și acum cred că pot să... Nu pot să cred așa ceva, ce a fost asta? Asta a fost bătaie de joc. Ascunde-te, ascunde-te, ascunde-te. Mamă, fraților, ce era să mor, voi ați văzut? Dar eu n-am știut că pe acolo pot să merg groată. Ce treabă e asta? Oh my god, mi-e frică. Ok, o să mă furișez pe aici și trebuie să o lăsăm să plece. Uite, uite, am văzut-o, am văzut-o. Ok, pentru că dacă nu pleacă, nu putem salva. Și dacă nu salvăm, am murit. Și dacă murim, trebuie să o luăm de la început, așa că salvează rapid. Rapid. Bine, mă! Mă scuzați, m-am bucurat un pic prea mult. Dar sper că ne-am bucurat împreună, fraților. Și acum, mamă, deci sunt prea bun la jocul ăsta, mă. Pentru asta merită un like acest videoclip. Bun, acum trebuie să ne ducem undeva. Dar problema este că nu știu pe unde. Și Roxy, Roxana, este pe urmele noastre. You are nothing! De ce îmi zice că sunt un mare nimica? Mă urăște Roxy, Roxana. Dar de ce? Mamă, ce tricouri faine pe acolo. Cum ar fi să-mi cumpăr un tricou de la Freddy Pizzeria Chica? Ololololo. Pe unde mă duc? Nu știu dacă mă duc bine pe unde mă duc. Unde ar trebui să mă duc? Asta este întrebarea mea. Bă, nu știu, ne plimbăm pe aici. Sper să ajungem undeva. Bă, fraților, unde trebuie să mă duc? Stați un pic. What? Trebuie să intru acolo? Cred că chiar acolo. Da, mă, da, acolo trebuie să intru. Pentru că acolo mă așteaptă Roxy. Oh! Bă! Fugi! Fugi, bă! Fugi! Fugi înăuntru! Fugi înăuntru! Fugi înăuntru! Deschide ușa! Gata, mă! Am Nu! Nu, Roxy, nu! A, salut! Ciao! Îmi dai o hartă? What? Iubită nouă? Iubită nouă, fraților? Cine e asta? Ce s-a întâmplat? Oh! What? Unde ne-am trezit? Unde suntem? Freddy, ești cu noi? Oh! Vanessa! Eee, Chica Gajica nu mai este iubita noastră, este Vanessa, fraților! ia să, stați să fiu atent la cine zice. What? Cheamă poliția pe noi pentru că ne-am furișat prin pizzeria lui Freddy. Veni? What? De ce a vorbit un iepure sălbatic? Băi, beatule, pe aici nu putem merge. Hai să-mi încarc și eu flashlight-ul, că nu prea mai are baterie. Și care-i povestea? Oh, ce e ăla, mă? Vine după mine! Vine după mine! Ce trebuie să fac? Nu! Nu! Ascunde-te! Ascunde-te! Nu! Ciao! Ciao! Ce faci? Cum ești? Cine ești? Ce faci? Să nu-mi zici că... Cum ai intrat pe ușă? Stai un pic! Stai un pic! Stai că putem discuta! Stai că... Ce demon este ăsta, mă? Eu am citit comentariile voastre de la episoadele anterioare și mi-a zis de ceva Veni, că e ceva virus sau ceva chestie posedată de mimic. Nu știu ce am citit, habar n-am, dar cred că am întâlnit acest Veni chiar acum. Și trebuie să vă zic că acest Veni este groaznic. Uite aici un cadou și să vedem. A, șurubelniță? Trebuie să o bag în cur la Veni? Ok, o să-mi reîncarc rapid flashlight-ul și trebuie să găsim o metodă de a ieși pentru că Veni vine după... Oh, de ce nu merge? Uite! Înainte nu l-am putut deschide că n-am avut șurubelnița. Gata, mă, m-am prins. Ieși afară și... Am turit-o! Oh, nu se distrează nimeni! La revedere, Veni! La revedere, Veni! Oh, vine după mine? Unde-i Veni? Mamă, vorbesc cu un virus, ești nebun? Unde mă duc? Mă duc? What? Ia, uitați-o, uitați-o. Ai de capul meu cum se aude. Unde trebuie să mă duc? Superstar Pickup Daycare. Aici, uite, Freddy nu este acolo. De ce o aud pe asta peste tot? Freddy, nu ești aici?
Oh, Freddy. Freddy, unde ești, Freddy? Ok, fraților, încerc să mă uit pe hartă. Go to the atrium. Unde este atrium? O să presupun că trebuie să mergem încotro. Am văzut-o pe Veni. Acolo în jos. Veni, ești pe aici? Veni, veni, veni. Uite. Ok, deci ea umblă pe acolo. Ea ne caută. Bă, am o întrebare. Să-mi ziceți în comentarii. Ea este Vanessa? Doar că e sub forma unui monstru, să zic așa? Sau care-i faza? Unde ar trebui să mă duc? Unde ar trebui să mă duc? Presupun că trebuie să mă duc. Uită-te pe aici. Cred că m-au văzut. Fugi. Nu știu cât de rapidă este. Dar pare să fie foarte rapidă. Foarte rapidă! Ok, fraților, ce am învățat nou e că Veni ăsta e foarte rapid și dacă te-a văzut, nu prea ai ce să mai fugi. Mă gândesc să încercăm să intrăm în lift aici. Oare ce pățim? Oare putem intra aici în lift? Ia să vedem. Da, mă, da, uite-te! Opa, l-au pe Freddy. Am dat să cobor sau să urc, nu știu. Zice că dacă primesc acest mesaj să mă duc la etajul 2 la ceva cu Roxy. Ok, deci trebuie să mergem acolo. Come to the Roxy Raceway. Deci trebuie să mergem la Roxy Raceway. Știți unde e aia? Nu? Nici eu! Ha, ce genial! Va trebui să-l găsim împreună. Super tare. Unde e Roxy Raceway? O zis la etajul 2. Asta am reținut că o zis la etajul 2. Nu știu dacă mă duc bine pe unde mă duc, dar haideți să salvăm foarte rapid aici, pentru că uitați, o oportunitate de a salva jocul este de fiecare dată un semn bun, așa că l-am salvat și ne ducem pe unde... Ce se aude? Ce se aude așa? Și ne ducem pe unde apucăm. Ia, venim aici, așa, și ce? Temporary close, zice că temporar este închis. Nu știu dacă am voie să umblu pe aici, dar uitați că eu am venit. De ce o mai aud pe Veni? Să nu zici că mai vine după mine. Bă, fraților, de ce o aud pe Veni? De ce vrea Veni să mă omoare? Nu știu ce fac, nu știu unde mă duc, nu știu unde sunt. Zici că sunt la ceva gunoi să-mi bat piciorul dacă nu, dar încerc să ajung. Wow! Mamă, ce m-a speriat! Băi, pleacă de aici! Băi, nesimțitule, dar cred că sunt pe drumul cel bun. Uite, poate aici sus? Oh, am urcat undeva, dar nu știu unde. Gata, bă, unde am venit? Ăla-i Freddy? Freddy? Ce-ai pățit, Freddy? Bă, Freddy! Oh, nu! Freddy! Ești ok, Freddy? De ce ai picioarele jugoase? Freddy! Oh, nu! Oh, nu! Îl doare între picioare! Oh, nu! Ce-a pățit, Freddy? Ce jugos îi! Cred că trebuie să facem o băiță! Freddy, putem face ceva pentru tine! Ajută-mă să ajung la Parts and Service! Da, o să te ajut, dar cum ajungem acolo? Fraților, nu, Freddy, nu, Freddy, ce-i cu tine? Băi, Freddy, băi, hai să-mi reîncarc foarte rapid aici ăsta și trebuie să-l ajutăm pe Freddy cumva să îl reparăm și cred că ne ducem pe aici. Au zis să mă duc prin ușa pe la spatele lui, nu știu ce mi-au zis pe acolo, dar eu mă duc pe aici. Iar e Roxy aici. Băi, eu nu mai scap de Roxy, să-mi bat piciorul. O răs pe Roxy din întregul meu suflet. Nu sunt singur pe aici. Sunt convins că este aici și Roxy pe undeva. Unde sunt? Aoleu, ce-i cu zona asta imensă? Ajutor. Uite-te, aici este o ușă. Să vedem dacă putem deschide ușa asta. Nu, nu, nu putem, ok? Atunci am mai văzut o ușă acolo. Și o aud pe Roxy. Uite-o. Ok, hai să mergem. Pot să mă bag pe aici? Nu pot, sunt prea gras. Dar să sperăm că Roxy nu vine în partea asta. A plecat? A plecat, bun. Uite, acolo e o ușă, exit. Să sperăm că pe acolo. Ce picioare gălăgioase are Roxy asta. Hai să mă bag foarte rapid aici. Ce? Cum? Bă! Cum adică îmi trebuie pas? Băi, viatule, asta e bătaie de joacă. Nu, Roxy, n-ai văzut pe nimeni? Nu-i nimeni acolo, nu-i nimeni aici, nu-i nimeni nicăieri, măi, Roxy, măi. Ok, frate, atunci ne furișăm în coace, presupun, rapid, până Roxy, Roxana nu ne vede pe noi, că este prostuță. Și acum fugi, dă-te picioare, Gregory. Nu știu dacă mă duc bine pe unde mă duc. Au, o să presupun că mă duc bine. Sunt pe un hol foarte, foarte lung. Și fugi.
Uite aici mă pot ascunde. Cred că trebuie să mă ascund dacă vine asta după mine, nu? Pot să ies? Am ieșit? Da mă, da, pot să ies. Uite, fugi pe lângă asta, fugi pe lângă asta. Ia ce orbă-i. Prostuțule, măi, prostuțule. Și aici cred că mă pot ascunde, nu? Nu, 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 nu. Ia că pot să intru pe ușa asta să vedem. Am găsit ceva aici. Are you lost? Nimeni nu este lost, măi Roxy, ce vorbești? Nimeni nu este lost. Oh, vine asta. Intră, intră, ascunde-te. Ok. Să sperăm că a trecut. Și dacă a trecut, fugi, 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 fugi. Nu știu unde mă duc, dar să sperăm că mă duc bine. Și încă unul de ăsta, uite că ăsta mă caută pe mine. Dar ne ascundem noi. Așteptăm să treacă. Așa, bă, bă, cum adică? Stai, bă, stai, stai. Cum ai văzut? Nu-i corect, nu-i corect. Fugi, fugi pentru viața ta, fugi pentru viața ta. Bun, bun, unde am ajuns? Am ajuns unde trebuie? Poate aici? Da, mă, da, salvează, salvează. Urgent, salvează. Asta e tot ce contează, să salvăm. Da, mă, da, am salvat, da, mă, da. Bun, acum mă simt mai în siguranță pentru că am salvat. Și acum ar trebui să ne și reîncărcăm această sursă de lumină. Bararapa. Bun, unde trebuie să mă duc? Pe aici? Că nu prea am înțeles unde trebuie. Oh, ok, bine, păi pe aici atunci nu intrăm. Uite, megafoane! Ce dacă iau unul de ăla și mă bășesc în el? Ha? Doamne, ce idei stupide am. Dacă nu merge să intrăm nicăieri pe aici, presupun că pe ușa asta mare și roșie, nu? Da? Da, uite, uite un cadou. Opa, suntem pe drumul cel bun dacă am găsit un cadou. Să vedem ce va fi. What? Flashlight battery upgrade? O să avem mai multă baterie? Asta e de bine, nu? O, nu-i nimica, fraților, că am mai găsit aici un cadou aș care... Să vedem ce o să ne ofere, să sperăm că ceva card. Da, mă, backstage pass! Și acum trebuie să mergem cu backstage pass-ul ăsta, pare mi se aici, pentru că înainte nu am putut intra. Dar acum suntem șmecheri și intrăm și uitați-vă ce nas are Monty. Și se uită așa foarte îndrăgostit la Roxana. Păi băiatule, ce se petrece pe aici? Unde am ajuns? What? Ce se aude așa, voi auziți? Bă, ce se aude așa? Aici? Aici? Fraților, pe cine auzim așa? Cine face așa de urât? Aici? Unde am intrat? Verde. What? Ce-i aici? Doamne, ce nu-mi place, doamne, ce nu-mi place. Bun, dar unde pot salva? Ok, acum am reîncarc flashlight-ul, dar nu am găsit unde aș putea salva. Unde? Unde pot salva înainte să se întâmple ceva groaznic? Vă rog, dați-mi șansa să salvez, vă implor. Păi, fraților, cred că nu o să salvăm și cred că ne ducem pe mila lui Dumnezeu și oare ce trebuie să fac aici? Oh, nu. Iarăși va trebui să supraviețuiesc. Oh-oh. Să-mi bat piciorul. Security badge am primit. Și? Gregory, ce ai făcut? Ceva s-a întâmplat. Pot să comunic din nou cu tine. Nu știu ce am făcut. Te-am reparat. Eu sunt doctorul jocuri horror. Pam, pam, pam. Și? uite. Aici e un buton. Mai aici. Oh. 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 Unde vin ăștia? Ușă? Mov? Portocaliu? Ce? Deci avem gitară roșie, avem gitară verde, avem microfon roșu și de ăsta albastru. Și eu trebuie să închid ușile unde vin ăștia, ok. Bă, dar unde e Chica Gagica? Că n-am mai văzut-o pe Chica Gagica. Trebuie să-l căutăm și pe Freddy între timp, că nu știu ce trebuie să-i fac la Freddy. Că dacă nu-i fac asta... Oh! A, bun! Gata, m-am prins! Trebuie să electrocutez. Roxy bate la ușa asta. Oh, nu, sper să nu intre. Sparge! Așa, bun, 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 bun. Sunt panicat, fraților. Uitați-l pe Freddy, trebuie să-i deschid ușa. Da, mă, dai, am deschis ușa, bun. Ăla nu face nimica. Ăsta îi afeca, stă pe loc. Mamă, fraților, iar sunt panicat. Deci, să vă explic, trebuie să-i electrocutez la ușa la care vin ăștia. Și între timp trebuie să-l ajut pe Freddy, pare mi se. Opa, 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 ăsta e aici. Electrocutează-l, așa. Deschidem pe Freddy. Și bate la ușa asta, rapid. Așa, am electrocutat, bun, bun, bun. Tararapa, pararapa, toată lumea stă pe loc. Și trebuie să-i deschid ușa între timp la Freddy. Dar unde-i Freddy? Că nu-l văd pe Freddy. Nu-l mai văd pe Freddy. Uite-l pe Freddy, uite-l pe Freddy, uite, 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 uite-l. Deschide-i. Ăsta bate la ușă. Ce ușă? Ușa MOV. Ușa MOV. Deschide ușa MOV. Și Roxy bate la cealaltă ușă. Asta, asta, deschide, deschide, deschide. Bun, trebuie să-i deschid ușa din nou la Freddy, dar mă întreb unde este Freddy. Uite-l mă pe Freddy cum stă acolo, dă cu mâna să-l ajut. Gata, l-am ajutat, dar de timp se bate la ușă. Ce ușă? Unde? Ce fac? Uite-l pe Freddy! Ce face? Pe Freddy! Ciao! M-am prins! Am scăpat! Am scăpat! Oh, nu pot să cred.
Nu pot să cred. Unde mă duc? Unde mă duc? Salvează! Salvează! Doamne! Dumnezeule, îți mulțumesc! Jocul ăsta este un pum de adrenalină, așa, vin pum de adrenalină către mine cu jocul ăsta, ești nebun? Ok, o zis Freddy să-l urmărim acum. Nu știu cât mai rezist, fraților. Jocul ăsta... am rămas fără cuvinte, efectiv. Jocul ăsta te mănâncă psihic. Adică, voi când vă uitați la mine, nu obosiți așa de mult decât cum obosesc eu jucându-mă jocul ăsta și simțind presiunea aia că, bă, fă aia, că dacă nu o să mor și... Dar îmi place jocul. Îmi place și mă bucur că vă place și o să vă uitați la mine cum stau eu aici și mă cac pe mine că vin niște animatronici după mine. Doamne Dumnezeule. Ok, hai să ne ducem. Freddy urcă undeva. Și mi-a zis că trebuie ceva muzică să pun. Asta mi-a zis că va trebui să fac. Nu știu, ascultăm muzică cu Freddy. Hai, Freddy! Hai, ce te mișca și un bătrân? Haide-mă! Oh. M-am dus din greșeală pe lângă trepte și mi-am rupt un picior, dar este în regulă, mai am două picioare. Ăsta abia mai știe vorbi, fraților, abia mai leagă două cuvinte. Dar mi-a zis că trebuie să mă duc acolo sus! Nu știu cum ajung acolo sus, ești nebun? Hai că nu poate fi așa de greu. Desigur, dacă nu vine nimeni după noi. Dacă vine cineva după noi, atunci este destul de greu. Pararapapampam. Uite-l pe Monty, deja-l văd pe Monty. Ce tare, bă, ce mă bucur, mă, că vine Monty, bă. Monty, prietenul meu, mă bucur la maxim, vă dați seama. Cum să nu? Ok, haideți să ne furișăm. Monty acolo, dar noi nu avem treabă cu Monty. Ce? Cine m-a văzut? M-a văzut Monty? Uitați-l pe Monty, fraților. Și mai este cineva pe aici, că am mai auzit... Nope. Chica! Gagica! Nu mai am lumină. Reîncarcă lumina și salvează. Salvează întâi să salvăm. Pentru că dacă salvăm, Dumnezeu este cu noi. Așa că am salvat. Și acum reîncărcăm flashlight-ul. Și cumva am supraviețuit. Asta e de bine! Taram! Ajutor! Uite-o pe Chica acolo, ok. Să nu mă prindă ăștia, că ăștia sunt niște nesimțiți dacă mă prind. Dar e toată lumea aici, e Chica, e Freddy, e Monty, e Roxy, e Boxy. Who wants candy, not me, goodbye! Ia să vedem dacă mă pot învârti cu ea aici, că e proastă. Ia! Oh, nu! Nu-i proastă! Fugi, că vine după mine! Fugi că vine după mine! Intră aici la lift! Nu merge liftul! S-a stricat liftul! Oh, asta e o problemă foarte mare! Uite, jucărie! Joacă-te cu aia! Nu veni după mine! Nu! Nu știu cum mai supraviețuiesc, asta trebuie să vă zic! Uite, urcăm la etaj! Urcă! De ce e blocat etajul? Vedeți, e blocat. Cum ar trebui să urc dacă e blocat etajul? Bă, ascunde-te aici. Sau mă duc cu liftul? Ce dacă trebuie să mă duc cu liftul? Da, trebuie să merg cu liftul. Du-te mai sus. Doamne, cum n-am murit acolo, mă? Mă scuzați, am simțit prea tare muzica aceasta fenomenală de fel, nu de alta. Și mi-a plăcut melodia, așa că am cântat-o. Ok, am ajuns, deschide ușa, creștine. Unde m-ai adus? Ce faci, mă, eu nu aici vreau să merg. Adu-te, mă, înapoi, mă, ești nebun. 5 minutes later. Ok, fraților, deci trebuie să găsim altă soluție de a urca sus, pentru că aparent acolo este închis, iar lifturile nu se duc chiar unde doresc eu să se ducă, ceea ce este destul de problematic, dacă mă întrebați pe mine. Uite, mai văd niște scări în partea aia, poate acolo, nu știu dacă acolo. Să nu mă prind ăsta. Poate aici. Da, uite aici, mă. Și am salvat înainte acolo și n-am văzut scările astea. Ai, măi, băiatule, hai să urcăm. Așa. Mamă, ce zonă faină e aici. Efectiv, aș veni aici să mă distrez, fraților. Fără glumă. Na bun, și acum, să nu dăm de ăștia. Acolo trebuie să ajung. Așa. Sunt pe drumul cel corect. Numai să nu dăm de nimeni, că dacă dăm de cineva pe aici, deja e problemă destul de mare. What? Îl au pe Monty cum strigă. E foarte supărat Monty ăsta, mai băieților și fetelor. Am ajuns!
Și acum ce? Unde bag muzicuța? Mi-a apărut ceva, uite aici, pun muzicuță. Gata, bă, eu sunt DJ jocuri horror. Și? Da, mă, da, merge muzica. Cred că o să avem un concert Five Nights at Freddy's. Pe bune? Și acum cred că trebuie să mă duc înapoi la Freddy. Mama, ascultați melodia. E melodia din lift. Bă, urmează un concert cu Five Nights at Freddy's. Bă, asta e cea mai tare chestie. Pentru asta mi-am cumpărat jocul, ca să vin la concertul Five Nights at Freddy's. Păcat că animatronicii nu sunt chiar atât de prietenoși pe cât... What? What? Ce se întâmplă? What? What? Oh, Chica Gagica, stai-mă un pic. Stai, Chica Gagica, stai un pic că sunt probleme. Cred că vine Veni. Cred că vine Veni după mine. De ce s-a făcut așa ecranul, ați văzut? E ca și când vine Veni după mine. Oh, 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 fugi. Urcă, nu poți urca pe acolo. Chica Gagica vine după mine, ceea ce este o problemă destul de mare. Și dacă mă vede și Roxy, este o problemă și mai mare. Fugi la Freddy, fugi la Freddy, fugi la Freddy. Freddy, ajutor! Freddy, unde sunt ăștia? Oh, 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 oh. Freddy, 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 Freddy! Freddy, lasă-mă să intru! Freddy, lasă-mă să intru! Ce ai făcut, Freddy? Freddy! Wow! 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 Freddy! Freddy, 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 Freddy! Pornește! Nu! Freddy, trădătorule! Ok, fraților, trebuie să punem din nou muzicuță pentru că am uitat să salvez când am coborât. Mamă, dacă mă prindea ăsta de buci. A venit aici DJ Jocuri Horror din nou să bage o piesă foarte bună! Let's go! Și acum când cobor înapoi jos, să nu uităm să salvez. Salvăm foarte rapid aici și este o problemă. Eu aud melodia lui Veni, gen când mă urmărește. De ce? Că nu o văd nicăieri. Și nici n-aș dori eu să văd. Ia, 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 ia. Ce se întâmplă? De ce aud melodia lui Veni? Și de ce este Chica? Uh-oh, m-a văzut Chica Gagica. Uh-oh, 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 Chica Gagica. Chica Gagica. Stai, te rog, putem discuta. Chica Gagica, putem discuta. A, 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 a. Bine, după mine. Nu, ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? O să fug în față și o să mă ascund undeva. Să sperăm că nu mă vede Chica Gagica, că mă ascund aici. Cine e aici? Nu-i nimeni! Ați văzut voi pe cineva să intre aici? Absolut nimeni! Ok, nu știu dacă este în siguranță să ies, o să aflăm. Am ieșit. Și pare tot un regulă... Oh! Cucubau! Cucu! Cucubau! Cucu! N-a văzut nimeni nimica! Simplu! N-a văzut nimeni nimica! Ok, o să ies afară. Și să sperăm că a plecat. O, pleacă încolo. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Lasă-o să plece. Lasă-o să plece. Dăm o fugă pe aici. Rapid, 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 rapid. Ok. Și acum ne plimbăm așa. Și avem grijă să nu vină Monty, care este acolo. Monty, Montinozaurul este acolo. Cum fac să nu mă vadă? Cum ar trebui să fac să nu mă vadă? Pe scenă urc pe aici, dar vine și Monty pe scenă, ceea ce este o problemă. Nope, la revedere. Apăs aici. Oh, gata. Aaa, asta trebuia să fac, mă. Gata, mă, Freddy, mă. Oh, ce e asta? Ce e asta? Uite-l. Vine după mine. Salut. Nu poți da un picior să pice jos. Dă-i un picior să pice jos. Dă-i un picior. Freddy, 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 ajutor. Freddy, nu văd nimica, nu văd nimica, asta e problema. Nu văd nimica. Oh, 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 oh. Hai, fugi, fugi, n-am lanternă. N-am lanternă și nu mai văd nimica, ceea ce este o problemă. Uite, aici, intră. Gata, mă. Doamne. Oh, ce? Ce face cu Freddy? Păi nesimțitule, nu-mi face cu mâna. Păi mi-l-o lua pe Freddy. Bă, eu am umblat atâta după Freddy să mă ajute și el ce face. Bă, băi, băiatule, asta e bătaie de joacă. Deci nu se poate așa ceva. Mi l-a furat pe Freddy. Deci nu pot să cred așa ceva. Mi l-a furat pe Freddy. Bă, de ce mi l-ar fura pe Freddy? Serios, ce-a făcut Freddy să fie furat? Oh, ce e ăla? Bă, fraților, vreau să-mi rincag flashlight undeva. Oare unde pot? Nu știe nimeni? Oare pot pe aici? Vreau să mor! Tu te bă de aici, pleacă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, nici să nu te văd. Dă-mi voie să salvez.
Gregory. Salutare tuturor și pam, pam, pam! Bine ați găsit la episodul 4 cu Security Breach. Mie îmi place jocul, vouă vă place jocul, așa că continuăm în forță, fraților. Și acum haideți să mergem pe aici, dar întâi să-mi reîncarc flashlight-ul și să ne reamintim ce s-a întâmplat ultima dată. Deci dacă bine țin minte, ultima dată l-au furat pe Freddy. Și acum cred că trebuie să-l găsim pe Freddy. Ok, aventura începe, strigați ura, suntem în căutarea lui Freddy Frizerul, adică Freddy Fazbear sau cum se numește. Și mamă, dar unde sunt? Sunt undeva subteran, sub pământ. Ce-i ăla? De ce e un schelet acolo? Bună, domnule... Oh, what? De ce se uită așa la mine? De ce se uită așa la mine? Ce? Mă uit la el? Mă uit la el? Și dacă nu mă uit la el? Oh, dacă nu mă uit la el, se mișcă. Am înțeles, să jucăm de alea, frate. De alea. Ia-vă-ți ascunselea, dar gen ne vedem. Uite, ia. Oh, oh, dar e rapid. Mamă, deci dacă mă prinde ăsta, mă sfâșie, mă temnă, mă face în bucăți. Ah, wow, wow. Ok, ok. Ba, abia am început joaca și deja este o nebunie imensă. Dacă îl calc pe picior, o să mă omoare? Hai mai bine să nu aflăm, frate. Wow, 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 wow. Domnule endoskeleton, cred că așa se numește, nu? Domnule endoskeleton, vă rog să stați acolo până eu ce? Cum? Mă duc pe aici, fugi. Ho. Oh, e acolo. E prostuț. Na bun, o să mă bag aici în ventilație și dacă vine și aici după mine, îmi trag 3 palme. Deci nu. De ce este pânză? Nu! Și acum ce? Iar fug de ăsta! Caracatița! Gândac i-am zis, am zis că e gândac. E gândacul Music Man sau cred că ceva e genul, mi-a zis că se numește. Hai, urmărește-mă, nu te ține! Urmărește-mă! Nu-l ține! Hai înapoi, ți-e frică! Unde-i? A plecat, mă, e fricos, mă! Bă, l-am chemat înapoi, mă, și nu a venit la mine, e fricos! Na bun, hai să mergem pe aici, încep să aud șoareci. Sau halucinez, oi fi nebunit de la stat în atâta Freddy pizzeria pe aici. Poți să salvezi. Deci dacă putem salva. De ce se deschide ușa? Mă rog, în fine, hai să salvăm întâi ca să fim în siguranță. O să-mi încarc rapid și flashlight-ul. Și acum aventura strigați ura imediat. Doar că aici avem un cadouaș. Ia să vedem ce vom primi. Am primit o hârtie goală. Ok, cred că pot să scriu ce vreau eu pe hârtia aia. O să scriu, dați like. Asta am să scriu, apăsați pe butonul de like. Na bun, haideți să mă furișez pe aici. Nu prea îmi place zona asta, mi este puțin frică. Puțin este fricuță la mine. Dacă are sens ceea ce... Pam, ce se întâmplă aici? What? Desene animate cu luna și cu soarele de pe cer. Și, ce e ăsta? Uite, merge să apăs. Unde m-am dus? Ceva e acolo. Iar e schelete de ăsta, bă, dar ce cap și ce ochi are, voi vedeți? De ce arată amuzant? Na bun, haideți să mergem pe aici și să avem încredere că totul va fi în regulă. Bună, domnule, bă, stai mai aici. Cât sunt? Păi, beatule, și cum trec eu de asta? Cum trec? Nu trec, n-am cum să trec. Fraților, am nevoie de ajutor. Care? Mamă, cum arată pântuneric, ești de bun. Ai de capul meu. Care e strategia? Mă iau și fug pe lângă ăsta dacă mă prinde și mă sperie. Dacă mă prinde și mă sperie, ce fac? Nu vreau să mă cac pe mine. De ce aud pe Roxy? În fine, fraților, o să mă iau și o să fug pe lângă el și sperăm să nu se întâmple nimic ca groaznic. Totul e în regulă. Wow, apasă buton. Am belit-o. Fraților, am belit-o. De ce nu merge să apăs butonul? Mamă, ce facem? Trebuie să o gândim. Stați că trebuie să o gândim. Dacă mă uit la el și-l ating, el mă poate omorâ așa? Sau cum fac? Nu pot să... stai că pot apăsa. Gata, bă. Dar s-a deschis încolo ușa. Bă, dar e stricat ăsta. Deci stai, mă uit așa. Mi-e frică, efectiv mi-e frică. Ajutor, ce să fac? Uite, sar și mă duc. Creepy sau nu creepy? Unde? Ce fac? Fraților, uite aici ceva. Sau ce? Unde? Mamă, de ce mă urmăresc așa? Nu s-o trezi și aia. Ai de capul meu, dar fix de asta am mai avut nevoie. De companie am mai avut nevoie. Lasă că e bine, chiar mă simțeam singuratic prin zona asta, așa că ce altceva decât să-ți faci prieteni, mă. Dar nu știu unde trebuie să mă duc, că nu văd în spate. Gregory? Gregory, ești bine? Gregory?
Na bun, este o problemă mare. Oh, wow, wow, wow. Băieți, 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 putem discuta, băieți. Băieți, băieți, unde mă duc? Băieți, stați un pic, putem discuta, putem discuta. Nu-i bine, nu-i bine. Nu. Oh! Uai, vai. A, uite că trebuie să merg încolo, de-aia n-am văzut partea aia. Dai să-mi bag piciorul în el. Țau de capul meu. Urăsc, urăsc partea asta, urăsc din tot sufletul meu. De ce trebuie eu să vă joc jocuri la care fac cu inima? Eu vreau să mor mai devreme? Nu vreau, dar aparent o să-mi provoc moartea mai devreme. Hei, hai aici, am sarmale, am sarmale, hai aici, hai, 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 hai. Așa, așa, bun, rămâi aici, nu fi nesimțit. Deci nu fi nesimțit, dacă ești nesimțit, mă supăr foarte grav pe tine. Așa, rămâi tot acolo, rapid. Apasă butonul, apasă butonul. N-a samba piciorul. Întrebarea mea este următoarea. Ăsta e mai rapid ca mine? Sau eu sunt mai rapid ca el? Că dacă sunt mai rapid ca el, mă pot lua și fugi, 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 fugi. Oh, unde-i? Aaa, e mai rapid ca el, mă. Fugi, fugi, fugi. De ce-s mai mulți? De ce-s mai mulți? Oh, nu, oh, nu, oh, nu. Întoarce-te. Ia-la, 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 ia-la. L-am văzut, bă. L-am văzut pe nesimțit. Apasă butonul. Apasă butonul. Oh, 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 gata. Mamă, cum stă și se uită așa la mine. Ești de bun? Stai să vedem cum arată pe întuneric. Ah, da, 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 da. Mai bine nu. Fugi, 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 că vine după mine. Uite, 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 mamă, cât sus. Acum mă iau și fug în dreapta. Hai că fug în dreapta, că e blocat în dreapta, în stânga, în stânga. Fugi, 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 fugi. Ia, să ne uităm, să ne uităm la ei, să ne uităm. Ce am auzit? Bă. Bă, bă, cât sus, mă. M-am ascuns aici. Ei poate să intre aici. Deci dacă poate să intre aici, chiar mă cac pe ei. Bun, frate, eu cred că suntem în siguranță și hai că suntem în siguranță. Ce-i cu ăsta aici? Ah, stai că pot colecta o jucărie. Pum, 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 pum. O, am colectat ceva. A, nu. A, nu. Ce se întâmplă? Și acum ce? Și acum ce? Ce fac? Unde mă duc? Avem o problemă mare. Pe ăștia-i aud cum umblă în stânga mea. Umblă în stânga mea. Eu unde trebuie să mă duc? În partea asta nu cred, așa-i? Nu văd alt drum, ok. Deschid ușa și fug. Bună ziua, vă rog frumos să mă înțelegeți că eu n-am nicio treabă cu voi și nu trebuie să veniți după mine. Haid, m-am ascuns. Și ce-am rezolvat că m-am ascuns dacă vine ăsta și mă omoară? A, ăștia umblă. Ok, am înțeles. Și unde trebuie să mă duc? Am apăsat ceva buton, dar nu știu unde trebuie să mă duc. Hai să ies afară. Sau nu? Nu poți să ies. A, ba da, poți să ies. Bun. Am ieșit afară. Și acum ce? Am apăsat butonul ăsta. Dar unde mă duce butonul? Că n-am înțeles. Butonul ăsta oare ce o deschis? Că o deschis o ușă, dar nu știu ce ușă a deschis. Uite, mă pot urca aici? Nu știu dacă mă pot. Uite. What the? Mamă, ce m-a speriat ăsta. Ok, fraților, așteptăm să plece. Mamă, s-o gliciuit, l-ați văzut? What the șnițel de avion. Așteptăm să plece ăștia, cred că o plecat. Aproape o plecat, nu a plecat, aproape o plecat. Dar ne ducem noi frumos pe lângă el, așa. Fără să-l supărăm, am zis, ok. Tot este în regulă. Wow, 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 wow. Intră înăuntru. Stai că aici mai este unul, aici mai este unul. Ba, ba, mamă. Mamă, mamă, ce mă fac, 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 ce mă fac. Uite, încă unul. Oh, oh. Oh, nu-mi place asta. Oh, nu-mi place, trebuie să mergem pe lângă el, așa. Mamă, fraților, parcă mai mult îmi plăcea jocul cum era cu luminițe, cu alea înainte decât acum. Acum e mult mai groaznic. Fugi pentru viața ta, fugi pentru viața ta, fugi pentru viața ta. Nu știu unde fug, dar fug. Ah! Să-mi bat piciorul în el. Bă, da, bă, bă, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Foarte greu, e foarte greu. Crezi-mă, e foarte greu. Trebuie să te uiți în 11.000 de părți, că dacă nu vin ăștia după tine, mă. Stați acolo, măi, nesimțiților, măi. Mai nesimțiților, mai am zis să stați acolo, stați acolo, așa. Bun. Oh, 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 ascunde-te, ascunde-te. Na, acum ce fac? Stau și aștept aici ca fricosul? Ok, fraților, țineți-mi pumnii că am ieșit. Am ieșit, dar nu știu ce se întâmplă. Oh, 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 mă duc pe undeva, mă duc pe undeva. Nu știu dacă mă duc bine. Mamă, ce urăsc jocul ăsta. Mamă, cât sunteți? Păi, câți mai sunteți, mă? Fugi, 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 fugi. Ok. Așa, uite încă un buton de nu știu cum am ajuns, nu știu unde sunt. What, jucării? Stai că vin ăștia după mine, mă, să mă uit și după ei. Nu, 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 n-am vrut să mă ascund, nu, 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 ieși, ieși, ieși.
Mamă, să-mi bat piciorul. Mamă, am făcut prostie mare că m-am ascuns, nu trebuia să mă ascund. Ok, mă duc aici și uite, pe aici? What? Am ajuns undeva. Oh, nu. Ce s-a întâmplat? Totul e bine? Oh, dacă se mișcă ăștia, am belit-o. Dacă coboară ăștia și vin după mine, am belit-o. Oh, 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 uite jucăria de asta de Freddy. Da, 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 trebuie să-i apăs nasul. Așa. Și ce mi-a dat? Ce mi-a dat? Ce mi-a dat? Nu mi-a dat nimica. Oh, ba da. Oh, oh, wow, 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 ce-i aici? Pă cât sunteți, mă? Pă cât sunteți, mă? Bagă-te! Și eu cum trebuie să supraviețuiesc la atâția endoskeletoni? Explicați-mi și voi mie. De ce își bate joc de mine și jocul ăsta? Adică, serios, de ce? Bă, cât sunt, mă? No, ce fac acum? Gen, pe bune, ce pot să fac acum? 5 minutes later. Ok, frate, eu cred că s-a ieșit situația. Fugi, 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 fugi. Oh, 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 oh. Nu pot să cred. Salvează, salvează. Primul lucru este să salvezi. Te rog, nu muri, te rog, nu muri, te rog, nu muri. Am reușit! Bine, bă, ziceți voi că nu sunt cel mai tare. Efectiv, spuneți, încercați să ziceți. Încercați să ziceți. Și acum ce? Unde mă duc? Stai să iau cadouașul ăsta că nu l-am luat când am murit înainte. Hârtia pe care am scris, apăsați like, perfect. Și acum unde trebuie să mă duc? Trebuie să mă duc înapoi? Sau că n-am înțeles. Ok, e timpul să jucăm Among Us și iarăși ne ducem privenți. Sper să nu vină gândacul ăla după noi, că dacă vine îi dau un pumn în gură. Gândacul vine, gândacul vine, gândacul. Fugi, bă, fugi, 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 fugi. Deci dacă mă prinde, deci dacă mă prinde, mă supăr rău. Încă un pic, încă un pic, gata, mă. Na, mă, ce faci, ce te faci, ha? Ce te faci, e, fricosule. N-are tupeu, mă, să iasă afară din, de acolo. Stai, ce? Mamă, ce m-am speriat, am crezut că mor. N-are tupeu să iasă din ventilația aceea, mă, ce gândac, măi, băiatule, măi. Și acum, oh, am ajuns înapoi. Ok, acum noi am venit din stânga, parcă, haideți să mergem în dreapta. Și, da, mă, da, aici am fost înăuntru cu Freddy și aici l-am omorât pe Freddy. Și acum cred că putem intra aici și, oh, ia, uite, intră, 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 nu pot intra. Stați un pic să vedem ce se întâmplă. Stai, ce? Vorbesc despre mine? Dacă pui înapoi capul, o să mă uit după el. După cine? După noi, Gregory! Gregory! Bă, ăștia vorbesc de mine, mă caută! Bă, sunt chiar aici, mă, sunt chiar aici! Uite, îți dau cu lantena, mă! Îți dau cu lantena, mă! O zis că se uită după mine! Zice, Vanessa nu mă lăsa așa. Bă, asta ne caută, mă, dar ce are cu noi? Ce, s-o trezit prost, mă, e nebună la cap? Deschide ușa, deschide ușa. Intră, intră după Freddy. Stai, pot să deschid asta? Nu pot să deschid. Ce fac? Unde? Da, bun, 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 bun. Gregory, zice că se bucură că mă vede. Bă, ce facem, măi, la Freddy la stomatolog, fraților. Au venit să-i schimbe un pic dinții, care cari pe acolo. Au venit Freddy la stomatolog, mă, use mașină. Ce mă joc aici, mă? Power upgrade. Cum dau upgrade? Stați, fraților, că trebuie să căutăm ceva aici ce trebuie să băgăm în cur la Freddy. Adică trebuie să-i băgăm acolo la Freddy ca să-l ajute sau pabana. De ce mă urmăresc nesimțiții ăștia peste tot? Să nu-mi zici că trebuia să merg la ușă. Doamne, băi, am crezut că trebuie să bag ceva în calculator, mă, trebuia doar să merg la ușă. Zice că îi dă un upgrade, îl face mai bun, asta ne zice Freddy. Zice dacă i-aș putea pune capul înapoi. What? Cum să-i pun capul înapoi? Zice să reconectez wires, cum naiba să vă traduc, cablurile, așa. Facem aici engleză, învățăm engleză. Oh-oh. Cred că zice să nu facem greșeli, că dacă facem greșeli, se va întâmpla ceva groaznic. Stai un pic. Și o ce greșeală? Despre ce vorba? Use mașină. Ce e asta? Stați că trebuie să fiu atent. Trebuie să pun așa, 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 așa. Da, mă, da, sunt bun. Uite, mă, că i-am pus capul la loc. Atât. A fost foarte ușor. Stai că trebuie să facem ceva teste. Să completăm ce? Bă, ce? Stați un pic. Roșu? 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 Roșu albastru? Ok, stați că mă descurc. Roșu albastru galben. Bă, îl operăm pe Freddy, ce facem?
Roșu, albastru, galben, galben. Roșu, albastru, galben, galben. Gata, bă. What? Finish the upgrade, nu știu ce. Cred că am terminat. Atât de ușor a fost? Doamne, mă, l-am operat pe Freddy. Băi, suntem cei mai buni prieteni cu Freddy. Ziceți voi că nu? Și acum trebuie să dăm aici finish. Și? What? Ce s-a întâmplat? Ah, doamne, bă, ce m-a speriat, n-am știut cine e ăsta. Deci, acum Freddy e prietenul nostru din nou, așa-i? Mă rog, mereu a fost prietenul nostru, dar mă refer că putem iarăși intra în burta lui sau care e faza? Ok, Freddy, prietenul meu, da mă, pot băga în burta lui. Deci, ce mi-a zis Freddy? Că trebuie să mă duc la Roxy pe aici. What? S-a deschis. Zice că Chica are ceva voce specială. Roxy are ceva ochi noi. Și nu știu ce-mi zice. Ok, o să salvez aici. Trebuie să... Sunt confuz ce trebuie să facem acum, dar o să aflăm. Și Chica, pot să mă duc pe orice ușă. Dar o zis să mă duc pe ușa lui Roxy. Am totuși o întrebare. Ce se întâmplă dacă mă duc pe altă ușă? Uite, mă duc pe ușa lui Chica Gagica. O să vină Chica Gagica să mă moare sau? Sau? Ah, nu merge liftul. Wow! Ok, pe atunci ne ducem la Roxy și... Stați să verific ce trebuie să facem foarte rapid. USS Service Elevator. Ah, am înțeles. Ok, deci trebuie să mergem cu liftul. Bun, mergem cu liftul. Nu știu unde mergem, dar ne ducem. Categoric încă nu scăpăm de aici, că ar fi prea frumoasă viața să scăpăm. Melodia mea preferată. Ok, și am ajuns. Mamă, ce frumos arată. Uite un cadou. Plânge cineva. Stați să luăm cadouri și după aceea ne uităm cine plânge. Dar după voce aud pe Roxy. Bă, stai mă, de ce plângea? Stai mă. M-am ascuns. Bă, plângea Roxy, de ce? What? Oh, what? Ah, sunt Freddy, cred că sunt Freddy. Ok, stați să vedem ce se întâmplă. De ce plângea? De ce plângea Roxy? Sunt foarte confuz. Bă, ce se întâmplă? De ce plângea Roxy? Care-i povestea? Stați un picuț, că nu-i așa. What? Uitați-o pe aia. Bă, aia nu cred că trebuie să mă vadă. Hai să mergem la Chica. La Chica Gagica. Dar fără să ne vadă Veni, că dacă ne vede Veni... Sau Vanessa, nici nu știu cine-i. Ha? Avem nevoie de 5? What? N-aș și cum fac rost de 5? Ce trebuie să fac? Ok, fraților, pentru că eram confuz ce trebuie să facem, m-am uitat pe internet și am aflat că trebuie să intrăm în camera lui Chica. Dar, și mare dar, ușa este închisă, așa că o să ne furișăm și o să intrăm prin ventilație. Deci, ne vom furișa, vom fi niște spioni chiar acum și trebuie să intrăm de la Freddy, pare mi se. Doar să avem grijă să nu ne vadă Vanessa asta, că cred că e supărată. Uite-o. Vanessa, ceau! E supărată pe mine? Bă, Vanessa! Bă, ce faci, băi? Bă, Vanessa, bă! O, cum are ochii negri? Vanessa, ești bine? Vanessa? Low power! Stai, bă, că nu mai am baterie. Stai, ieși afară. Așa, ok. Sunt în siguranță? Nu știu dacă sunt în siguranță. Cred că sunt. Ok, ne ducem pe aici. Hai să încărcăm ăsta. Salvăm foarte rapid. Și acum cred că a trebuit să-l reîncărcăm pe Freddy. Pot să-l las aici la reîncărcat? Ne reîncărcăm. Ia, se reîncarcă Freddy. Oh, gata, e reîncărcat. Freddy, e 3 dimineața, ce să fac, zi-mi? Să-mi fie frică, nu știu dacă a trebuit să-mi fie frică, dar tot ce știu este că o să urc aici sus și acum trebuie să mergem la Chica, să o găsim pe Chica. Mamă, deja că vine după mine chestia aia, o să vină, o să pice de aici, așa-i? O să vină, așa-i? Te rog să nu vină. Aici cine? Aici e Roxy. Press E to open. Dar nu-i bine, aici e Roxy, nu? Ne trebuie Chica. Întrebarea mea este unde este Chica Gagica? Vă sincer să vă zic, mă bucur că nu vine la cu muzica. Că chiar mă stresează la maxim să moră dacă nu. Aici cred că e Monty. Nu vreau să mă uit în spate. Nu. Nu, wow, ce fac că nu mai pot fugi? Ce fac că nu mai pot fugi? Unde mă duc? Nu știu dacă mă duc bine. Chica, aici, intră aici. Am scăpat de tine, nenorocitule. Bă, ce dezordine e pe aici, pe la Chica, mă, ești nebun. Dezordine maximă. Uite aici, poșetuță. Ok, intrăm și acolo imediat, stai să colectez asta. Chica report, nu știu ce înseamnă, dar avem un Chica report. Și aici cred că pot să... Așa, ok. Am reîncărcat lanterna și ce fac aici? A, uite un cadou, hai să îl luăm și pe ăsta să vedem ce găsim în cadouaș. Chica mask. Nu, ce e asta? Mă îmbrac ca și Chica. Na bun, deci ce fac mai exact la Chica în cameră? Ce ar trebui să fac? Trebuie să-i caut printre chestii. Uite încă un cadou aici. Să vedem ce pică.
What? Am găsit ceva. Give party passes to staff bots to unlock areas of the pizzaplex. Ok. What? Recharge station, stați să ne reîncărcăm, rapid. Că vine, 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 vine asta. Gata, m-am ascuns. E regulă? Vine ăla cu luna. Păi beatul ăsta cu luna e ultimul, ne simțim. Ok, ne ducem cu Freddy acum pentru că o zis că trebuie să mă duc la ceva Monty Club Golf. Monty joacă golf? Nu, habar n-am ce se întâmplă. Așa că ne ducem, habar n-am unde ne ducem, ne ducem la Monty Golf ăla. Dar bă, nu pot să ies din burta lui Freddy. De ce să-l descarc pe Freddy? Lasă-l pe Freddy să fie încărcat. În caz dacă avem probleme de care trebuie să scăpăm, Freddy ne ajută, mamă. Freddy este în spațiu? Freddy s-a dus în spațiu? Ok, ne ducem, ne ducem undeva. Freddy, mai ești cu mine? Freddy? Nu mai este Freddy. Stai că îl reîncarc aici foarte rapid pe Freddy. Bun, Freddy s-a reîncărcat și acum ne ducem pe unde ne vede drumul. Nu știu cum ne poate vedea drumul, habar n-am ce-am zis, dar m-ați înțeles voi. What? Bă, Freddy gras și Bonnie gras, ok, și mai dubios asta. Bă, dar nu pot să salvez undeva, că nu prea-mi place, că au trecut atâta vreme și încă n-am salvat. Unde aș putea salva? Poate pe aici? Pot salva pe aici? Monty Golf! What? Am ajuns bine! Cred că am ajuns bine, nu? Aici trebuia să vin. Da, mă, da, la Monty Golf, să jucăm golf cu Monty. Ia, poftim. Ce se întâmplă? Vrei ceva să-ți dau? Uite, am ceva ticket. What, what, what? Unde merge asta? Unde merge? Bă, unde se duce? Unde se duce? Bă, unde fugi, mă? Bă, așteaptă-mă. Fraților, unde fuge? Fuge de mine. A dispărut? Foarte dubios ceea ce s-a întâmplat, dar o să presupun că acum pot să intru aici. Da, mă, da. Ducem la golful Monty. Mergem să jucăm golf cu Monty, mă, ești nebun? Cu dinozaurul sau crocodilul de Monty. Ok, am ajuns și unde... Ce s-a auzit așa? What? Unde am venit, mă? Stai să salvăm, stai să salvăm întâi. După ce am salvat, se pot întâmpla chestii groaznice, dar bă, unde am venit? La junglă? What? Stați un pic că este prea întuneric. Uite, hai să luminăm zona un pic mai mult. Ia, cum se vede așa jocul? Nu arată mai mișto. Ce ziceți? Mamă, ce zonă imensă. Ok, și aici ce trebuie să fac? Ce aud? Au dinozauri? What? What? Unde am ajuns? Nu știu unde am ajuns, dar trebuie să vă zic ceva. Arată distractiv. Bă, dacă totul e verde... Oh, bă, am uitat de asta, mă! Bă, scuze, ce se întâmplă? Ascunde-te! Ah! Vedeți? E bine că am salvat. Ok, fraților, dacă totul e verde, totul pe aici, am făcut și eu verde în cameră, așa că haideți acum să mergem cu mai mare grijă, pentru că trebuie să vă zic, am cam uitat că... am crezut că e un cadou. Am cam uitat că putem muri și am cam uitat de security guardurile ăștia. Așa că ne vom duce cu puțină mai multă atenție, dar se vârte ăsta ca și un titires, hai că am fugit pe lângă el. Oh, oh, nu m-a prins, mă, sunt prea rapid, bă, nu mă poate prinde. Oh, 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 oh. Uite titirezul cum se învârtă și acum ne ducem pe unde se duce și ăsta, de fapt mai bine îl ocolim. What? Crocodil? Mă poate omoră? Nu cred că mă poate omoră crocodilul ăla. What? What? Bă, 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 bă! Trebuie să fiu mult mai atent. Fugi, 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 ok, așa. Și aici trebuie să fiu atent la Monty, pentru că Monty este pe zonă. Hai să mă duc, o, 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 așa. Și unde e Monty? Eu mă furișez, dar nu-l văd. Eu cred că Monty pică din cer de undeva, ești nebun? Uai, de capul meu, ok. Mă furișez, nu-l văd pe Monty, nu-l văd. Unde trebuie să mă duc mai exact? Că zona asta e imensă, să vă zic. Uite, uite pe Freddy, acolo e Freddy. Sau oare trebuie să ajung acolo? La recharge station-ul acela? Bă! Unde? De unde m-a văzut? M-a văzut de undeva, dar nu știu de unde. Hai că fug, 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 fug și intru aici. Gata, sunt în siguranță, nu? Uite pe Monty. Nu pot să fac nimic, așa-i? Cred. Sper. Să nu zici că mă poate omorî cât timp sunt ascuns, că așa ceva nu cred. What? Unde am venit? Unde sunt? Bă, ce? Ciao. Ciao, robotule, ești tu nesimțit că vrei să mă mori. Ok, aici avem nevoie de ceva level 10 security pass. Nu este cazul, din păcate, momentan. Dar uite, te văd aici o ușă pe care cred că o putem deschide. Nu, 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 nici pe asta, ok, bun. Trebuie să vă zic că haba n-am unde sunt. Ok, sunt în gura unui crocodil, gata, știu unde sunt. Gata, bă, nu știam pe unde sunt, dar acum știu. Ui! Mamă, ce mă speria Monty ăsta. Ok, noi am coborât pe aici, hai să mergem. Uite, un cadouș, poate trebuie să le iau pe ăla? Stai, hai să ies afară de aici în primul rând. Așa, că se descarcă Freddy și nu-i de bine. Și acum, hai să colectez ăsta să vedem ce ne dă. A,
Nimic interesant, am înțeles, mulțumesc. Și acum să mergem... Oh, cred că am făcut ceva bine, că vorbește Freddy. Cred. Oh, poți să salvezi acolo, poți să salvezi acolo, da bă, da! Oh, să nu zici că vine Monty aici, lasă-mă Monty să salvez. Lasă-mă Monty întâi să salvez, după aceea faci ce vrei. Așa, acum poți să vii, nu mă supăr. Acum poți să vii, uite, poți să intru aici? Ce-am făcut? Oh. Oh, nu! Nu din nou! Nu din nou! Nu din nou asta! Nu din nou asta! Ia ăsta de aici! Security badge! Ce înseamnă asta? Uh-oh! Level 5! E bine, nu? E bine level 5! Gata, bă! Pot deschide ușile astea cu level 5! Dar întrebarea mea este că... unde trebuie să mă duc cu acest level 5? Hai să mergem pe aici și ne băgăm rapid în gura lui Monty înapoi. Uite, aici! Mamă, urcă! Așa, bun. Cred că pe aici am văzut o ușă cu numărul 5. Uite, aia de acolo. Asta, asta, am găsit-o. Am găsit-o. Intră! Oh, unde am ajuns? Nu știu, dar este un cadou. Deci asta e de bine. Colectăm cadoul. Flashlight. Mamă, ce m-a speriat ăsta. Bă! Bă! Ok, dacă am înțeles bine... dacă am înțeles bine, acum trebuie să ies. Oh-oh, asta e problemă mare. Asta e problemă mare. Asta e problemă mare. Fugi, fugi. Nu știu pe unde fugi, dar fugi. Și din ce am înțeles, trebuie să ies de aici. Deci să ies pe unde am int... Oh, 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 ce? 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 Unde e Monty? Monty este undeva. Problema este că nu știu unde este Monty. Dar este mai ok dacă nu știu unde este Monty, pentru că să sperăm că nici eu nu știu unde sunt. Nu mai știu ce vorbesc, vorbesc deja toate prostile. Dar gata, bă, cred că sunt pe drumul cel bun. Trebuie doar să plec și să nu mă prindă nesimțitul ăsta. Hai să fugim. Nu, 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 m-a prins, m-a prins. Oh-oh, cred că vine Monty încoace. Păi, băiatule, lasă-mă în pace. Nu, fugi, fugi. Murim. Murim, fraților, murim. Murim pentru că Monty este mai rapid ca noi, cred. Cred, presupun. Închide ușa, închide ușa, închide. Oh. Ai de capul meu. Ok, am scăpat de tot ceea ce este mai greu. Sper. Cel puțin pe moment. Hai să căutăm un loc de urgență unde să salvăm, pentru că nu prea știu unde aș putea salva și nu vreau să mor cu toate realizările mele pe care le-am făcut. Hai să urcăm aici sus și să ne dăm seama unde trebuie să ne ducem acum, pentru că situația nu este atât de plăcută. Am ajuns aici la L-Chips, parcă la L-Chips puteam salva, nu? Sau, că nu mai țin minte, sau oare pot să intru și în altă parte? Oh, 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 am găsut că vine asta după mine. Oh, uite, asta nu pă, a, salvare, asta nu-i salvare, asta e lumină. Nu-i bai, hai, reîncărcăm și lumina. Și stai, mă, că mă așteaptă asta pe mine, poftim. Required item, ce item vrei, mă? Ok, fraților, m-am uitat pe internet și din ce am înțeles, cred că am nevoie de mai multe tichete. Și tichetele astea nu știu exact unde le găsesc, dar cred că le găsesc în camera fiecăruia. Știți că noi am intrat doar la Chica, dar mai este Monty și Roxy. Ok, deci probabil episodul următor o să mergem după tichete. Salutare tuturor și pam, pam, pam! Bine m-am găsit la episodul 5 cu Security alert! Security alert! Bă, Roxy, stai, mă! Stai că abia am început! Ia, ce trebuie să fac? Fraților, bine ați găsit la un nou episod de Security Breach. Astăzi o să continuăm unde am rămas ultima dată și am început episodul în forță, așa că v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și mi-am pierdut cuvintele. Stați să mă ascund aici până... Oh, nu mă pot ascunde? Atunci uitați aici să mă ascund, așa. Ok, deci episodul trecut, aparent am uitat să iau ceva cameră de fotografiat și ceva card, dar m-am dus și am făcut rost de ele și acum putem continua de unde m-am blocat ultima dată. Adică a trebuit să dau un card la roboțelul ăsta din față și roboțelul acesta ne-a deschis ușa. Welcome to Mazersize! Și acum continuăm, fraților, de unde am rămas în forță cu această serie, pentru că vă place foarte mult seria și mă bucur pentru că îmi place și mie. Și ia vedeți ce aparat de făcut poze am. Stați un pic, ia vedeți, uitați, uitați. Hai să facem o poză la Security Guard-ul ăsta. Zâmbește! Cheese! A funcționat? Pare că am confuz. Cred că a uitat să zâmbească la această poză. What? S-a teleportat! Ok, sunt foarte confuz în legătură cu ce s-a întâmplat. Și acum... What? What? Leads to the Monty Gold.
Zice că este o ventilație în labirintul ăsta și trebuie să-l găsesc. No, bine, fraților, eu sunt cel mai bun la rezolva labirinturi. Haideți să rezolvăm labirintul, deși nu prea știu pe unde ar trebui să mă duc. Bă, dar am început prea agitat episodul ăsta, bă. Abia am început, abia făceam introducerea cu pam-pam-pamul meu și, bă, deja am fost atacat. M-au vrut să mă mănânce Roxy de Viu, chiar așa, chiar așa. Oh, cred că am reușit? Sau? What? Oh, nu! Oh, nu! Am ieșit pe cealaltă parte. Incredibil așa ceva. Ce e aici? Uite-te! Ce găsesc aici? N-am găsit nimic interesant. Oh, what? What? Trebuie să schimb cu butoanele astea de aici labirintul? Bă, ce? Ah, dar nu merge, bă. Am nevoie de ceva cheie. Și cheia e găsită în daycare. Ai de capul meu, pe bune? Trebuie să mă duc până acolo acum. Stați să salvăm, fraților, și trebuie să ne ducem la daycare. Acolo unde e soarele și luna. Țineți minte, bă. Soarele ăla nesimțit cu luna aia nesimțită. Cum m-ai prins? Măi, cum m-ai prins? Oh, oh, oh. Fugi pentru viața ta. Fugi pentru viața ta, Gregory. Gregory? Cine vine după mine? What? Ia Chica chiar în spatele meu. Chicagajica, 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 să ne ducem rapid. Nu știu pe unde mă duc la daycare. Unde era daycare-ul? Mai ține cineva minte unde era daycare-ul? În fine, fraților, cred că o să mă duc pe unde presimt eu că este acel daycare. Și trebuie să facem rost de ceva, de ceva cheie, am înțeles. Bun, fraților, o să mă duc la daycare cu viteza luminii. Let's go! Și am ajuns la daycare. Bine, bă. Parcă nu mi-era dor de zona asta. Efectiv nu mi-era dor de zona asta. Dar totuși am o întrebare. Oare pot să cobor aici jos? Haideți să încercăm. Let's go. Wow! Security alert. Iar ăsta nebun la cap. Na bun, fraților, deci nu avem voie în security alert-ul ăla pentru că nu-i voie acolo. Ascunde-te să nu mă prindă nesimțiții ăștia, măi, nesimțiților, măi. Uite, îți fac o poză. Zâmbește. Cheese! Ia mă că i-am făcut o poză, sper că îi place poza, o să-i o dau niciodată! Ok, o zis că trebuie să mă duc la... Nu mai știu, dar cred că aici jos e. Acolo avem toalete, ok, nu cred că încolo. Lucky Stars Gift Shop, ia să vedem ce găsim pe aici. Găsim ceva cadou? Un cadou pentru abonații mei dragi pentru că au apăsat pe butonul de like? Uite, da, un cadou! Ăsta e pentru voi dacă ați dat like, să vedem ce pică. Oh! Un poster cu Freddy. Bă, sper că vă place cadoul, adică până la urmă este un cadou, nu? Bă, uitați-vă, bă, aici am fugit și am aprins generatoarele. Arată groaznic. Să nu mă prindă, să nu mă prindă. Nu mă prins, bă, am prins. No, asta e problema. Freddy, Freddy, security level 10, 4000 pas. Aici pot să intru, security level 10, 4000 pas. Nu pot intra aici. Oare am ratat eu ceva? Asta e întrebarea mea. Freddy, ce faci? Freddy! Freddy, ești ok, Freddy? Hai de capul meu, ce face Freddy ăsta? M-am ascuns rapid, dar cred că m-au văzut Monty. Cred că m-au văzut Monty, cred că murim, fraților. 5 minutes later. Ok, fraților, aparent m-am dus înainte la ușa greșită. Trebuie să venim aici și aici trebuie să găsim ceva. Oh, nu, 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 nu. Nu, 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 coboară. Coboară. Nu știu unde mă duc, dar mă duc. Nu, 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 tu din nou. Uite, un cadou, un cadou. Dar vine după mine. Hai să-ți fac o poză, zâmbește, fraier. Nu, de ce nu s-a speriat de la poză? Trebuia să zâmbească. Știți cât de tare îl urăsc pe Monty? Atât de tare. Na bun, o să mă duc foarte rapid înapoi acolo. Ok, am ajuns înapoi, haideți să fim puțin mai grijulii. Degeaba sunt grijuliu dacă ăsta vine din prima după mine. Și ce ar trebui să fac? Oare ar trebui să-l chem pe Freddy? Să... Nu! 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 Freddy, unde-i Freddy? Unde? Freddy, Freddy, Freddy! Lasă-mă înăuntru, Freddy, lasă-mă înăuntru, Freddy! Ok, fraților, de data asta l-avem pe Freddy alături de noi ca să fie un picuț mai de treabă cu noi și nu o nesimțire de om. Ok, Freddy, hai, apără-mă de tot ceea ce este mai rău, te implor. Din ce am înțeles, trebuie să cobor. Unde suntem? Suntem la teatru! Bă, ești nebun? Dar stai că eu trebuie să cobor acolo jos. Bă, mergem la teatru, măi! Mergem să ne uităm la un film! Dar la ce film ne uităm?
Ne uităm la filmul Five Nights at Freddy's, ești nebun? Ia vedeți, fraților, filmul, wow, ce fain, dar stați că avem aici un cadou de care presimt că avem nevoie, ia să vedem. Wow, o hârtie goală. Mă întreb de ce avem nevoie, pentru că trebuie să facem rost de ceva. Ăsta pe unde se plimbă? Wow, mamă, ce era să mă prinde, ați văzut? Nu-i deschisă ușa asta, nu-i deschisă, hai, hai, că mă prinde ăsta. Cum facem să trecem de ăsta, că tare, tare, agresiv, îi fug, 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 fug. Gata, bă, l-am păcălit. L-am păcălit, mă, dar unde am venit acum? A venit în partea de sus. Wow! Nu-i bai, stați să ne uităm ce avem pe aici, ce putem explora, pentru că încă n-am găsit ceea ce căutăm. Poate pe aici. Bună ziua, domnule Guardian! Haideți să vă fac o poză. Bă, 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 glumeam. Până unde vii? Doamne, iar m-o prins ăsta. Fugi! Nu știu unde fug, dar fug! Fug, că fuge după mine! Oh, 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 oh! Gata, m-am ascuns. Nu mă va găsi nimeni. Este o problemă foarte mare, m-a găsit. Ok, pregătiți-vă să fim speriați. 3, 2, 1 și... Bă, ce? Ok, fraților, am revenit aici din nou. Ce? Credeam că vine Freddy după mine. Bă, ce naiba, mă? Începe să mă calce jocul acesta pe nervi. Ok, am revenit aici pentru a 1100-a oară. Deja sunt sătul de zona asta. Și... de ce am venit aici? Stai un pic. De ce am venit să iau foaia asta din nou? Bă, Freddy, băi nesimțitule, măi. Ok, ultima rată aici am luat-o la dreapta. Haideți să mergem aici tot în față și să vedem dacă găsim ceva diferit. Ok, găsim ceva diferit. Wow, coborăm în jos. Unde în jos? Aoleo, Freddy, unde am venit? Ce aici? What? Românii au talent. Aici stă juriul și acolo jos e talentul. Oh, nu, ce văd acolo? Oh, nu. Oh, nu. Nu din nou tu, oricine, dar nu tu. Ia dă-mi e gentuța asta, ia să vedem ce se ascunde în gentuța asta. Dacă e iarăși o foaie, îmi trag o palmă. Gata, fraților, m-am ținut de promisiune. Și acum coborăm în jos. What? Ah, ok, coborăm în jos. Avem aici foarte mulți roboței de ăștia. Și trebuie să caut ceva. Întrebarea mea este ce trebuie să caut. Robotule, ia zice ce caut. Ce aici? Uite, piratul Foxy. Foxy este un pirat. Poți salva, hai să salvăm. Bă, salvatul este de bine, de fiecare dată este bine când putem salva. De obicei, după ce salvăm, urmează să se întâmple ceva groaznic. Sunt chiar curios ce groaznic se va întâmpla. Oh, gata, bă! Avem ce ne trebuie. Acum trebuie doar să plecăm de aici. Și tind să cred că acum toți endoscheletonii se vor trezi, nu? Nu? Oh! 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 Unde am venit? Am venit la înfundătură. Stai un pic. Domnule endoscheleton. Mă uit la tine, nu te mai mișca. Ok, fraților, fiți atenți care este strategia mea. Odată ce am deschis ușa asta roșie, toți endoscheletonii se vor trezi, dar eu fug. Atâta. Trebuie doar să fug. Fug pentru viața mea, doar fug. Wow. Bă, cât sunt, Freddy, ajutor, Freddy, intră, Freddy, te rog să nu mă moare, Freddy. Ai de capul meu, dar a funcționat, fraților, ceea ce este de foarte bine, nu? Acum trebuie să ne ducem înapoi acolo unde e labirintul ăla și trebuie să schimbăm cumva labirintul ca să putem ajunge la ceva ventilație, dacă bine țin eu minte. Habar n-am, urmează să aflăm. Așa că o să mă duc foarte rapid înapoi acolo. Cu viteza luminii am să mă duc. Ok, și am ajuns, dar înainte trebuie să salvăm de urgență. Și acum trebuie să vedem ce putem face. Ai de capul meu, ce naiba s-a întâmplat acolo? Ce să înțeleg de aici? Ce să înțeleg? Uite, am făcut asta, ce s-a întâmplat? Doamne, o să dureze 10 ani până îmi dau seama. 5 minutes later. Ok, fraților, cred că am reușit să fac ceva. Acum trebuie să vedem ce am reușit să fac. Pentru că am schimbat aici labirintul. Din labirint l-am făcut și mai labirint, ești nebun? Oare mă duc bine? Oare pe aici? Așa? Oh, am găsit ceva.
Nu știu dacă am găsit ceva. Nu știu dacă... Eee! 4000 de IQ. Vedeți? Vedeți fruntea asta? Aici scrie 4000 de IQ, fraților. Eu sunt cel mai deștept om din camera asta, pentru că este goală. În fine, ce contează asta? Acum haideți să ne ducem încet pe aici și presimt că o să vină omul muzicuță. Omul muzicuță gândac după mine în 3 secunde. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și acum... Nu vine. Este prietenos. De data asta nu vine după noi, fraților. L-am auzit? Domnule muzicuță gândac? Oh, ce-am auzit? Bă, mi-este frică. Oh, uite, am ajuns undeva. What? What? Unde sunt? Ok, nu știu unde sunt, dar... Oh, pot salva. Ok, hai să salvăm. Se va întâmpla ceva groaznic dacă pot salva. Se va întâmpla ceva groaznic. Yes, yes, they save. Și... Oh, oh. Trebuie să trag cu pistolul. Unde e acolo? Hai să tragem. Ia, sunt bun? Ce-a avut? Am dat bine? Nu? Mai jos? Bă, fraților, dau bine? Unde? Acolo trebuie să dau. Hai să încercăm așa. Hai că am tras prea jos. Poate așa? Da, mă, da. Am făcut ceva. Ce-am făcut? Mai dă-i. Oh, wow, wow, wow. Se mișcă astea. Hai să mai trag și acolo. Să vedem dacă merge. Oh, acolo nu merge. Atunci ce? Mă arunc aici jos? What? What? Monty! Bă, ăsta-i supărat pe mine, dar e foarte supărat, ești de bun? Oh-oh! Ce se întâmplă? Murim? Aici murim? E finalul jocului? Oh! Fraților, este foarte supărat, Monty. Eee, e șmecher, Monty. Dar ce înseamnă asta? Oh, înseamnă că mă urmărește. Bine, mă, și ce trebuie să fac? Freddy, ajutor! Freddy, Freddy, frizerul! Freddy, frizerul! Unde e Monty? Uite, sunt niște pistolașe. Trebuie să trag cu ele undeva? Unde trebuie să trag? Acolo? Acolo, bă, acolo ceva. Oare trebuie să trag acolo? Oh, 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 oh. Oh, am reușit ceva. Am făcut ceva. Ce? M-a văzut Monty. Uite-l, uite, 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 uite-l. Fugi, bă, fugi. Gregory! 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 Fugi, Gregory! Fugi! Oh, am obosit. Nu, fă-i poză! Nu merge să-i fac poză! Bă, explicați-mi cum se folosește camera asta. Mi-au zis că pot să-i dau cu blitzuri să-i fac poze la animatronici și ei se sperie. Dar uite-te că nu se sperie nimeni, bă. Ok, hai să mai trag o dată. Cred că acolo. Așa. Și acolo, ia să vedem. Gata. Ok, și acum mă arunc jos și cred că vine Monty din nou. Da, da. No, bine, să înceapă distracția care nu este atât de distractivă. Distracția aceasta nu este distractivă deloc. Schimbă pe ăsta. Și cum naiba fac poze? Cum naiba fac poze cu ăsta? Asta să-mi ziceți. Oh, nu. Dar el vine cu viteza luminii. Eu ce trebuie să fac dacă el vine cu viteza luminii? Oh, 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 oh. What? S-a întors. S-a întors. Merge roată. Bă, și el e prostănac. Nu știe pe unde se meargă. Ești nebun? Cred că m-a pierdut. Cred că m-a pierdut. Ok. Hai să vedem unde se află. Oh! What? What? De unde a venit? Bă, ce? De unde a picat din ceruri? De la doamne, doamne. Mai încet, mai încet. Oh, 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 oh. L-au cum fuge. L-am văzut, l-am văzut, l-am văzut. Bă, fraților, e greu și mi-e frică. Ești nebun? Ia. Mă ascund aici. Nu mă poate vedea. Nu. Oh, unde-i? Uite-l, 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 uite-l. Dar cum mă vede? Stați să trag, stați să trag. Pot să trag în el. Sau? Uite, trag acolo. Dar asta vine după mine. Vine după mine. What? S-a întors. Nu, ce prost în acă-i. Păi stați că trag acolo mai departe. Ești de bun? Dă-i. Bă, dă-i am zis. Dă-i. 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 Ce-am făcut? Am făcut bine, ce-am făcut? Nu, m-am văzut, dar nu știu de unde. Ok, stați că vin aici și trag și de aici, dar să vedem dacă pot să trag până acolo. E bine? Nu e bine. E bine? Fraților, fac bine ce fac? Nu știu dacă fac bine ce fac, dar trag încolo. Oh, 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 oh. Ok, cât mai trebuie să trag până se umple chestia? Vine Monty, vine Monty, vine Monty, vine Monty, 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 Monty. M-a pierdut, m-a pierdut, m-a pierdut. Încet, încet, încet. Ok. Și hai să trag și de aici, rapid. Trage, trage, bă, trage, acolo. Dă-i, dă-i, dă-i. Rapid, până nu vine Monty. Dă-i, 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 dă-i. Ce înseamnă asta? Dump splash bucket, ce e ăla? Ce înseamnă dump splash bucket? Trebuie să mă duc acolo unde am tras? Oh-oh. Mamă, 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 vine Monty, Monty. După mine vine Monty. Aici? Ce fac aici? Cum fac? Ce fac? Apasă-l, Gregory, apasă-l. Bă, 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 Gregory, apasă-l, apasă-l, așa. Ce se întâmplă? What?
What? Am aruncat pe el. What? L-am omorât pe Monty? Bă, l-am omorât pe Monty! Nu te cred! Gata! Minus un animatronic, ești nebun? What? Atât? Și? Trebuie să-i colectez? Da, mă, dai, colectez picioarele sau ce naiba. Și acum cred că pot să dau upgrade la Freddy, să-l fac mai bun pe Freddy. Gata, frate! O, unde a dispărut? Bă, unde a dispărut? L-am omorât pe Monty, bine! Bă, bateți palma, fraților, hai să batem palma, așa, măi, băiatule, măi. Bă, sunt fericit! Sunt fericit! Și cred că trebuie să distrugem fiecare animatronic? Păi măcar am scăpat de Monty, cu unul în minus. Bun, fraților, dar știe cineva unde trebuie să mă duc acum, că s-am pierdut aici. Poate aici e ușa, nu? Băi, m-am pierdut! Ajutor! Sar peste asta! Băi, ajutor! A, uite mă, pe aici, cred. Așa, așa? Da, mă, da, prin ventilație. Bine, mă, băi, eu mă bucur că am scăpat de Monty, ești nebun? Bagă-te, mă, Gregory, înăuntru, cine ai, te-ai îngreșat? Nu mai pot să te baci pe acolo? Bun, mai trebuie să omorâm pe Roxy și pe Chica Gajica. Unde am ajuns? What? What? Unde am ajuns, mă? Stați să-mi reîncarc flashlight-ul și acum că nu-l mai avem pe Monty, asta e de bine. Asta e de foarte bine. Bă, ia, tu le pleacă de aici. Bă! Sper că nu mă omoară ceva acum. Cine mă mai omoară? Cine mă mai omoară că l-am omorât pe Monty? Cine mă mai omoară? Fugi, 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 fugi. Fugi, fugi, că n-am dat save. Că n-am dat save. Cine? What? What? Te l-am omorât. De ce mai vine după mine? Ești nebun? Vine în patru labe. Stai, ce? Am crezut că am scăpat de el. Ce treabă e asta că el mă urmărește în patru labe? Băi, băiatule, băi. Fugi. Vreau să salvez pentru că n-am salvat și dacă mor, e groaznic. Uite, pot salva acolo. Băi, am crezut că am scăpat de Monty, dar el vine în patru labe după mine. Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă. Bun, fraților, acum mergem foarte rapid să-i dăm upgrade la Freddy. Mamă, ce fain arată scena asta. Deci îmi place foarte mult cum arată. Intrăm aici în picioarele lui Freddy și coborâm jos, fraților, să dăm upgrade la Freddy, să-l facem mai bun. Cred că trebuie să distrugem fiecare animatronic și să băgăm părțile în Freddy. Cred că despre asta e vorba, fraților. Ok, am ajuns aici unde trebuie să dăm upgrade la Freddy, dar nu-l avem pe Freddy. Ceea ce este... Wow, 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 gata, l-avem pe Freddy. Freddy, hai, hai aici înăuntru, uite. Upgrade, unde ești, Freddy? Hai numai, hai. Hai să-ți fac eu mâna mai bună, cred că la mână îi dăm upgrade. Folosim aici și să vedem, începe operația. Eu sunt doctor din nou și o să-l operez pe Freddy foarte rapid. Dar să vedem cum îl eporăm? Operăm? Nu mai știu vorbi, fraților, nici vorbi nu mai știu. Bun, i-am deschis și trebuie să folosim ceva pattern. Trebuie... Ce? Ah, ok, haideți că mă descurc. Roșu, albastru, galben, roșu. Da, mă, da, eu sunt cel mai bun, fraților. Și acum ce? Ce trebuie să fac? Trebuie... Oh. What? Am pus la loc. Și acum cum? Galben, galben, albastru, albastru, galben, galben, albastru, albastru. Da, mă, da, sunt prea bun. Ok, pac, 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 pac. Gata! Freddy, are o mână nouă. Ești ca și nou, Freddy. What? I-am pus mâinile lui Monty. Stai, oh my god, ce a apăsat că n-am văzut. Oh nu, ce a apăsat că n-am văzut. Cred că a apăsat roșu. Oh, da, o fă roșu. Roșu, albastru, roșu, albastru. Ia mă, că-i se mișcă mâinile. Roșu, albastru, galben, roșu, albastru, galben. Da mă, da. Pam, 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 pam. Da, roșu, albastru, galben, galben, galben. Roșu, albastru, galben, galben, galben. E bun? What? Gata, bă, și acum ce? Are mâini noi? Eu sunt doctorul jocuri horror. Gata, Freddy, ești ca și un om nou. Haide afară, Freddy. Haide, hai, hai, Freddy, afară, haide, haide. Trebuie doar să vii afară și ești ca și un om nou, măi, Freddy, măi. Rapid să salvăm aici și... Oh, eroare. Oh, stai, mă, că trebuie să dau aici finish. Gata, bă, Freddy. Freddy, ești bine? Unde e Freddy? Oh. Oh. Oh, ok. Oh. 4:55 dimineața! Freddy, trebuie să ne reîncărcăm rapid că vine luna după noi! Freddy, deschide ușa, creștine! Rapid că vine luna! Oh-oh! Ok, deci din ce am înțeles, acum putem deschide niște uși pe care doar Monty le putea deschide. Și asta o să ne ajute să ajungem în locații noi, cred. E 4:56 ceasul, fraților,
și trebuie să ne băgăm rapid undeva pentru că vine luna asta nesimțită după noi și asta nu-i de bine, așa că stați cu ochii în 4. Unde-i de la Recharge Station? Aici, uite, gata, sunt în siguranță? Cred că sunt în siguranță, adică sper. Da, bă, da, sunt în siguranță. Hai, Freddy! Hai, Freddy, eu sunt Gregory, sunt cel mai bun băiat din lume. Foarte rapid o să mă duc să caut unde trebuie să mergem. Ok, m-am uitat pe internet pentru că nu prea știam unde trebuie să mă duc și aparent trebuie să venim în zona asta, pe aici, pe undeva, dar întâi foarte rapid o să salvez. Deci trebuie să venim aici și o să fie ceva ușă pe care Freddy o să ne poată deschide, deoarece acum are mâinile lui, cum îl cheamă, lui Monty. Dar știți ce este foarte creepy? De ce Monty poate să vină acum după noi? În 4 labe sau în 2 picioare, în 2 mâini, nici nu știu cum să zic. Pentru că noi l-am distrus. De ce se târăște după noi? De ce l-am văzut acolo cum se târea după mine și m-am speriat, bă, foarte tare că venea după mine. Adică am crezut că am scăpat de el. Și uite-te, ușa! Cred că aici poate Freddy să ne deschidă ușa. Ia, Freddy, deschide ușa. Deschide ușa, Freddy. Nu, bă, Freddy, deschide ușa. Freddy! Freddy, așa, bravo, bă, bravo, ai învățat. Și acum unde am ajuns? De ce am deschis ușa? De ce am venit aici? Ei bine, nu știu de ce am venit aici, dar uite un cadouaj de care cred că avem nevoie. Și să vedem ce ne dă bănuț. Adică, doamne, tocmai am zis la o foaie bănuț. În fine, cred că atunci trebuie să mergem pe aici. Oh! Roxy? Cred că am ajuns în zona lui Roxy. Oh, uite-o pe Roxy. Ok, trebuie să facem aici ceva, dar nu știu ce. Ei bine, o să mă furișez și o să încerc să aflu. Problema este că Roxy chiar acolo. Cred că m-au văzut. Cred că m-au văzut. Pot să sar peste asta? Nu pot sări. Ok, fraților, cred că murim. Cred că Roxy, stai un pic. Roxy, 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 stai, 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 stai. Roxy, 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 stai un pic. Roxy, what? What? De ce arată așa de distrusă? Ce-a pățit? Voi vedeți ce distrus arată. Intră aici. Ok. Oh, 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 oh. Unde mă ascund? Freddy! Freddy! Freddy, ajutor! Fraților! Sneak away. Că nu mă știe. Liniște, că nu mă știe. Liniște, fraților, că nu mă știe Roxy. Nu știe că sunt aici. Ne furișăm încet. Așa. Să nu mă prindă nici nesimțitul ăsta de aici cu lanterna. Măi, nesimțitule, măi, ce trebuie să iau de aici? Am nevoie de ceva? Uite, am nevoie de asta. Colectează-l rapid. Rapid că vine ăsta. Rapid că vine. Fugi! Ce am colectat? Am colectat o foaie. Bă! Ok, ce trebuie să fac aici? Ușa asta? Nu, este închisă. Atunci de ce am nevoie? De ce am nevoie, fraților, aici? Freddy, nu mai sta și te uita la mine. Era să mor, mă, Freddy, măi. Era să mor și tu stai și te uiți așa la mine, măi. Freddy, frizerul. Păi atunci, în teorie, n-avem nevoie de nimic aici, așa că o să ies afară și trebuie să căutăm altă zonă. Hai, Freddy, lângă mine. Wow! Freddy, te comporți foarte ciudat, Freddy. Foarte, foarte ciudat dacă mă întrebi pe mine. Ia, ce-i pe aici? Am găsit și pe aici un drum. Wow, wow, wow. Uite, pot salva! Da, 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 dăm voie să salvezi, mulțumesc. Ok, what? Aparent... trebuie să conducem ceva mașini, dar mi-a zis Freddy că sunt prea mic ca să conduc mașinile și am nevoie de ceva asistent. What? Nu sunt mic, am 20 de ani. Freddy, ce vorbești tu, măi, Freddy? Uite aici mai multe chestii de astea, dar dacă iar îmi dă o foaie, îmi bag piciorul. Ok, îmi bag piciorul. Fraților, în ce să-mi bag piciorul? În pantofi. Na bun, haideți să căutăm ceva asistent cu care vom putea conduce mașinuța. Poate pe aici? Uite, mai multe mașinuțe mă lasă? Nu mă lasă, ok, nu pe acolo. Uite, oare găsim aici ce ne trebuie să vedem? Da, fix de un balon aveam nevoie. Chiar, bă, fraților, mă gândeam de ce am nevoie. Am nevoie de un balon cu Monty, bă. Ok, poate trebuie la ușa asta să găsesc ceva. Oh, unde sunt? Ce-i zona asta? Unde mă duc? Unde cobor? Ce se întâmplă? Hai să coborâm jos. Nu știu unde ajungem, dar haideți să coborâm, ești nebun? Uite, o ventilație. Oare unde sunt? Mă duc bine? Haideți să explorăm. N-avem ce pierde. Numai am o întrebare. De ce văd foc acolo? De ce este foc aici? O să mă prăjesc? Păi, beatule, cine o da foc? What? Ce se întâmplă aici? Ce naiba? De ce arde totul? Au, 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 arde, au, au. Unde am ajuns? Peșteră? Sunt la o peșteră? Ce e acolo? What? Ok, fraților, și ce pot să fac aici?
De ce am venit aici? Nu-mi zice că am venit aici degeaba. Cred că am nevoie de ceva aici, ceea ce eu încă n-am găsit. Ah, ok. Atunci, fraților, ne ducem înapoi sus și căutăm mai departe. Cred că o să ne dăm cu mașinuțele mai târziu, ceea ce mie mi se pare foarte tare. Chiar sunt curios ce se va întâmpla. Hai de capul meu, dar zona asta e gigantică, gen, serios. Nici nu știu unde a trebuit să mă duc. Încotro să o iau, prin stânga, prin dreapta. Dar o să consider că pe aici. Freddy, hai lângă mine că nu mă simt în siguranță. Oare mă duc bine? Mă duc bine pe aici, fraților? Wow! Mamă, ce mă speria Freddy să-mi bat piciorul în Freddy! Poate trebuie să găsesc pe aici ceva? Poate. Uite, de la ca să reîncărcăm pe Freddy, ok. Bă, fraților, mă plimb pe aici, nu știu ce ar trebui să găsesc. Uite, pe Roxy. Cred că la Roxy îi place să facă curse. Curse ilegale. Ce am găsit? Am găsit ceva. Hai să dăm colect la ăsta. Să vedem ce găsim. Probabil o hârtie. Da. Evident, ca de obicei, o hârtie, nimica de folos mai exact. Freddy, ești bine? Ho? Freddy, te comporți foarte ciudat, Freddy, n-am să te mint. Te comporți foarte, foarte ciudat. Uite, un cadou. E doar desen. Doamne, am crezut că desenul e cadou. Pararapapampam. Uite, un cadou adevărat. De data asta am găsit un cadou adevărat, fraților. Să vedem ce se află în cadouașul nostru. Dance Pass. Păi și eu ce fac cu ăsta, Freddy? Ce fac cu Dance Pass-ul ăsta? Unde ești, Freddy? Freddy, hai puțin aici, Freddy. Doamne, ferească, mă, ce mă sperie. Ok, o să mă duc încoace mai departe, pentru că încoace încă n-am explorat. Sau e închis? Nu e închis, uite că încoace este drum. Deci, în teorie, trebuie să mă duc încoace. Ăsta e lângă mine. E sus? Uite, o coboară, e sus. Ok, o să mă furișez pe aici, așa, încoace. Și să vedem unde trebuie să ajung. Dar Roxy să nu mă vadă în același timp. Uite un cadou aici. Poate ne ajută cu ceva cadoul ăsta sau doar îmi oferă hârtie de aia pe care trebuie să scriu eu, să apăsați pe butonul de like. Roxy, e ceva acolo sus și ascuns de mine? Intră în Freddy. Doamne, ce m-am speriat. Mamă, deci am scăpat la fix. Mulțumesc, Freddy, că de data asta m-ai ajutat. Ok, hai să urcăm de unde a coborât Roxy și să vedem dacă avem de găsit ceva pe aici. Găsim ceva interesant pe aici. Nu știu dacă găsim ceva interesant. Ne plimbăm, căutăm și vedem ce găsim, dacă găsim. Uite, aici pot salva. Deci deja e bine. Deja putem salva. Asta e de bine, fraților. Așa că hai să dăm aici o salvare puternică. 5 minutes later. Bă, ia-i capul la ăsta, ia-i capul. Bă, exploram și eu pe aici, căutam ce ne trebuie și m-am căcăcit pe mine. Roxy. Roxy, unde e Freddy? Freddy, intră în Freddy, așa. Ok, frate, dacă am înțeles bine ceea ce mi-a zis Freddy, acum trebuie să mergem la ceva Faz Day, nu știu ce, așa nume ciudat are să-mi bat piciorul. Nu! Nu tu din nou! Lasă-mă pace! Fugi! Trebuie să mergem înapoi, așa am înțeles, și să reparăm capul la robot sau nu știu la ce. Intră! Deschide ușa, așa! Acum încotro! De unde am venit? Fugi mai departe să nu mă prindă asta! Roxy, nu veni după mine, Roxy. Dacă vii după mine, ești o puricoasă. O să mă duc înapoi, fraților, dar eu o să tai pe filmare să nu vă plictisesc cum mă plimb eu înapoi. Ok, trebuie să ajung acolo sus la Fast Skate. Cred că acolo, cred. Doar cred. Ia să vedem dacă am înțeles bine, că dacă am înțeles greșit. Hopa. Deja mă așteaptă roboțelul. Ia, bună. Poftim. Ești fericit? Tic. Oh! Nu mai este fericit. Deschide ușa. Închide. Oh. De ce fac cu inima de fiecare dată când joc jocul acesta? De ce? Bun, am ajuns undeva. Problema este că nu știu unde am ajuns. Bă, ce fain arată locația. Wow, stați să explorăm imediat. Doar să salvez întâi, pentru că asta este mai important. Și bă, ce mișto arată. Îmi place foarte mult cum arată. What e aici? What? Păi vedeți ce mare e ăsta. Ăsta nu-i gândacul. Bă, ăsta-i gândacul care mă urmărește, mă. Păi, nesimțitul, mă, pot să-i dau cu un pumn în cap. Uite, trebuie aici ceva curent să pornim. Trebuie să pornesc ceva curent, chiar așa, bă, chiar așa. Uite, poate pe aici?
Mă duc bine? Hai că am urcat sus undeva. Stai să nu ne prindă security guard-ul ăla, că e jale mare dacă ne prinde. Și, oh, am ajuns în baie la fete. Oh, stați un pic că nu aici trebuie să vin. Eu trebuie să merg la băieți. Uite, poate, poate aici? Da, mă, da, asta e baia băieților. Uite, aici nu? Aici? Oh, oh, oh. Oh, nu, nu aici, ok. Problema este că eu n-am nevoie la baie. Deci chiar nu știu de ce am mers la baie. Și atunci presupun că... să nu mă prins, să nu mă prins, să nu mă prins. Atunci presupun că trebuie să urcăm aici sus. Cred, presupun, poate și mai sus, fără să mă prindă un roboțel de ăsta nesimțit. Deci îmi place foarte mult zona. Locația arată superb. Efectiv arată superb. Dar, întreb din nou, care-i scopul meu aici? Fraților, eu am venit undeva, dar problema este că nu știu dacă am venit bine unde am venit. Freddy îmi zise ceva de securitate. Uite, aici? Aici e securitatea. Oi fi venit bine? Oare aici? Ia, hai să salvăm întâi. Da, mă, da, cred că am venit bine la securitate întâi, cred. Oh-oh, ce-am făcut? Oh-oh, s-a întâmplat ceva groaznic? Oh, nu. Ok, deci din ce am înțeles, trebuie să repornim curentul pentru că, ghiciți ce, ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam, da-da-di-da-da-da-dam, am rămas fără curent. Ce mișto, nu? Nu e așa că e mișto că am rămas fără curent. Eu zic că e cel mai mișto. E cel mai... Aproape cel mai mișto. Oh, băi, băiatule, stai un pic. Vine careva. Vine careva. Oh, Chica Gajica este aici. Este Chica Gajica. Oh, oh, unde cobor? Bă, 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 mă prinde toată lumea. Mamă, fraților. Mamă, mamă, mamă. Unde cobor? Nu știți pe unde cobor? Pam, 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 pam. Mamă, ce frică mi-este. M-a văzut cineva. Nu știu cine, dar m-a văzut cineva. Fugi pentru viața ta. Fugi. Îl aud cum vine. Bă-s mai mulți? Chica vorbește. Du-te, 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 să nu mă vadă, să nu mă vadă, să nu mă vadă, așa. Și cred că aici trebuie să repornim curentul. Uite, ăsta, nu? Nu ăsta e curentul care trebuie repornit, ia să vedem. Hai, trage-le manetă. Da, bă, da. Ce-am făcut? L-am repornit. What, a dispărut ăsta. Oh, a trebuit să-mi fac griji? A trebuit să-mi fac griji că a dispărut ăsta de aici. Ok, oare pot salva? Vă rog. Oh, nu, nu pot salva. Ok, este o problemă mare. Uite pe Monty. Bă, dar de ce mă urmăresc ăștia? Acolo e unul de ăla. Ok, deci am treaba aici jos. Ok, hai să nu ne prindă securitatea. Ne-o prind securitatea, asta e groaznic. Asta e groaznic, asta e groaznic. Monty? Monty? Monty, te-am distrus odată. Ce mai vrei de la mine, Monty? Ce mai vrei? Oh, nu, ăsta vine după mine încoace. Oh, nu, oh, nu. Fugi, fugi, dă-i, dă-i. Wow, l-am pozat, zâmbește. Gregory, fugi! Fugi că vine Monty după mine, ce face? Ok, 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 ok. Totul în regulă? Totul în regulă? Toată lumea s-a calmat? S-a calmat toată lumea? Sau nu s-a calmat? Nu s-a calmat, l-ați văzut? Nu, stați un pic. Uh-oh, 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 uh-oh. Nu, 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 urăsc asta, nu-mi place. Bă, parcă mai era... Ce s-aude? De ce s-aude melodia asta? Parcă mai era aici, uite, da bă, da, mai trebuie una. Ok, presupun că ultima zonă o să fie undeva sus. Ușa deschisă. Wow, 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 cine e ăla? What? Cine e ăla? What? What? Ce-i mâna aia imensă? Să nu-mi zici că domnul ăla din... Oh, wow, 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 what? Bă, voi sunteți nebuni? Voi ați văzut ce e aici? Stai un picuț, stai un picuț. Și ce pot să fac? Ce ar trebui să fac? Cum? Fug pe lângă el? Ce? Oh, wow, 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 wow! Oh, 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 oh! Mă iau și fug, mă iau și fug, ești de bun? Mă iau și fug, mă iau și fug! Nu știu unde fug, dar mă iau și fug! Fug sus! A plecat ăla mare, bă! Ce s-aude? Vine careva după mine! Uh-oh! Pleacă! Pleacă, așa! Cred că i-am dat lumină la Monty? C-o strigat, ați auzit? Băi, băiatule, ce-i cu jocul ăsta, mă? Ce miștou-i! C-o venit chestia aia mare după mine, gen... Nu știu, mi-a plăcut senzația să-l văd acolo, e așa imens, eu atât de mic. Gregory, ajutor! Oh, nu, domnule, nu, 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 vă rog, nu aletați autoritățile, vă mulțumesc. Stânga sau dreapta? Stânga nu pot, așa că dreapta. Ne ducem după ăsta și... Uite, ultimul, dă-i, dă-i, gata! Release the brake and the maintenance hall. Unde-i maintenance hall-ul? Ajutor! Stați să mă ascund. M-am ascuns, ok. Stați, unde mă pot uita, unde trebuie să merg? Trebuie să mă uit pe aici, parcă, nu? Încerc să-mi dau seama unde trebuie să merg, fraților, dar nu prea reușesc. Nu prea reușesc. Wow,
Deci că e altă galaxie acolo. Stai, cred că știu. Oare trebuie să mă duc acolo unde-i, securitatea? Unde am fost înainte, gen cu securitatea? Încolo, în capăt? Oh, m-a văzut cineva. Dar nu știu cine. Nu, cred că vine cineva după mine. Vine Chica! Vine Chica! Bă, Chica, mai lasă-mă în pace! Poftim! Pleacă! Cot-c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 ot
Fugi, 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 nu mă interesează cine mă prinde. Mă interesează să mi se reîncarce cât mai rapid camera mea. Și ăsta gigantic nu vine după mine. Nu că aș dori să vină, că nu-mi doresc, chiar nu-mi doresc. Dar întreb și eu așa, doar întreb de curiozitate. Parcă era aici în stânga drumul, nu? Da, 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 mă, da. Ok, și aici la securitate? Aici oare? Nu cred că aici. Stați că mai este ușa aici, sau nu? A, pe aici, pe aici, pe aici. Văd pe aici ceva drum. Poate, probabil pe aici, poate, probabil. Numai, nu-mi place melodia asta de pe fundal. Mă agită. Dar nu-mi este mie frică pentru că am această cameră foto care sunt sigur și convins că o să mă apere de orice. De orice. Bă, dar cât e, pe unde? Uite-l, uite, 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 uite. Gata? Atât? Atât? Gata? Yes! Am reușit. Ce se întâmplă? Nu mă pot mișca. Nu mă pot mișca. What, gândacule? Pleacă, Maria, aici. Fugi, 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 fugi. Gregory, Gregory, unde fug? Unde fug? Stați un pic. Băi, băiatule, stați un pic, că unde trebuie să fug? Asta e întrebarea mea. Oh, nu, am obosit. Am obosit și nu mai pot fugi. Nu, 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 nu. Unde, 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 unde mă duc? Mă duc înăuntru, în security, în security. Oh, nu, fraților, iar am obosit. Nici nu vreau să mă uit în spate. Nici nu vreau! Ce trebuia să fac? Bă, dar nu mai puteam fugi. Să nu-mi zici că trebuie să fac totul de la început. Oh, oh, ba da. Trebuie să vă zic că urăsc enorm jocul pentru că mă pune să mă duc și să fac toate astea de la zero din nou. Îl urăsc din suflet. Nu pot să mă arunc de aici de sus. Oh, ba da, pot! What? I-am zis la glumă, dar aparent chiar puteam. Ok, asta m-a ajutat foarte mult. Și bă, vreau să văd cum nenorocitul ăsta de aici, măi, nesimțitule, măi. Vreau să văd cum nesimțitul ăsta dispare de aici, da? Deci el este aici, trag de manetă și brusc nu mai este. Wow, ce magie, wow, ce frumos. Ok, o să trag prima manetă chiar aici și să sperăm că pot să ies de DJ muzică de aici. Pentru că DJ muzică... Nu? Oh, bada, 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 fugi, 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 să nu mă prindă. Ai de capul meu, bă, cât ai! Cât a gândacul. Acum fug pe lângă ăștia. Oh, nu, l-am trezit pe unul. Și vine, vine Monty, l-a țuzut pe Monty, l-a țuzut pe Monty. M-a pierdut Monty. Că e cam prosuț Monty ăsta, mai cam prosuț. Ok, facem o poză la ăsta de aici să ne dea pace, așa. Și unde e? A, acolo era, doamne, am uitat să trag ăsta, bă. Ok, trag și ăsta foarte rapid. Bă, am zis că-l trag, nu că mă ascund. Băi, băiatule, ce-am făcut? Ești afară. Ok, trage ăsta. Și acum, nu, 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 fugi, 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 nu știu unde fug, dar fugi. Mergem acum sus și, oh, uite-o pe Chica, bă, stați un pic, Chica, Chica, nu merge poza, nu merge poza. Prima manetă. A doua manetă. Ok, fraților, am tras toate cele trei manete și acum încerc să ajung înapoi acolo fără să fiu prins sau, chiar mai rău, omorât. În ce m-am blocat? Fugi, bă, fugi, fugi, omule, fugi. Fugi pentru viața ta. Gregory, fugi că vine ăsta după tine. Gregory, n-ai timp să obosești. Doar fugi, Gregory, doar fugi. Fugi pentru viața ta, bun. Suntem pe drumul cel bun, cred. Ok, începe din nou acțiunea asta pe care o urăsc din tot sufletul meu, trebuie să vă zic. Ok, domnule gândac, salut, nu ți-a dus nimeni dorul. Fugi, Gregory, fugi pentru viața ta. Fugi, Gregory, Gregory, fugi pentru viața ta. Gregory, Gregory, fugi pentru viața ta. Gregory, Gregory, am obosit, am obosit. O să mor, o să mor pentru că am obosit. Oh, oh, sari peste asta, sari și fugi. Fugi, Gregory, pentru viața ta. Parcă trebuie prin stânga, ok. Ok. Și parcă acum pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Bun, bun, bun. Intră înăuntru, intră înăuntru, intră înăuntru. Oh, oh, am supraviețuit. Salvează. Cum salvezi? Salvează. Wow.
Doamne, jocul ăsta l-a răzit tot sufletul. Am salvat? Nu știu, n-am fost atent, sunt prea paranoic, o să mai salvez odată. Nu mai vreau să mă joc acum. Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am regăsit la un nou episod alături de Five Nights at Freddy's Security Breach. 5 nopți la Freddy, bă, dar ce ne dă Freddy ăsta că stăm 5 nopți la el? Ne dă ceva, măcar ceva sarmale, ceva acolo? Nu ne dă nimic, este nesimțit. Continuăm de unde am rămas, adică ultima dată am fugit de gândacul ăla imens și am ajuns în camera asta unde cred că suntem în siguranță. Și dacă bine țin eu minte, trebuie să reparăm capul unui robot ca pe urmă să mergem să facem concurs cu Roxy. Adică o să mergem cu mașinuțele, bă, ce șmecher o să fie. Ne ducem să o călcăm pe Roxy cu Lamborghini-ul nostru, ești nebun? Dar ce fac aici? Cum pun capul să-l repar? Băi, beatule, uite, head deposit, gata, bă, stai că am găsit. Mamă, dar ce cap urât este. În fine, asta nu contează și acum... cum îl repar? Repair... Oh, Freddy! What? Ați văzut cum a picat chestia asta? Bă, să mor eu, am crezut că e un șobolan. Șobolan la volan. Unde e ăsta? Unde? Cum trebuie să repar? Bă, beatule. Oh, aici? Trebuie să apăs butoane? Dau cu pumnii așa în butoane? Nu așa. Apoi cum? Pot să salvezi? Hai să salvăm, pentru că dacă salvăm, este de bine. Înseamnă că am salvat. Doamne, ce deștept sunt. Ok, ce fac? Acum serios. Distrugem capul? Bă, ce? Oh, cred că trebuie să apăs pe nasul lui Freddy. Da, mă, da. Ce-mi dai, Freddy? Zi! Ce e ăla? Security... Security ceva. Este un security securitos. Păi dacă nu mai pot să fac nimic aici, o să presupun că l-am reparat, cred. Ce-am găsit aici? Wow, tu areți foarte ciudat. Ok, dubios, ok. Mă întreb dacă chestia aceea este într-adevăr cineva și o să ne urmărească mai târziu. Sper că nu. Așa-i că nu. Sunt convins că nu, așa-i? Așa-i? Spuneți-mi, vă rog, că așa este. Și acum ce? Să nu mă găsești, Doamne, fer să mă găsești. Acum cred că mă duc înapoi acolo la Roxy, nu? Ne ducem cu Doamne, Doamne, Dumnezeu înainte. Să sperăm că nu mă prinde niciun roboțel de ăsta nesimporc. Ce-am zis, nesimporc? Bă, beatule, eu ce limbă vorbesc? Nu pot să mă arunc de aici, frate. Bă, ce fain era viața dacă mă puteam arunca. Gen, să mă arunc în joc. Probleme! Probleme foarte mari, abia au început episodul, probleme, stai că mă arunc, bă, rup picioarele, ia mă, ia că am picat, ho, era să pic pe tine, ha, dacă picam, wow, o trecut Chica pe lângă mine, ați văzut? Uite că urcă sus, bă, eu sunt aici jos, bă, hai să plecăm până nu ne găsește, Doamne, bă, o crezut că sunt acolo sus, mă. Ei, Chica, Chica. Mamă, ce-am păcălit-o, ești nebun? Bă, da, nu mai ajung niciodată cu liftul ăsta, ce naiba? Bă, s-o bugui jocul, ce are, mă? Bă, beatul. Era deschis pe cealaltă parte. Doamne, mă, incredibil. Bă, stai, mă, așa, bun. Vă rog frumos, nu mă mai prindeți și voi sunt. Pleacă de aici! Fugi! Vine Roxy, Foxy, Doxy, Boxy după mine. Roxy, Boxy, Toxy, Loxy, la 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 la. Ok, frate, eu cred că am înnebunit cu capul. Bun, ce vreau să vă zic este că... ce era să mă prindă? Ce vreau să vă zic este că eu citesc fiecare comentariu la episoade și am citit că... Chica, mă apropiu de final. Ceea ce este de bine, nu? Nu? Presupun? Mă, dar întuneric este. În fine, mă apropiu de final și am înțeles că sunt mai multe endinguri. Nu știu pe care ending o să fac, deoarece nu știu cum se fac endingurile. Adică o să fac endingul care mi se pare mie că ar trebui să-l fac, dacă mă înțelegeți. Și eventual, după, dacă vreți, facem și restul endingurilor sau mă uit la un videoclip unde preacționez la restul endingurilor, habana. Mamă, fraților, cum stă Freddy acolo, uitați-vă ce creepy arată! Zici că e un, nu știu, zici că e ceva monstru să-mi bat piciorul. Ferească-mă, Doamne, Freddy, ce ai pățit? Freddy, ești bine? Ești foarte murdar și rănit. Nu intru în tine, nu mulțumesc, lasă, în regulă, nu trebuie să intrăm acolo. E pe aici Roxy, Roxana. Noi trebuie să mergem foarte frumos la la mașinuța aceea, dacă nu greșesc, și să facem curse cu Roxy. Ce vreau să vă mai zic este că în luna iulie iese ceva update la joc. Bă,
Păi băiatule, ce faci? Este ceva update la joc, mai exact un DLC pe nume Ruin, pe care, evident, o să-l jucăm aici pe canal și o să ne distrăm la maxim alături de Gașca Zurli, adică Freddy, Roxy, Monty, Chica, Chicoi, Chica, Chicoi. Și cred că aici pot să mă duc? Ia, pot să... Da, mă, da! Gata! Pot să mă duc cu el? Stai un pic, vreau să salvez. Vreau să salvez. Nu, ce se întâmplă? Oh, mergem cu Lamborghini-ul, fraților! Mamă, ce șmecher! Băi, băiatule, facem drifturi, ești nebun? Uh-oh. Uh-oh, e cam supărată. Bă, Roxy, stai, mă! Hai să facem curse, curse ilegale. Oh, dau peste Roxy! Mamă, ce drift! Ua! Te-ai dus, mere! Te-ai dus! Pa! Ia! Mamă, rip fața lui Roxy! Rip fața lui Roxy în comentarii, fraților! Ce se întâmplă? Asta e... Ce? La ce mă uit? Ok? Mașinuța? Am distrus-o pe Roxy! Am distrus-o pe Roxy! Bă, asta-i tare, nu? Du-te, salvează! Du-te, salvează, rapid! Salvează! Am distrus-o pe Roxy! Bă! Încă un animatronic în minus, mă rog. În teorie, tot o să vină după noi dacă Monty venea fără picioare după noi, nu? Sau? Habar n-am. Uite, pot să vin aici? Nu? Nu? Nu trebuie să reîncarc antena. Ce? Am ratat eu ceva? Oh, what? Suntem în... What? Unde suntem? What? Uite-o! Uite-o pe Roxy! Na, fraiero, na, na! Așa-ți trebuie, așa-ți trebuie! Na, mă, na, că te... Ce am, ce-am făcut? What? I-am luat ochii, bă, ce ochi faini are, să-mi bat piciorul. Mamă, cum arată fără ochi. Ai de capul meu. Na, mă, na, Roxy. Na, mă, na. Ce mai faci, ha? Ha? Ia, miroase-mi curul, ia, miroase-mi curul. Na, bun, gata cu glumele proaste. Fraților, Roxy a murit. Să sperăm că nu o să vină după noi niciodată. Și acum ce, mă duc aici? Oh! What? Ce-i cu jocul ăsta, frate? Era strivită de o mașină. Cum m-a urmărit? Cum? Dar stai un pic, am și o mică întrebare. Oare asta înseamnă că este oarbă? Ia să vedem dacă e oarbă. Oh, wow, 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 no, no! Ok, dintre toate jumpscare-urile pe care le-am luat eu în jocul ăsta, cred că acesta m-a speriat cel mai tare. Literalmente m-am căcăcit pe mine, bă, să-mi bat piciorul ce m-am speriat, să mor eu. Efectiv, gen, nu știu, mă, nu știu, m-a speriat, pur și simplu nu știu să vă zic de ce m-a speriat. Și bă, ce jumpscare are, cum urlă, e creepy rău de tot. Ce ar trebui să fac acum? Că, uite, se ridică și vine după mine. Ia, nu, nu vine. Uite, acum, ho. Da, mă, da. What? What? Ok, și acum ce? Oh my god, e turbată. Mamă, să-mi bat piciorul, e turbată. Băi, băiatule. Scuză-mă, ce? De ce a devenit jocul ăsta atât de horror de nicăieri? Sunt aici? Nu! Cum? N-ai cum să mă știi, ești oarbă! N-ai cum să mă știi, ești oarbă! Ești oarbă, n-ai ochi! Pleacă de aici! Chiar dacă mă poți auzi, tu nu știi că sunt aici! Nu! 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 Doamne, de ce e atât de creepy? De ce e atât de creepy? Hai să-mi bat piciorul. Și ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să fac? Ce? Ajutor! Literalmente, în toată seria asta de Security Breach nu m-am speriat niciodată așa cum mă sper eu acum. Ia! Oh! Fugi! 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 Ia! Ia! Nu mă mai joc! Nu mă mai joc! Nu mă mai joc! Mi-e prea frică! Nu mă mai joc! Eu nu mă mai joc! Nu mă mai joc! Nu! Nu mă mai joc! Așteptăm să plece, ieșim și fugim! Am zis că fugim! 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 Unde fugim? Nu știu unde fugim! Sparge ușa! Roxy! Mamă! Ok! Suntem în siguranță! Nu vă faceți griji! O spart ușa! Prosta, o spart ușa! Bine, mă, what? Sunt aici la foc. Oh, tu de ce nu iei foc? Roxy, tu de ce nu iei foc? De ce nu iei foc?
What? Plânge Roxy, ești nebun? Dacă am ieșit... Ok, fraților, mai încercăm o dată. Acum nu ne mai este frică, nu ne mai este frică, am zis. Du-te, Roxy, du-te tot în față, așa. Du-te, lasă-mă în pace pe mine. Eu nu sunt aici. Cine este aici? Mi s-a părut că cineva s-a ascuns de aici. A fost doar un șobolingozaur, atâta tot. Absolut nimeni pe aici. Am ieșit afară. Așteptăm fain frumos să treacă Roxy și fugim mai departe, am zis. Wow, sparge ușa, Roxy. Fugi de Roxy. Oh, what? Cum a apărut pe acolo? Cum poate să meargă pe acolo? Stai un pic. Așteptăm să plece Roxy, Roxana. Ieșim și fugim. Am zis că ieșim și... Mor. Mamă, ce speriată să-mi bat picior dacă nu. Roxy, sparge ușa. Roxy, Roxy nu-s acolo, bă. Aici, ușa. Sparge ușa. Hai, sparge-o, știu că poți. Dă-i în ușa aia. Că stă degeaba acolo, haide. Bă, Roxy, așa, bă, bravo, vezi că știi, mă, Roxy. Așa. Problematic, foarte problematic. Roxy, nu plângem, nu este nimeni aici, poți să te duci mai departe. Ești urâtă ca naiba, asta este, ghinion. Câteodată viața nu este corectă, Roxy, trebuie să acceptăm situația aceasta. Așa că, în ciuda faptului, o să ieși și o să fug pentru viața mea, uite-te până aici. Wow, gata mă că nu mai este frică de ea. Cum să-mi fie mie frică de Roxy, Roxana, băi băiatule, băi. Așteptăm să plece și cred că dacă mai fug așa o tură, pot să intru în ventilația aia, dacă bine ții minte, așa că... Doi, m-am ascuns, mai bine m-am ascuns pentru siguranța mea. Bun, fraților, cred că este în siguranță să ies afară. Desfă ăsta, intră înăuntru. Wow, Roxy, Roxana. Wow, nu poate să intre vent, așa-i? Nu? Ce-ai făcut, mă? Uite-te la tine ce urât ești. Pa! Am plecat, la revedere. Fraților, spuneți-mi în comentarii dacă sunteți de acord cu mine. Cred că partea asta a jocului a fost cea mai horror parte de până acum. Sper că nu o să urmeze nimic ca mai groaznic ca asta, pentru că altfel o să mă căcăcesc pe mine. Unde pot salva? Vreau să salvez, că am scăpat de acolo și eu vreau doar să salvez. Pleacă de aici, robotule, pleacă. Freddy? Unde ești, Freddy? Hai, mă, Freddy, salut, prietene, hai cu mine, hai. Hai să te am aproape de mine, să știu că sunt în siguranță și că, putem salva aici, let's go! Ok, acum că am salvat, presupun că trebuie să ne ducem și să-i dăm upgrade la Freddy cu ochii lui Roxy, nu? Presupun că asta trebuie să facem, așa că o să încerc să mă duc acolo, jos, unde trebuie să-i facem mare operație lui Freddy, frizerul nostru, șeful din gașca Zurli. Mă duc bine? Cred că mă duc bine. Deci dacă mai dau de Roxy pe aici... Aud cum plânge, auziți? Roxy, nu-i voie. Caca pipi nu este voie. De ce aud pe aici că plânge? Să nu-mi zici că o să vină după mine și pe aici, că mă cac pe ea și pe mine. Ne căcăm unul pe altul, ce prost. Oamne, ce prostii vorbesc chiar și Doamne, iartă-mă. Deschide ușa, creștine, că vrea să vină Roxy după mine. Pe Roxy pe aici? Roxy, ești pe aici? Să nu fii pe nicăieri. Bă, fraților, știți de cine mi-este dor? Bine, nu mi-este dor, dar vreau să zic că știți pe cine n-am văzut de foarte multă vreme. Pe Veni! Pe Veni Vanessa! Ce mai face Veni Vanessa? Pot să cobor pe aici? Da, mă, da, și mergem de pe scenă. Coborând de pe scenă acolo jos. Haideți să ne grăbim până nu vine careva după noi. Și mai am o întrebare, oare trebuie să o mai distrug și pe Chica? Că pe Chica n-am distrus-o, l-am distrus doar pe Monty, Roxy și Chica nu. Bănesc că pe Freddy nu îl distrugem, așa-i? Freddy este prietenul nostru și frizerul nostru, ești nebun? Adică uite-te ce picioare are Freddy și ce unghii. Mamă. Hai, coboară! Mergem jos, subteran, în backrooms! Ok, fraților, acum mergem să dăm mare upgrade lui Freddy. Ceau, Freddy, ce faci? Ăla nu este Freddy. Freddy? Ok, hai Freddy. Intră înăuntru, uite, ocular upgrade, nu știu ce. Hai, Freddy, la operație. Doctorul jocului horror astăzi este gata să te opereze din nou. Mamă, e prea aproape de mine. What? O zis să apăs nasul lui Freddy ca să-i dau jos capul. De ce-i dau jos capul lui Freddy? Stai, ce? Și ce culoare a fost? Aaaa! Freddy!
Nu mai am încredere în Freddy. Bă, și trebuie să iau totul de la început. Oi, de capul meu. 5 minutes later. Băi, băiatule! Băi, băiatule! De ce mă urăște jocul ăsta, fraților? De ce? De ce? O să-l iert de data asta pe Freddy pentru că nu este neapărat vina lui că m-a omorât, ci eu am făcut ceva greșit. Așa că, haideți să fiu un picuț mai atent și să vedem... Ok, galben, verde, albastru. Da! Ah! Nu era galben! Ok, deci eu sunt de-a dreptul Chior. Am înțeles. Nu știu de ce mi s-a părut că am văzut galben. Trebuie să fiu mai atent. Foarte puțin mai atent. Un pic mai atent, ca și cum eram la școală. Ok. Haideți să intrăm. Și ia să vedem. Deci apăsăm. Ah! What? Dar am apăsat nasul lui Freddy. Haideți, fraților, să-l operăm pe Freddy. Mamă, din prima încercare i-am dat jos capul. Ia vedeți. Na bun. Verde, roșu, albastru. Verde, roșu, albastru. Bun. Albastru, galben, roșu, verde, albastru, galben, roșu, verde, galben. Oh, ok, până acum totul e în regulă. Acum ce că trebuie să-i scot ochii. Pe cum? Așa? Și așa, ok. Eu sunt bun. Ok, deci trebuie să-i pun înapoi ochii lui Roxy. Gata, e bun? Ok. Și trebuie să punem înapoi. Cum? Galben, roșu, verde. Galben, roșu, verde, ok. Galben, albastru, albastru, verde, roșu. Galben, albastru, albastru, verde, roșu. Bine, mă! Și acum închidem fața. Ok. Gata? Urechile? Gata! Atât! Și, oh, stai. Galben, galben. Galben, galben. Ok. Galben, galben, roșu. Galben, galben, roșu. Bum, 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 bum. Pam, 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 pam. Cât mai trebuie ajutor? Galben, galben, roșu, albastru, galben. Galben, galben, roșu, albastru, galben. Cât mai trebuie? Galben, galben, roșu, albastru, galben, roșu. Galben, galben, roșu, albastru, galben, roșu. Cât mai trebuie? Oh, atât? Cred că atâta, nu? Spune-mi trebuie că da. Da, mă, da, atâta. Zi, mă, Freddy, m-am descurcat de minune. Ia zi, Freddy, sunt cel mai bun, așa-i? Spune, spune că sunt cel mai bun. Ia. Gata, băi, băiatule. Oh, oh. I'm having a hard time adjusting. Zice că se descurcă puțin greu ca să se uite. O zis Freddy că vede prin pereți cu ochii lui Roxy. Asta înseamnă că Roxy ne vedea prin pereți? Ce? Sunt foarte confuz. Oh. Oh. Escape the pizza place. Ce? Trebuie să scap? La revedere. Nu trebuie să-mi zici două ori. Poți să plec, ești nebun? Nu știu ce-mi zice Freddy. La revedere, Freddy. A plecat. Scăpăm. Da, bă, dacă e 6 dimineața, putem scăpa, fraților. Finalul. Cea mai tare melodie. Ce? Trebuie să ies de aici. Am spart ușa, am rupt ușa. Deci ușa de la ieșire, drept cu pumnul și cu picioarele. Uite, 5:51 AM. Aproape 6 dimineața. Tara, tam, pararara. Gata, la revedere, a plecat. Am petrecut o noapte aici, a fost groaznic. S-au întâmplat multe, mai multe decât în toată viața mea, de când trăiesc. La revedere, am rupt ușa. Am rupt ușa. Unde e Freddy? Freddy, vii după mine? Da, bă, da, vine după mine. Dar pe unde ies, că nu mai țin minte. Fraților, pe unde ies? Pe unde ies? Bă, fraților, pe bune, pe unde ies, că nu mai țin minte. Să mor dacă mai țin minte. În fine, irelevant. Ne ducem, pe undeva ne ducem. Trebuie să avem grijă să nu vină luna aia după noi, că parcă venea luna după noi la 6 dimineața. Sau mă rog, la orice sfârșit de oră. Ok, cred că pot să ieși pe aici, doar că e un picuț mai mult de umblat, dar nu e nicio problemă. Rupem ușa, am spart ușa de la pizzeria lui Freddy. Atât, fraților. Uite, 5:53 dimineața. Încă puțin. Încă un pic, încă un pic. Uite, nu pot să intru aici cu Freddy. Sau mai bine nu, că ar trebui să plec. Spargem ușa de ieșire, fraților. Spargem ușa de ieșire. Chiar acum, nimeni să... Opa. Ce se aude? Au ceva sunete ciudate, care nu neapărat îmi plac. Stai să-mi recac la antena doar în caz că avem nevoie de ea. La revedere. Oh, și acum pe unde? Wow, 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 să nu mă prindă asta. Băi, băiatule, stai, pleacă de aici. Pleacă, eu trebuie să scap. Eu trebuie să ies. Eu trebuie să ies, la revedere. Am plecat. Parcă trebuie să mă duc cu ceva lift, nu? Oh, cineva fuge. Oh, what, Roxy? Ah, lăsați-o pe Roxy că e puțin cam chioară. V-ați prins? E chioară. Ce amuzant sunt. Doamne, eu sunt fericit că scap de aici. Trebuie să găsesc liftul. Trebuie să mergem în ceva lift, dacă bine țin eu minte. Întrebarea... Oh-oh. Oh-oh. Băi, băiatule, pleacă de aici. Chiar nu mi-era dor de tine. Uitați liftul. Oh, nu.
Oh, nu! Fugi, 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 că vine și ăla după mine. Fugi că de-ți fac o poză, te întorci înapoi de unde ai venit. Deschide ușa. Așa. Ua! Vanessa? Zice, ușa e deschisă. De ce mai ești aici? Face mișto de noi, că ce, vrem să stăm aici, să lucrăm aici? Zice că aș fi un om bun de securitate. Un om bun de pază. Și mi-a mai zis să verific stadionul principal, că mă așteaptă acolo sau ce naiba. Bă, frate, eu nu mă duc acolo. Lasă-mă să scap. La revedere. Oh, oh. Băiatule, ia, ia vezi poza asta. Oh, nu cred că e pasă de poză. Nu cred că e pasă de poză la Moon. Ok, la revedere. Pot să plec. Pot să plec. Ce? Ce? Pleacă, bă, de aici. Pleacă, bă, de aici. Pleacă. Pleacă, lasă-mă în pace, lasă-mă să ies. Putem scăpa. Atât, fraților. Am scăpat de la Five Nights at Freddy's. Let's go! No, I cannot exit this facility. What, zice Freddy, că nu poate pleca. Come on, we can hide you somewhere. Zice că ne putem ascunde undeva. Zice, fără să mă reîncarc, sistemul meu se va închide într-o oră. It is a safety precaution. Nu poate să iasă Freddy cu noi. My design. This is where I must stay. Bă! Do not return. Zice să nu revenim. It will never. Niciodată nu o să fie în siguranță. I will. O să-mi fie dor de tine. If I leave now, nothing will change, will it? Sunt trist. Putem sta sau să plecăm? Stai un pic. Stai un pic, ce facem? Fraților, ce facem? Plecăm? Vă sincer, logic ar fi să plecăm. La revedere, că aici înăuntru doar murim. Dar pentru Freddy și pentru iubirea mea față de Freddy și a abonaților, așa că lăsați un like, o să stăm. Ce ziceți? Stăm? Uite, Freddy se bucură. Am găsit acest party pass. Sunt zone pe care încă nu le-am investigat. Opa! Mergem într-o altă aventură. Ce se aude? De ce la upămun? What? What? Ok. Deci, până la urmă, stăm în pizzerie mai departe, pe bune, și investigăm lumea mai departe? Ua, ce tare! Fraților, mai continuă seria de Security Breach! Ok, bănuiesc că acela era un ending de a pleca, dar mi se pare un ending prost. Adică, este cel mai logic ending, categoric, este cel mai logic ending pe care l-ai putea alege să pleci, pentru că așa supraviețuiești. Dar, haideți să explorăm mai departe. Aventura a strigat ura, continuăm în forță, așa că nu uitați să lăsați un like de la forțos pentru seria cu Security Breach. Securitate briceagă. Habar n-am ce-am zis. Na bun, haideți să o gândim logic. Veni mi-a zis să mă duc la stadion, că mă așteaptă. Și Freddy mi-a dat ceva, ceva de ăsta PES, la care ar trebui să putem intra pe undeva, dar pe unde? Escape the Pizza Plex, nu mai escape-uim nicăieri, că am rămas aici la Freddy acasă, la casa lui Freddy, la gașca Zurli am rămas. Și haideți să vedem unde putem merge. Nu știu de voi, dar mai era parcă ceva Phaser Blast? Phaser Blast, Phaser Blast, unde ar trebui să putem merge, nu? Adică, parcă era la chestia aia cu Chica, s-o batem pe Chica, nu? Sau? Use the party pass to access the Phaser Blast. Da, bă, da! Și cum mă duc la Phaser Blast? Știe cineva unde este acest Phaser Blast? Ok, nu știu unde este acest Phaser Blast, dar stăm rapid să-l căutăm pe aici. Fraților, dacă vedeți ceva Phaser Blast, să-mi ziceți chiar acum, că eu nu prea pare să-l găsesc. O fi oare unde... Uite-l! Uite-l! Phaser Blast! Da, mă, da, ne ducem la Phaser Blast. Nu știu ce se întâmplă la Phaser Blast, dar ne ducem la Phaser Blast să ne distrăm cu acest tichet special pe care ni l-a dat Freddy. Mamă, să nu mă prindă unul de asta, că e groasă treaba după, dacă ne prinde, e groasă. Așa, să salvăm foarte rapid. Oh, dar stai, cred că la Phaser Blast intru de jos, la naiba. Eroare! Ce eroare? Cum adică eroare? La ce te referi că eroare? Nu pot salva? Ok, Phaser Blast, da, aici intrăm de jos, trebuie să mai coborâm un etaj, fraților. Nu înțeleg, în schimb, de ce nu pot salva, asta e foarte dubios că nu pot salva. De obicei nu pot salva când este ceva boss. Să se întâmple ceva, dar momentan nu se întâmplă nimic, doar eu mă plimb prin pizzerie. Hai să ne încărcăm foarte rapid lumina și ne ducem la Phaser Blast să vedem ce-i pe aici. Sper că o să fie distractiv, că dacă nu e distractiv, uite, Freddy cu ceva pistol în spațiu. Băi, beatule, ne ducem în spațiu? Da, mă, da, uite, planeta Saturn. Băi, beatule, ne ducem în spațiu. Haide, sunt gata, pregătit. Hai, dansează,
Aia zic! Tâm, 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 tâm! Mamă, ce cringe sunt! Haideți să mergem mai departe! Ok, acela pleacă, la revedere! Și acum ne ducem la Phaser Blast! Ia că ne zice ceva, Freddy! Ne jucăm ceva joc și trebuie să-l câștigăm! Și primim ceva Phaser Blaster, după aceea primim ceva pistol, cred! Ok, să înceapă distracția! Hai să salvăm foarte rapid întâi... De ce nu pot salva? De ce nu pot salva? De ce? Băi, eu nu mai înțeleg nimica, fraților. Și că aici nu pot intra, ok. Dar de ce nu pot salva? What? S-a buguit jocul. Ok, unde intrăm? Intrăm aici? Da, bă, da, uite, am intrat. Join up now, nu știu ce. Chica, Freddy, hai mergem la Freddy. Hai, asta e toaletă. Asta e toaletă? Asta e toaleta, fetelor, eram și căuta acolo. Pleacă de aici, pleacă, așa. Pleacă, Gregory. Gregory? A, uite mă că pe aici se intră unde trebuie salvat. Dar, repet, de ce nu pot salva? Mamă, fraților, am venit în spațiu, ești de bun? E, efectiv, am venit în spațiu. Oh. What? Bună, salut, ce faci? Ne batem cu pistoale? Hai, deschide ușa, creștine. Să ne batem cu pistoale noi azi și mâine. Ia-mă un pistol de aici. Ia pistolul ăsta, așa. Oh. Trebuie să le trag în cap. Oh, băi, băiatule, ești de bun? Ia și o șapcă de asta. Sau nu-mi trebuie șapcă? Nu știu dacă îmi trebuie șapcă. Și acum să înceapă distracția. Pe unde mă duc? Pe aici? Ok. Și? O, zice că suntem pe echipa portocalie. Stați, fraților, că aici se va face o joacă corectă. Puneți pariu în comentarii cine o să câștige. Eu? Chiar eu? Sau roboții? Eu zic că eu. Eu zic că eu trebuie să câștig. Așa că... Ce trebuie să fac? Doar mă prim pe aici. Start game. A, acum începe jocul. Ok, deci zic că eu sunt echipa portocalie. Să vedem cum funcționează. Deschide ușa, creștine. Că am venit cu Phaser Blast-ul la tine. Da, mă, da. Ce bun sunt eu. Oh, ce se întâmplă? Oh, ce se întâmplă? Oh, what? What? Recharge flashlight. Nu știu de ce a trebuit să reîncarc flashlight-ul, dar l-am reîncărcat. Și acum ce? Ce trebuie să fac? Să-i bat pe toți? Pararam pam pam. Ce se întâmplă? Unde sunt? Că nu știu unde sunt. Oh, oh, ce asta? Use. Ah, ah, da mă, da, am înțeles. Oh, 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 what? What? Cineva trage mine. Stai mă, pistolul. Stai mă cu pistolul. Băi! Mamă, 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 l-am omorât. Mort și tu. Mamă, ce trebuie să fac? Băi, beatule, stai un pic. Cineva trage mine. Măi, nesimțitule, măi. Du-te, mori. Și cum reîncarc lanterna asta? Și e cineva. Oh, mort și tu. Mamă. Dar cum reîncarc lanterna? Cum reîncarc lanterna, fraților? Oh, unul din trei. Hai că e bine. Hai că e bine. M-am descurcat. M-am descurcat de minune. Sunt foarte agitat, fraților. Ce se aude? Ce se întâmplă? Ce se fac? Oh, wow, 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 wow. Pleacă, bă, de aici. Neutralizat. Gata. Eu sunt soldatul jocuri horror. Și astăzi, de ce am auzit-o pe Chica? De ce am auzit-o pe Chica? Băi, Chica, Chicui! Chica! La revedere! Cot-cot-dac, cot-cot-cot-cot-cot-cot-cot-dac! Gregory nu mai este aici. Gregory s-a dus să mănânce pită cu zacuscă și sarmale. Exit! Nu pot pleca. Oh, trebuie să fiu atent și să nu mă panichez. Jocul este foarte ușor. Pleacă bă de aici. Headshot. Somn ușor, noapte bună, la revedere. Uite, am mai găsit una de asta. Hai să dăm capture. Așa, și acum trebuie să supraviețuiesc câteva minute, mă rog, secunde. Dar mă întreb câte secunde trebuie să supraviețuiesc. Că imediat vine și Chica după mine. Și dacă vine Chica, chiar că... Oh, wow, wow, cât sunteți, măi, beatule? Cât sunteți? La revedere! Așa, încă 10 secunde, fără să vină Chica. Oh, 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 te-ai dus și tu. Mamă, sunt bun? Asta înseamnă că sunt bun? Wow, wow, culcă-te, bă, culcă-te, culcă-te. Băi, beatule, că n-am pistol. Au, am primit un headshot. Ce fac aici? Mă pot ascunde? Vine la după mine? Au. Oh. Oh, 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 stai că mi s-a recălcat pistolul. Hai, numai. Hai. Hai. Noapte bună, băi, beatule, băi. Acum mă duc pe aici? Nu cred că pot pe aici. Cred că mă pot ascunde, în schimb. Dar nu știu de ce m-am ascuns, așa că haideți mai departe. Și mai trebuie... Au, ce m-a speriat. Și mai trebuie... Ce mai trebuie? Haideți, fraților, să găsim și ultimul steag. Dar să avem grijă de la Chicagajica, care și ea este pe aici, pe zonă. Ceea ce nu prea-mi place. Uite, am găsit ultimul steag. Capturează-l. Gata. Mor, mă, de aici. Pleacă, așa. Mor și tu, băi, beatule, băi. Perfect. Opa, pe ăsta doar l-am neutralizat. Doamne, fer să vină Chica. Pleacă, bă, de aici, măi, beatule, măi. Uite, uite și pe ăsta. Noapte bună, la revedere. Bă, mamă, ce m-a speriat. De ce am așa puțină viață? De ce am așa puțină viață? Am zis mor, nu mai am glanțe. Nu mai am glanțe, nu mai am glanțe, stai bă, băi beatule. De ce nu mai am glanțe?
Am câștigat! Stai că am câștigat! La revedere! Deschide ușa! Deschide ușa! Deschide ușa! Deschide ușa! Deschide bă ușa! Nu pe aici trebuie să mă duc! Pe unde trebuie să mă duc? Gregory! Gregory! Zâmbește, cicaca, cica, cot, 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 mamă, să-mi bat piciorul. Deschide-mă ușa, de ce nu merge? Nu știu unde ar trebui să merg, acest exit nu funcționează. Ușa asta nu se deschide, deci nu vrea să se deschidă. Sau poate aici? Oh, oh, ce proces. Doamne, ce proces, n-am știut că trebuia să apăs acolo. Și acum, cică, primim ceva premiu. Pentru că am fost atât de bun. V-am zis să puneți pariu pe mine sau pe roboți. Dacă ați pus pe mine, felicitări, ați câștigat, sunteți cei mai tari. Mamă, ce-a prit! Băiatule, uitați, uitați! Piu! Oh, unde e Cica? Bă, Cica, du-te mă că mă cac pe tine. Oh, stați așa, fraților, că am găsit ceva vent aici. Să vedem unde ne duce. Băiatule, am găsit ceva secret? Secrete din Five Nights at Freddy's? Sper că nu vine băiatul acela muzică după mine, nu? Nu vine, perfect. Unde sunt? Bă, ce se întâmplă dacă pic acolo? Nu vreau să aflu. Ia să vedem. O, ori pe Cica. Stați să căutăm unde e Cica. Cica, unde ești? Ia, poți să-mi pușc. Stai că-s curios. Merge? Da, mă, da. Au făcut cot-cot-cot-codac. Cot-cot-cot-codac, prostul. Ok, ne ducem mai departe prin vent pe aici. Să vedem unde ne duce. Și foarte tare că putem să-mi pușcăm. Și cu chestia asta... și cu aparatul de făcut poze. Dar mă întreb dacă chestia asta... Da, bă, da, voiam să întreb dacă se reîncarcă de unul singur. Dar uite-te că se reîncarcă. Și îmi place că avem ceva lumină de la ăsta. La fel și de la ăsta. Deci ne poate ajuta dacă rămânem vreodată fără antenă. Ce e aici? What? Unde mă duc? Ce e cu Vanny? Vanny similar to Vanessa. Da, mă, că mi-a zis în comentarii că Vanny este Vanessa, de fapt. Ia, poți să intru pe aici? Nu pot să intru. Ce pot să fac aici? Păi având în vedere că aici nu putem intra, presupun că ne ducem înapoi. Poate am ratat ceva. Fugi, Gregory, fugi. Fugi pentru viața ta. Nu știu de ce ai ales să mai stai pe aici prin pizzeria lui Freddy, dar fugi. Fugi, băi, băiatele, băi. What? Cred că am pozat-o pe... pe Cica Gagica și s-a supărat. Ok, ne ducem înapoi și vedem ce uși mai putem deschide. Trebuie să facem cumva să ajungem în camera aceea de acolo, gen ce am văzut-o noi înainte. Nu știu cum o să facem asta, dar căutăm, frate, căutăm. Nu pot salva, asta am înțeles, destul de nașpa. Uite, ușa asta oare? Da, mă, da, uite că merge. Ce ai aici? Ai aici ceva imprimantă? Toaletă? Cadou? Cineva a lăsat un cadou în veceu? Roxy... ok... what? Unde suntem? Ce? Get the security upgrade and get out. Unde e security upgrade-ul? Aici? Fo. Hai că e security upgrade ăsta. Uite ăsta de aici, da mă da. Bowling ticket? De ce am primit bowling? Ce fac la bowling? Ce fac aici la bowling? Serios. Ia că am apăsat nasul lui Freddy. Mai luăm ceva cartelă de aici. Nu știu ce cartelă e asta. Ok. Ușa? Pot să o deschid? Nu merge să o deschid. Păi atunci presupun că la revedere. Opa, nu pe aici. La revedere. Goodbye. Goodbye my brother from another mother. Oh! Problematic. Închide ușa. Închide ușa. La revedere, frate, la revedere. Ok, fraților, am ieșit de aici. Și acum presupun că trebuie să mergem la ceva zonă de bowling. Numai trebuie să avem grijă că n-am voie să mor. Pentru că nu pot salva. Dacă nu pot salva, atunci asta e destul de groaznic. Dar am o întrebare. La Roxy merge să-i fac poza acum? Pentru că ea nu mai are ochi, ceea ce este destul de problematic. Că dacă nu are ochi, în teorie nu putem, nu putem da cu blitzul de la aparatul foto. Și asta e problemă mare pentru noi. Oare nici aici nu pot să salvez? Ia să vedem dacă merge. Da, uite aici pot salva. Deci doar aici pot să salvez. Ok. Lasă că e bine, măcar pot salva. Decât să nu pot salva deloc, mai bine pot salva acolo. Deci asta este de bine. Și acum, uite, Bonnie Bowl. Acolo trebuie să mergem la bowling. Bowling. V-ați jucat vreodată bowling în viața reală? Să-mi scrieți în comentarii. Eu odată am încercat în viața mea și m-am căcăcit pe mine la ce grea mingea aceea. Trebuie să bagi cumva 3 degete și îl arunci. Am vrut și să fac asta, dar n-am putut să-l arunc drept. Mergea mingea în toate părțile. Ia, pot să-i dau la ăsta ceva? Da, mă, da, hai să dansăm. Aia zic, frate, lasă-mă la bowling. Bă, pleacă-mă de aici, bă, că te împușc. Așa, la revedere. Deschide ușa, creștine, că vreau să merg cu liftul cu tine. Nu știu cât de lung ar trebui să fac episodul ăsta.
Adică facem în episodul ăsta finalul? Sau jocul mai este lung și facem într-un alt episod? Habar n-am. Bă, ne mai jucăm, vedem ce mai urmează și vedem ce se întâmplă. N-am venit la bowling. Bă, dar pizzeria asta, Freddy, chiar faină ori tot dacă te gândești. Pentru că are o grămadă de joculețe. Chiar e un paradis pentru copii. Ia, pot să merg să dau cu piciorul în astea? Ha? Nu pot să joc bowling cu ochii lui Roxy. Sau cu cealaltă jumătate a corpului lui Monty. Monty crocodilul crocodilos. Na bun, fraților, haideți să explorăm pe aici, să vedem ce putem găsi. Pentru că ar trebui să găsim ceva, dar nu știu ce ar trebui să găsim. Ia mă, asta-i fată! Doamne ferească, mă, dar urătești. Pararam pam pam, pararam pam pam. Uite acolo ușa, oare trebuie să mă duc la ușa asta? La ușa asta... ăsta-i din Fainețe Freeze 2. Unde sunt? Cobor jos! Cobor la... Freddy, bă, stai acolo, Freddy, nu mă ataca! Ce asta, colect? Oh, stați că am găsit ceva cadou de care cred eu că avem nevoie. Da, chiar aveam nevoie maxim de un Golden Monty. Chiar aveam nevoie. Ok, presupun că nu aici, Freddy, așa-i? Așa-i că nu pe aici, Freddy, în altă parte. Poate în partea asta, uite, poate în partea asta. Oh, uite încă ceva. Sunt sigur că nu o să fie o foaie. Uite încă un cadou. Bă, e plin de cadouri pe aici. Lasă-mă să urc. Așa, hai să vedem. Și... Pă, ce? Na bun, presupun că nu pe aici. Atunci pot să mă mai duc în altă parte? Oare pe aici pot? Bună ziua! Bună! Bună, ok. Nu mă apropiu de tine mai bine. Unde a trebuit să mă duc? Poate ușa aia, nu? Aia e toaletă. Acolo nu. Atunci, ușa aia mare și albastră. Cum n-am văzut-o? Ia numai să intrăm pe aici. Sau de aici am venit? N-am venit de aici. Nu, n-am venit de aici. Băi, băiatule, de ce s-a făcut așa de creepy? Parcă nu mai îmi place. Parcă. Bună. Oh, voi sunteți de ăștia de vă mișcați când nu mă uit la voi. Wow. Păi stai mă că nu vreau să mă uit, dar ce fac cu voi? Ce ar trebui să fac cu voi, băi băiatule? Să nu... fug pentru viața mea, la revedere! Fug pentru viața mea, la revedere! O să mor! What? Ce s-a întâmplat, ați văzut? Bă, ce? Ok, fraților, o să fug încoace și presupun că trebuie să fac ceva încoace dacă încolo nu. Sau poate ceva aici? Poate pe aici? 5 minutes later. What? Ia, vedeți, acum văd chestii prin perete cu Freddy. Ce șmecher e asta. Uite ce asta. Asta nu era aici înainte, sau? Îți scriu chiar? Literalmente, acum câteva minute m-am uitat aici. Pararam, pam, pam. Și acum cred că plecăm. Cam luat CD-ul ăla și Freddy mi-a vorbit. Ok, fraților, m-am uitat puțin pe internet și aparent aveam nevoie de CD-ul acela și acum ar trebui să plecăm cu el. Numai o să ies afară că Freddy pe descărcate. Și din ce am înțeles, dacă se descarcă și eu sunt înăuntru, am cam belit-o grav după aceea. Așa că foarte frumos ne vom duce. Pleacă de aici! Cu coară! Fugi! Nu! Nu! Trage! Închide liftul! Trage! M-am căcăcit pe mine. Ok, fraților, deci după cum am zis, pentru că sunt confuz și nu știam ce trebuie să fac, m-am inspirat puțin de pe internet și din ce am observat, trebuie să cobor undeva acum, dar înainte să coborâm acolo, o să salvez foarte rapid ca să fim în siguranță. Așa că foarte rapid salvăm aici și... ar trebui să coborâm undeva subteran. Dar această coborâre o să facem doar în episodul următor. Salutare tuturor și pam, pam, pam! Bine v-am regăsit la ultimul episod din seria cu Security Breach. Cel puțin asta cred că este ultimul episod. Episodul trecut am avut șansa de a scăpa din această pizzerie, dar am ales să stăm pentru Freddy. Pentru Freddy să apăsați pe butonul de like. Deci da, am ales să stăm pentru Freddy și acum habar n-am ce trebuie să facem. Tot ce știu este că nu mai pot salva unde vreau eu, ci pot salva doar aici. Ceea ce este destul de groaznic. Dar dacă bine țin eu minte, mai resimțitul e să nu vin coace că fac foarte urât. Îl chem pe Luca și Luca se va pe tine. Doamne, ce tâmpitesc. Tot ce țin eu minte este că parcă trebuie să coborâm aici jos. La ușa asta, cred? Bine zic, oare aici? Unde am venit? Ce e ăsta? Bună seara! Wow! Bună! Vrei să facem pizza? Spune, vrei? Nu cred că vrea să vorbească cu mine. L-am întrebat dacă vrea să facă pizza, dar
dar nu vrea să facem pizza, destul de ghinion, ce pot să zic. Să vedem ce primesc aici, Better Employees. What? Better Employees înseamnă apăsați pe butonul de like. Serios, vorbesc foarte serios, chiar aia înseamnă. Încercați să apăsați pe like, poți intru aici? Unde e asta? Unde sunt? Ce-i zona asta? Bună? Wow! Aici n-am mai fost, asta e ceva nou. Oh. A, muzicuța! Muzicuța veselă într-un lift abandonat. Da, mai și vorbește asta cu noi. Dansați și voi dacă vă place muzicuța de la Freddy. De ce s-a făcut așa de întuneric? Bă, bă, așa. Lasă lumina aprinsă. Parcă îmi place mai mult cu lumină. Parcă întuneric. Parcă nu. Ok. What? Unde e asta? Oh, Freddy! Oh, stați că reîncărcăm pe Freddy aici. Freddy, frizerul nostru, devine cel mai reîncărcat om din lume. Hai, hai afară, ia să vedem pe Freddy. Freddy, ciao. Ciao, Freddy, ce faci? Cum ești, mă, veselule, măi, veselule, măi? Freddy, frizerul nostru. Da, bun, haideți să o gândim logic unde ar trebui să mergem. Eu zic că undeva pe aici, dacă încolo nu se poate. Bă, dar zona asta e imensă. What? Uite, ceva aici. Ce e ăsta? Aaa, iarăși una de asta, bă. Ia să vedem acum ce scrie pe hârtia asta. What? Iarăși scrie apăsați pe butonul de like. Cine apasă pe like acum are 100 de ani de noroc. Deci mi se pare corect. What? Unde am venit? Stați un pic. Unde suntem? Ceva panouri de curent, ești nebun? Oh, uite. Oh, pot aici apăsa ceva? Pot să stric? Pot să apăs butoane și să explodeze pizzeria lui Freddy? Cred că avem prietenaș pe aici. Cred că avem prietenaș, doar cred. What? Loading dock. Locate the loading dock controls. Păi unde este loading dock controls? Unde? Aici? Place mystery mix. Ce mystery mix? What? Am pus ceva. Acum trebuie să pornim curentul la generator. Ce curent la generator, fratele meu, că nu știu despre ce vorbești. Uite, aici! Pot să-mi fac cafea? Oh, de ce aud pe Chica? De ce este Chica aici? Chica Gagica. Chica Gagica nu mai este Gagica. Este Chica nebuna. Cred că s-a supărat Chica. Exit, pot să ies? La revedere, am plecat. Bine, nu cred că ar trebui să ies. Ar trebui să pornesc ceva generator, nu? Sau? Nu cred că pe aici, că ăsta e ceva frigider. Eu stau într-un frigider, vrei să zici că mi-e gheață buca? Aaaa! Aaaa! Pleacă! Cop, 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 daaaac! Stai-ți un pic, fraților, că nu este de bine! Zâmbește! Am căcat un pic pe mine, n-am să vă mint. Gregory nu este aici, Gregory s-a dus să mănânce sarmale! What? Ce e ăsta? What? Veni? Lasă-mă! Nu, ce-am dat? Nu! Am dat leave! Nu, am vrut să ies de aici! Ce se întâmplă? Am băgat cheia mașină, ok. Vrum, 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 vrum. Ok. Ne ducem cu mașina. Ok. A apărut un robot. L-am călcat pe robot, la revedere, pleacă de aici. Pleacă, la revedere, poți pleca de aici. Ok. A plecat. Îl avem pe Freddy acolo în spate, nu? Freddy se ține pentru viața lui. Gregory, uitați-l pe Gregory. Gregory conduce. Dar Gregory, ai 18 ani. Oh. A plecat! La revedere, fraților! Ne ducem! Ne ducem cu Doamne, Doamne ajută tot în față! Cu mașina lui Scooby-Doo! Gregory se bucură că conduce până nu face accident și moare! Opa, Gregory are o problemă! Care e problema lui Gregory? Bateria lui Freddy! Ce? Dar l-am încărcat pe Freddy, ce vorbește? What? Uh-oh, uh-oh, se va întâmpla ceva groaznic! Ia că am pus frână, stați că am pus frână, fraților, să vedem. Oh, îl încarcă de la bateria mașinii. Pe urechi. Da, nu cred că așa funcționează, Freddy. Nu cred că așa funcționează, Freddy. Oh, a funcționat, ești nebun? Gregory, gata, îl încărcăm pe Freddy de la bateria mașinii. Gregory și Freddy au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Ok, am făcut un ending din greșeală pentru că am apăsat butonul greșit. Și ăsta e endingul? Ăsta e endingul fericit? Ăsta e tot? Am terminat Security Breach! Nu, nu l-am terminat pentru că nu endingul ăsta vreau să-l fac. Vreau să fac ceea ce urmează pe acolo, să pornesc generatorul. Am apăsat din greșeală pe leave pentru că
voiam să ies de acolo, gen din meniul acela, nu să ies din pizzerie, m-am încurcat eu. Așa că o să ne ducem înapoi să facem endingul pe care am vrut să-l fac, pentru că, repet, am ieșit din greșeală. Putem zice că am făcut un ending din greșeală? Putem zice asta? Ok, deci eu încă mă râd pe ideea că am făcut un ending din greșeală. Gen, literalmente, n-am vrut să fac aia, dar am făcut-o. Nu știu dacă mă înțelegeți. Dar nu e nicio problemă. Am venit aici cu Freddy Frizerul. Ce faci, bă, Freddy Frizerul? Ți-am încărcat urechile de la bateria mașinii. Băi, Freddy Frizerule, băi. Și acum trebuie să culeg ăsta din nou, nu știu, hai să-l culegem. Și acum ne ducem foarte rapid să pornim generatorul despre care ne zicea jocul pe aici, pentru că vreau să mă mai joc. Mie îmi place foarte mult jocul ăsta și abia aștept să vină update-ul, DLC-ul Ruins. Mă aștept să fie un joc de vreo 2 ore cel mult. Nu o să fie mai lung de 2 ore pentru că e un DLC. Aud pe cei ca stați un pic. Nu o să fie un joc mai lung de 2 ore pentru că e un DLC. Deci nu cred că o să fie mai mult de 2 ore. E bine dacă o să fie 2 ore. Dar e curios ce o să ne aștepte în jocul acela. Ce se va întâmpla. Vă asigur că o să facem episod de la mișto, bă. De asemenea m-am gândit să fac un episod unde lipesc toate episoadele cu Security Breach și o să iasă un episod foarte lung, de 5-6 ore, ceva de genul. Și gen, practic acolo puteți să revedea toată seria într-un singur episod, dacă are sens ce zic. Dar bun, stați să căutăm unde pornim noi. Uai, ce m-o speria să-mi bat piciorul. Ok. Pleacă de aici. Bă, bă, pleacă-mă de aici. Tu te cerți cu mine? Te cerți cu mine? Se ceartă cu mine, fraților. Se ceartă cu mine. Gregory? Gregory este aici? Nu este aici, Gregory. Despre ce vorbim? Gregory este plecat în vacanță cu Freddy și îl încarcă pe Freddy de la baterie. Ok. Crezi că Chica mă știe? Sau crezi că m-au pierdut? Nu cred că m-au pierdut. O vii până aici s-o bășit și-o plecat. No, ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Gregory? Nesimțitul de Gregory? Nu pot să ies afară. Mă atacă toată lumea. Deci dacă mă știe Chica, înseamnă că are hack. Chica? Chica, ce faci? Bună, nu-ți stau bine ochii în cap, bă. Vezi că nu-ți stau bine ochii în cap. Efectiv, nu-ți stau bine ochii în cap. M-auzi? Chicoi? Situația este cam problematică. Eu vreau să ies de aici, dar fără să fiu atacat de ăștia. Cum fac asta? Uite acum. Cum, bă? Bă, mai lasă-mă în pace. Oh, nu. Oh, nu, oh, nu, oh, nu, oh, nu, oh, nu. Oh, 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 problematic. Am plecat. Pot salva? Nu pot salva. Credeți că mă știe Chica ca Chica pe aici? Unde am venit? Vin undeva. Nu știu unde vin. Vin Diesel. Păi, la unde pornesc generatorul? Că sunt convins că nu într-un vestiar îl pornesc. Întreb și așa pentru un prieten. De asemenea, ați văzut că înainte când am făcut ending-ul din greșeală, pe lângă Exit Leave, mai era Veni. Oare este ceva ending secret să plec cu Veni? De ce aș face asta? Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? M-au văzut? Dar bun, unde e generatorul? Attention, personal, nu știu ce. Aici e frigiderul. Nu, ne trebuie un generator. Care, unde este? Uite, oare trebuie să-mi iau după cablurile astea? Păi cablurile astea intră în perete, încoace. Uite, pe aici? Hai că pe aici, dacă e. Fraților, dacă ați fi un generator, unde v-ați ascunde? Asta e întrebarea mea. Fraților, avem aici companie. O companie misterioasă, dar nu știu cum pot să trec. Mamă, ce picioare jigoțe ai! Fuuu, și miroase urât! Na, bun, stați un pic, fraților, trebuie să o gândim cu creier. Mă gândesc foarte intensiv acum. Fugi! Fugi, Gregory! Așa, am scăpat, atât. Ce ușor a fost. Gregory! Mori! Cot-cotac! Wow, 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 chica, te rog, nu te supăra pe mine, chica, chica. Bă, Freddy, tu stai aici, mă, și Chica era să mă moare. Hai, mă, cu mine, Freddy, mă, hai, mă, cu mine, hai. Hai, Freddy, că poate Chica vrea să mă mănânce de viu. Mă lași aici să mor? Eu am rămas în pizzerie pentru tine și tu mă lași aici să mor, măi, Freddy, măi, nesimțitule, măi. Ok, deci, aici parcă trebuia să pun ceva item, nu? Ia, uite, merge? Nu merge. Ba da, uite, gata, l-am pus. Ok, și acum trebuie ceva generator să găsesc, dar unde? Freddy, unde ești? Freddy, bă! Bă, Freddy, stai un pic. Hei, vreau să te întreb. Știi cumva unde... Salut, Freddy, salut. Știi cumva unde este generatorul? Spune-mi.
Nu știu ce a zis, dar nu cred că știu unde este generatorul, așa că va trebui să-l găsim noi pe forțele noastre. Freddy! Freddy, ajutor, că mor! Freddy, Freddy! Mamă, Freddy, unde ești? Freddy, Freddy, Freddy! Oh, what the șnițel de avion! Mamă, Freddy, dacă nu erai tu, muream, ești nebun? Poți să văd generatorul? O fi la generatorul? Nu, e doar ceva cablu de ca... Generator, gata! Atât, l-am găsit. Ce ușor a fost. Ia, 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 merge. Gata, turn the power for the trash compactor. Ok, am făcut asta și acum ce? Acum ce? Mă duc înapoi la acea chestie unde ce se întâmplă, frații mei? Ce se... Dar de ce este Freddy? Dă Chica după mine. Ar trebui să facem cumva să o distrugem și pe Chica. Că pe Monty l-am distrus, pe Roxy am distrus-o, pe Chica încă n-am distrus-o. Chica e prea cu minte încă, fraților. Și trebuie să o distrugem și pe Chica cumva. Uite, aici am pornit generatorul și acum ce? Ce fac aici? Mă duc aici înăuntru? Pornesc aici, ăsta nu, nu merge. Atunci ce fac, fraților? Trebuie să dau de ceva manetă, poate? Ho, uite. Trash safety. Stați un pic că vine Chica. Stați un pic că nu-i bine că vine Chica. N-ar trebui să găsesc ceva buton. Sau, uite, poate aici? Ia, am făcut ceva. Oh, a, Chica, ciao. Ciao. Zice că miroase pizza. Oare o distrugem? Oare o distrugem pe Chica? O distrugem pe Chica, fii atent, fii atent. Nu? Da, dă-i, Gregory. Dă-i, așa, bun. Și acum? Să mor tu. Opa! Oh, nu! Oh, nu! Ce? V-a supraviețuit? Chica? Oh, mi-a văzut? Bă! Băi, beatule! Nu mi-a văzut! Mănâncă mai departe, nu știu ce mănâncă acolo! Oh, 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 oh! Bă! Am împins-o! Nu te cred! Oh! What? Wow, 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 wow! Dă-i, 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 dă-i! Dă-i, nu, nu, mi-o mor! Picior în gură! Mamă! Ce o sărit ochii? Ah, oh, nu! Gregory, Gregory, unde pici? Gregory! Unde am picat, frate? Oh, am distrus-o pe Chica, ca Chica! N-am mânat Chica, așa trebuie, n-am miroasem curu. Fui, ce gânganii pe aici. Și am distrus, am distrus-o pe Chica. What? Uite, ce colectez? Colectez ochii? Hai să colectăm ochii, fraților. What? Ah, da, mă, da, voicebox-ul, de asta aveam nevoie, de voicebox. Ok, oficial, am distrus-o pe Chica. Mă, ce tare! Da, unde am ajuns? Ferească-mă, Dumnezeule, unde am ajuns? Am picat de acolo, nu? Hai de capul meu, hai să ne întoarcem. Hai pe ușa asta, hai că merge să merg pe ușa asta. Oh! Gregory? Gregory? Gregory, ești bine? Mamă, tată, fiule. Haideți, fraților, să salvăm, dacă ar merge. Da, normal că nu merge. Și atunci ce? Trebuie să mă duc pe aici fără să mor? De ce am impresia că se va întâmpla ceva foarte groaznic? Se va întâmpla, nu? Probabil. Cel mai probabil. Pararam pam pam, tararam pam pam. Hai să gândim pozitiv și să ne gândim că nu. Nu se va întâmpla nimica groaznic. Sper că nu mor în apa asta. Doar sper. Ok. Ua! 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 Unde suntem? Ce pizzeria asta m-a invitat în canal? Freddy, unde ești? Freddy? Freddy nu există. Freddy, bă, ăsta mă abandonează. Adică eu am rămas pentru el în pizzeria asta și vrei să zici că Freddy nu vine aici să mă ajute? Păi eu ce fac? Trebuie să scap. A, uite, am găsit butonul. Gata, mă, ușor. Hai că ușor. Hai că o mers la apăs dacă e. Păi atunci ne ducem pe aici, prin nivelul pierdut din backrooms. Ești nebun? Doamne, pe unde mă duc? Ce? Astea sunt părți metalice? Spărți din animatronici? Wow, ce aici, frate? What the șnițel de avion este aici, băi beatule? Uite-te, aici trebuie să fac ceva. Generator! Pornește generatorul. Dar de ce mă pot ascunde? Nu vreau să mă ascund. Înseamnă că se va întâmpla ceva groaznic? Unul din trei generatoare. Oh, nu! What the... Ce se aude? Ce se aude? Ceva e acolo? Ce? Oh, lasă-mă în pace dacă Chica mai trăiește! Lasă-mă în pace! Toată lumea mai trăiește, normal! Îi distrug și se ridică, frate! Dam o întrebare. Chica acum nu mai poate vorbi, nu? Că i-am luat voicebox-ul. Doamne, pune-i voicebox-ul înapoi, Gregory, că sună teribil! Na bun, fiți atenți, fraților, trebuie să o jucăm foarte bine pentru că n-avem voie să murim. Adică, dacă eu am murit,
Ne-am dus grav rău de tort pentru că nu putem salva. Așa că hai afară și... Șnițel de avion. Mamă cum sună. Crezi că m-au văzut? Nu m-au văzut. Păi eu cum îmi dau seama dacă m-au văzut? Pentru că nu mai scoate niciun sunet. Efectiv. Ce, doar trebuie să ghicesc că m-au văzut și să fug pentru viața mea? Adică ca și acum, la revedere, am dispărut, pa, pa. Ok. Ok, unde am venit? Ce-i ăsta? Uite, o jucărie drăguță cu cica. Dă-o naibii. Unde mă duc? Pe aici? Hai că pe aici dacă e. Păi n-am pe unde să mă duc. Trebuie să mă duc înapoi. De asemenea, cine naiba are LED-uri în zona asta? De ce? De ce? Ok, în fine, pun prea multe întrebări. Haideți să mergem înapoi de unde am venit. Cred că de acolo. M-au văzut? M-au văzut? Nu știu dacă m-au văzut, dar am plecat. La revedere. Ok, deci trebuie să pornim încă două generatoare. Oh, ah, ok, deci un generator deschide o zonă nouă. Am înțeles. Și acum, mamă, presupun că nu trebuie să pic acolo jos, nu? Presupun. Sau? Hai, mai bine să nu încercăm. Și acum ce? Mă duc pe aici? Bine mă duc. Cred că mă duc bine. Sper. Pâng. Nu trebuie să sar aici? A, ba da, bun. Nu mergea. Am sărit un pic mai ciudat. Și-o rup Gregory picioarele la cât o fugit astă seară de cica. Chiar, bă, vă gândiți un pic. Tot jocul ăsta se întâmplă într-o seară, dacă o luăm așa, nu? Totul este într-o seară. Evident că nu pot salva. Jocul le pune acolo doar să-și bată joc de mine. Și naiba. Deci asta cred că e cea mai ciudată zonă în care am venit de până acum. Reîncarcă lanterna foarte rapid Gregory, pentru că avem nevoie de lanternă. Și aici presupun că ne mai trebuie un generator. Și haideți să mergem după cablul ăsta verde, pentru că poate ne va duce la generator. Nu cred că trebuie să cobor acolo jos. Trebuie să cobor acolo jos? Nu, uite, nu trebuie să cobor acolo jos. Păi ne ducem așa. Ce caută cica acolo? Asta e problematic, fraților. Asta e problematic rău de tot. Bă, să ia să fugă de mine fără să-mi zică ceva. Wow. Mamma mia, por favor, e pizzaliano italiano. Habar n-am ce-am zis, nu aici. Unde mă ascund? Dacă vine, ce fac? Am belit-o? Am murit, la revedere? Cred că mi-a dat pace, așa că haideți să mergem înapoi încet. Ne furișăm, da? Ca și piticii, ia. În pădurea cu alune avea casă cica gagica. Vine cicoi și îmi spune: vreau să te mănânc de viu. Ce naiba, what the f- șnițel de avion. Ok, na bun, haideți să mergem. La revedere. Pa, pa, am plecat. Bă, dar nu-i bine, bă, mi-e frică să mă duc. Mi-e frică pentru că știu că dacă am murit, am belit-o. Trebuie să luăm totul de la început. Trebuie iar să o distrugem pe cica. Naiba, mamă ce nu-mi place jocul ăsta, mamă ce nu-mi place, mamă, fugi, de ce mă duc într-o peșteră, cum am ajuns, nu mai știu vorbi, deci, ce vreau să zic este că, cum am ajuns într-o peșteră de la o pizzerie, cum, cineva, să-mi zică chiar acum, în comentarii, dacă o văd pe cica, eu cred că-i fac o poză și am dispărut, frate, cred că-i fac o poză și la revedere am dispărut. A scăpat, fugi băi băiatule. Gregory, da mă, da, eu sunt cel mai bun, ziceți voi dacă nu. Efectiv, bă, mă descurc de minune, vedeți? Haideți să reîncărcăm bateria, mamă, ce-i cu mâna asta aici, ești nebun? What the... Na bun, acum ne ducem prin peștera mai departe, pentru că de ce nu? Și ultimul generator este oare aici? Save your spot, păi dacă aș putea salva, cum să nu? Hai că mai salvăm noi astăzi, fraților, hai că mai salvăm. Cam atât cu acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să... Glumesc. Mă duc. What? Cica, Mori din nou. Mamma mia, por favor! Aprinde generatorul, la revedere! Ce fac?
Aici! Aici! La revedere, la revedere! Mamă, 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 mamă! Vine după mine, vine după mine, vine după mine! What e ăla? What? What am văzut acolo? What am văzut acolo? De ce erau ochii roșii? Veni? Nu, 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 deschide ușa. Deschide ușa. Deschide ușa. What? Unde am ajuns? Bă, băi urâtule, măi. Ce e ăsta? Ce este zona asta? De ce sunt desene cu copii? What? De capul meu cum arată ăștia? Ai de capul meu, ce se întâmplă cu jocul ăsta? De ce atât de horror și atât de urât și atât de groaznic? Îmi pare rău dacă v-am stricat petrecerea. Aveți un cadou acolo, dar sincer să vă zic, parcă nici nu-mi trebuie cadoul ăla. Puteți să-l păstrați. Sper să fie o bombă și să explodați și să muriți. Sper foarte mult să fie aia. Uite, pot să sar de aici pe ei. Dar n-am să fac asta. Nu, n-am înnebunit încă. Încă n-am înnebunit. Dar sunt șanse foarte mari să fac cu capul și să înnebunesc. Ca și Chica. Gagica, bă, dar cât de sus morc? Frate, cât de sus morc? Băi, beatule, uite că am ajuns undeva, eu vreau doar să salvez. Hai, că pot salva dacă e. Na bun, continuăm să ne strecurăm pe aici fără să murim, că dacă am murit, am belit-o grav rău de tort. Tort cu zacuscă. Stai, ce? Ce am zis? Nu contează. Exit? Exit? Oh, 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 problematic, problematic, după cum am zis, este Freddy! 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 I cannot see. Nu, Freddy! I-am făcut poză și la Freddy! Ce naiba? De ce? Oh! Freddy! 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 Urăsc jocul ăsta. Mamă, ce m-am căcat pe mine, pentru că știam că dacă mor... aici ies, nu? Pe aici ies, nu? Doamne ferească-mă, ce m-am căcăcit pe mine. Pentru că știu că dacă mor, trebuie să reiau tot. Bă, Freddy, mă, tu te sperii de la poza mea? Zi-vă! Bine că de la pistol nu te sperii, dar de la poza mea te sperii. Doamne ferească-mă. Ce e ăsta? Nu pe aici am intrat, pe aici am intrat. Nu pe aici am intrat, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Unde am ajuns, mă? Măi, băiatule, măi. Băi, eu vreau să ies, să merg să salvez. De ce sunt în zona asta? Nu-mi place zona asta. Hai să luăm cadouul ăsta dacă tot sunt aici, dar nu-mi place zona asta. Unde-i ușa pe care trebuie să ies? Nu era pe aici, pe undeva. Trebuie să mă duc înapoi. Hai că mă duc înapoi. Bă, Freddy, unde ești? Freddy. Freddy. Dumnezeu fie cu tine, Freddy, dar unde ești? Ok, parcă am ieșit de undeva. De aici? Nu, mă, prin lift am venit. Da, mă, da, am venit prin lift. Hai, mergem, fraților, să salvăm acum. Bun, și acum că am stricat-o pe Chica, ce s-a întâmplat? Haideți, fraților, să mergem să salvăm. Asta e cea mai importantă chestie, să salvăm. Pentru că dacă nu salvăm, am belit-o grav rău de tort cu zacuscă. Dacă murim, inventez cele mai dubioase chestii. Tort cu zacuscă, adică ce naiba? Cine a inventat așa ceva? În fine, haideți să salvăm. Și acum nu știu ce trebuie să facem, dar presupun că trebuie să-i dăm upgrade la căbării aici. Presupun că trebuie să-i dăm upgrade la Freddy, nu? Nu, asta ar fi cel mai logic. Am dat upgrade cu Monty, cu Roxy, urmează Chica Gagica. Și ce, o să vorbească Freddy pe limba Chica Gagicănează? Ce naiba am zis, nu știu ce am zis. Dar acum nu mai mi este frică pentru că am salvat. Și, e Roxy acolo. Ce facem? Ei nu cred că pot să-i fac poză pentru că nu mai are ochi. Dar cu laserul oare pot să-i dau? În teorie da, opa, ce am auzit. Bună, Roxy, ce faci? Văd că nu faci prea bine. Da, n-are nicio treabă. Oh, gata, bă, că am glumit. Mori, bă, mori, băiatule. No, am plecat, la revedere. Până vine Roxy după mine, am plecat direct. Până mă găsește că e oarbă, nu mă poate găsi. Iar venim aici să-i dăm mare upgrade la Freddy-ul nostru. Da, bă, da, hai, bă, Freddy. Unde ești, Freddy? Freddy? Unde? Unde-i Freddy? Oh, îl aud. Bă, Freddy! Bă! Bă, o pica, Freddy, bă, vezi că e cu tremur dacă pici, mă, că se rupe platforma asta, mă. Ia, Freddy, hai să facem o poză, să avem amintire, vrei? Hai. Bine că acum n-are nicio treabă și atunci s-o căca pe el. Na bun, haideți, fraților, să ne ducem și trebuie să fiu atenți să nu mor, pentru că salva nu prea pot să salvez, din păcate. Hai, bă, Freddy, unde ești? Freddy! Oh, wow, 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 wow! Bă, da, agresiv e Freddy ăsta, băi, beatule, hai, mă, Freddy, înăuntru la facere de upgrade. Zi, mă, Freddy, ești pregătit? Zi, bă, ești pregătit? I-am tras între picioare, ești nebun? Na bun! Oh. Ok, stați să fiu atent. Ca să deschidem, trebuie să
Luăm papionul ăsta de aici pe care l-are Freddy. Hai să luăm papionul de acolo, hai. Bun, ok. Și acum chest plate-ul. Păi cum dau jos chest plate-ul? Dau click pe chest plate. Ok. Nu stați să fim atenți. Albastru, galben, roșu. Albastru, galben, roșu. Da, bă, da, a funcționat. Și acum albastru, roșu. Nu eram sigur. Îmi pare rău, nu eram sigur. Gata, puțin n-am fost atent. Asta este. Noi bai, ne mai ducem o dată, asta este. Cu viteza luminii zburăm spre cer. Woo! Am revenit. Ia să fim atenți. Albastru, verde, roșu. Ok, m-am speriat că nu-i bine. Albastru, galben, roșu, verde. Albastru, galben, roșu, verde. Huh, m-am speriat un picuț, ok. Acum, scoatem ăsta, ok. Și punem la loc, fiți atenți. Verde, albastru, verde. Verde, albastru, verde, ok. Și acum, albastru, verde, deci pe rând. Oh, ok, bun. Bun. Cum pun la loc? L-am pus la loc, ok, gata. Oh, stați că mai trebuie o tură, stați că mai trebuie. Deci, să fim atenți, verde, verde. Mamă, cum se aude. Verde, albastru, galben, ok. Se aude foarte amuzant. Verde, albastru, galben, albastru. De ce se aude așa? Verde, albastru, galben, albastru, albastru. Verde, albastru, galben, albastru, albastru. Ok. Gata. Păi, băiatule, sunt mult prea mult la jocul ăsta. Efectiv, am terminat tot jocul fără să mor măcar o dată, fraților. Hai că da. Na bun. Am terminat. Am terminat cu Freddy Freezerul. Acum pot să vorbească pe limba lui Chica. Nu știu dacă e de bine asta. Da, bă, da. Upgrade. Gregory. Na bun. De ce vorbește așa? Ok, deci Freddy vorbește foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat vorbește Freddy și nu știu dacă îmi place. Ok, acum că i-am dat upgrade, ce se întâmplă? Ce trebuie să fac, fraților? Ok, fraților, acum că l-am reparat pe Freddy, a treia oară, cred că o să ne ducem înapoi să salvăm urgent ca să fie salvat tot progresul nostru. Am venit înapoi, fraților, la curul lui Roxy. Ce frumos. What? În fine, haideți să mergem acolo foarte rapid să salvăm. Și am o întrebare. Acum ce? Acum ce fac? Gen serios, am reparat pe Freddy, am distrus-o și pe Chica. Ce trebuie să fac? Trebuie să plec? Nu cred că trebuie să plec. Ce ar trebui să mai fac? Aici este salvarea. Salvarea sufletească, fraților. Și, oh, what? Nu merge. Așa, acum. Am distrus toți animatronicii, efectiv toți animatronicii. Freddy trăiește. Ce mai trebuie să fac? Fraților, cred că o să punem stop la acest episod aici, pentru că nu mai știu ce trebuie să fac. Credeam că ăsta o să fie ultimul episod, dar uite-te că aparent nu este. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce trebuie să mai fac ca să fac un ending ca lumea și ce ar trebui să fac, efectiv ce trebuie să fac. Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am găsit la un nou episod cu Security Breach! Wow, 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 wow! What? What? Stai un pic, bă, făceam și o introducere aici, voiam să zic lumii că acesta este episodul 8 din Security Breach. Să le zic să lese un like dacă le place Security Breach și că astăzi vreau să fac finalul cu Springtrap. Fraților, am citit comentariile de la episodul trecut unde v-am cerut ajutorul în legătură cu ceea ce trebuie să fac și am înțeles că trebuie să vin la Roxy Raceway și... Ce-am auzit? Ceva subeșit. Și că pe aici trebuie să găsesc ceva tunel super secret unde o să ne ducem la un ending cu Springtrap, cu Eugene. Ok, vă mulțumesc mult pentru toată susținerea pe care ați acordat-o acestei serii. Adică eu chiar mă bucur foarte mult că v-a plăcut. Sincer să vă zic, nu mă așteptam să vă placă atât de mult seria. Trebuie să fiu sincer, nu mă așteptam să vă placă. Dar am rămas plăcut uimit că v-a plăcut și că ați urmărit-o cu drag și trebuie să vă zic că mi-a plăcut și mie. Dar vorbim mai multe despre serie după ce terminăm jocul, că mai avem o grămadă de făcut. Adică mai trebuie să intrăm în ceva tuneluri secrete, așa mi-a zis pe acolo. Și acum... Bă, da, n-ar fi mai logic parcă să plec de la pizzerie? Nu-i mai fain ending-ul acela? Haideți, fraților, să plecăm! Haideți! Abia am început episodul și deja s-a întâmplat o grămadă de chestii groaznice. Dar bine că n-am murit.
Asta e important. Bine că n-am murit, așa că lăsați un like, fraților, pentru ultimul episod cu Security Breach. Să strângem 1 milion de like. Hai cu 1 milion de like-uri. Ajutor, ușa închisă! Freddy! Freddy! Wow! 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 Omul spart ușa, ești de bun? FBI direct. Pleacă de aici, Freddy, să pot să mă duc. Așa, bun. Unde am ajuns, Freddy? Unde sunt? De ce am venit aici? Nu știi, Freddy? Ia zi-mi, Freddy, de ce am venit aici, mai Freddy, mai? Uite, aici ce trebuie să fac? Iar trebuie să distrugem ușa. Ia, distruge ușa. Wow! Omul meu a distrus ușa cu... Oh, unde ne ducem aici? This elevator does not appear to follow any safety protocols. What? O zis să avem grijă că acest lift este periculos. What? Are you sure? Yes! Let's go! Ne ducem! Ne ducem în iad! Bă, dar stai că trebuie să mă piș. Stai un pic. BRB, revin, fraților! Fazbear Entertainment welcomes you to the greatest pizzeria in the world. Ok, am revenit să nu mă piși pe mine mai târziu. Ok, iar am venit undeva subteran. Salut, Freddy. Salut. De ce pare că ai vrea să mă mănânci de viu? De ce pare? Freddy. What? Unde am ajuns? What? Ce e ăsta? Bă, Freddy, ți-o picat cap, uite-l. Hai să-l pornim. Așa, cum era să dispară chestia asta de aici după ce îl porneam? Cred că era groaznic rău de tort. Tort cu zacuscă. Na bun, venim, aprindem fiul. Wow! Mamă, ce m-am speriat, ești nebun? Nu știu ce fac cu ăștia. Păi, băiatule, eu dacă mor, trebuie să iau totul de la început. Că dacă... Bă, dar nu-l văd. Că dacă da, situația este destul de groaznică. Eu încerc să punesc aici generatoarele, uitându-mă la aceste creaturi. Dar nu știu dacă într-adevăr va funcționa. Oh, deschide ușa. De ce nu mere? De ce? Oai, du-te, bă, cum arată. Situația problematică. A, uite că n-am pornit generatorul ăsta de aici. Stați un picuț că avem probleme. Pornește-l! Pornește-l! Fugi! Fugi! Gata, 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 fraților! Gata, 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 gata. Acum pot să ies. Tot nu pot. Trebuie aici. Trebuie aici ceva. Dar ce trebuie? Oh, nu. Oh, cum facem asta? Na bun, haideți să ducem nebunii ăștia doi înapoi aici. Așa, haideți mai încoace. Haideți înapoi aici, fraților, haideți aici. Uitați. Bă, dar nu văd nimica. Bă, să știți că e destul de greu. Trebuie gândită bine asta. Ok, așa. Ce dacă mă iau și fug înapoi, frate? Fug înapoi cu ei. Hai, bă, că mine, hai, hai. Mamă, dar e rapid, ești nebun? Ok, pe ăsta lasă aici. Mamă, ce-am crezut că mă moară. Dar celălalt e blocat aici, frate. Nu, ce să fac cu asta? Că e blocat aici, uite. Așteaptă să mănânce sufletul, ești de bun? Sau are e deactivat? Hai că e deactiv! Stați un pic, că e problematică situația. Mă iau și fug, 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 fug. Ce-i baiu? Dar de ce nu se mișcă? Uitați-vă la ăsta, fraților, ce urât e. Să mor eu, ce urât ești, mă. Du-te, bă, de aici, ești toată jegoasă. Stați un pic, trebuie... Am ratat eu ceva generator? Posibil să fi ratat eu ceva generator, deși nu prea cred. Dar e posibil. Uite-te, mă. Oh, vine careva? Oh, vine endoskeletonul ăsta, mă. Uite, m-am ratat generatorul ăsta de la început. Da, mă, da. Acum cred că merg toate. Dacă acest endoskeleton ne dă pace, îți mulțumesc. La revedere. 3, 2, 1, fugi. Fugi. Gregory, fugi pentru viața ta, Gregory. Na bun, și acum s-a deschis ușa asta de aici. Oh. Ăsta să nu vină după noi acum, că ar fi groa. Oh, la revedere. Oh, what? Ai zis că nu vii. Așa. La revedere. Deschide generatorul. Mă urmărește fraierelul ăsta, bă. What? O dispărut. Ha? Stați un pic că am ajuns undeva. Dar unde am ajuns? Ce-i zona asta? Hai să-l încărcăm pe Freddy. Nu știu de ce. Nu? Nu merge? Păi, băiatule. Unde am venit, băi, beatule? Ce e aici jos? What? E gaură eternă? Nu văd nimic acolo jos, dar haideți mai bine să nu mergem. Hai, Gregory, să nu pici! Doamne, fer să pici. Doamne, fer să pici acolo. Ok, asta e ceva pizzeria abandonată, voi vedeți? Cu uși foarte ruginite, ok, pe care nu le pot deschide. Aici e un, mă rog, a fost un stage de ăla unde cântau animatronicii. Și eu unde a trebuit să mă duc? Poate la ușa asta că pare mai bine. Hai că e mai bine dacă e, nu, nici pe aici. Poate acolo, gen aici, nu? Nu? Ok. Nu merge nicăieri. Oare trebuie să mă arunc aici jos? Aș încerca, dar gen, nu vreau să mor dacă mă înțelegeți. Hai să încercăm. What? Vorbește Freddy. Zice că a fost aici mai de mult. M-a adus aici. Cine? What? Cineva l-a adus pe Freddy aici. Ce se aude? Păi, beatule, ce se aude? What? Ce-i ăsta? Bă,
Unde vin, mă? Fraților, dintr-un joc drăguț, hai că o fost drăguț, dintr-un joc drăguț am ajuns la ceva... Ce? What? 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 Ce-a fost asta? Ok, n-am să pun întrebări. Habar n-am ce-a fost asta. Habar n-am ce ar trebui să fac acolo. Nici n-am habar ce m-a omorât. Am văzut ceva de metal, asta da tot. N-are nimic, are niciun sens, ești nebun? Nimic, n-avea niciun sens. Dar, cumva, am fost omorât. Oh my god, oh my god. Trage, apasă asta, așa. Ok, bum 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 bum. Cum zice țanca uraganul pe piesa aia. Bum 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 bum. Hai că manele cântăm pe cara. Oh, urâtule! Wow! Aveți grijă la urechi. Urmează să mă transform într-o cioară. V-am avertizat. Năstați un pic că nu e așa de ușor pe cupare! O să mor, să mor! Ai de capul meu! Wow! Murim! Mai e geatorul ăsta! Geatorul ăsta! Am scăpat? La revedere, pa! Pa! Barabim, bam, bom, bam, bam, bam! Na bun, mamă, este cel mai horror episod de până acum. Acum mă duc aici în jos și trebuie să am grijă să nu mă moare ceva. Dar nu știu ce m-a omorât. Ceva șarpe. Dar ce șarpe? Șarpele ăsta oare? Păi cum ar trebui să mă duc să nu mor? Explicați-mi. Cum? Ce? Bă, fraților, am o idee. Ce dacă trebuie să cobor cu Freddy? Oare dacă stau un Freddy, mă poate omorâ? Trebuie să încercăm așa. Așa că foarte rapid o să mă duc înapoi. Hai mă, Freddy, haide, hai. Haide, hai, hai. Hai să coborâm împreună. Ce zici? Oare împreună șansele de moarte scad? Ia să vedem. Da, mă, da, uite. Că nu m-a omorât. M-a omorât Freddy ăsta alb. E fun time Freddy ăla, nu? Uai de capul meu. Wow! Bă, ce se întâmplă? Să nu-mi zici că iarăși mor. What? A picat undeva. Bă, Freddy, dacă ești gras, vezi că picăm. Ok. Am ajuns undeva. Întrebarea este unde? Wow. Bă, beatule, ce se întâmplă aici? Springtrap! Oh, Eugene! Mamă, ce urât e să-mi bat piciorul. Hai de capul meu. Oh, eu nu-l țin minte așa pe Springtrap. Ăsta e foarte urât, să mor dacă nu. Ok. Salut! Tu o să mă fugărești sau? A, nu, uite, mă vede pe mine. Oh, cred că... Oh, what, îl posedează pe Freddy! Gregory, ieși afară! Gregory, ieși afară! Gregory? Gregory, ieși afară! Cum poți să ieși? Problematic, nu? Eu aș zice că da. Oh, a ieșit afară, ok. Și acum ce? Apăsa aici butoane? Apasă butonul. Stop him. Stop pe cine? Oh. Apăs toate butoanele, fraților. Toate butoanele, gata. Oh. Și aici. Push buton. What? Ce se întâmplă? Despre ce vorba? Ce fac? Oh, uite mă, trebuie să-i dau foc? Uite așa. Oh, nu, a plecat. What? Trebuie să-i dau foc la Springtrap? Sau care e povestea? Că nu-mi dau seama. Uite, aici nu văd nimic acum. Ce se aude? Ce se aude? Cine se aude așa? Ce se aude? Oh, Freddy! What? What? Păi ce fac? Păi ce fac cu băiatul ăsta? Bă, ce? Bă! Pleacă bă de aici, bă! Pot să trec pe lângă el? Mă duc la ăsta de... ăsta, de ăsta. Nu merge, ok. Oh, pot să... Stai că face poză, face poză! Fugi! Ok. Oh, vine după mine cu viteza luminii. Haide, închide-l. Ok, unde-i Springtrap? What? Eu nu mai înțeleg nimic, ca să mor dacă înțeleg ceva. Uai, și trebuie să rejoc toată schema asta? Asta e o prostie mare, asta nu mai are sens. Trebuie să vă zic, fraților, că să rejoc toată treaba asta e una dintre cele mai mari prostii, adică n-are niciun sens. De ce nu mă dă de acolo direct? Dar e regulă. Ah, presim că o să mor de multe ori acolo, pentru că pare destul de greu ce trebuie să fac. Hai mă de aici, la revedere. Și acum ce, mă pun aici și pic jos, am înțeles. Ok, frații, o să înceapă joaca, deci trebuie să-i dau foc. Ok, uite, i-am dat foc, stă acolo și arde. Îl arde mai departe, frate. Încă e acolo. Dă-i bă foc. Bă, dă-i foc. Dă-i foc, bă, dă nu mai merge. Zice că vine Chica să închid ușa. Unde vine Chica, că nu o văd. Chica Gagica, unde e Chica? Oh, Chica Gagica, închide ușa. Gata, ce ai făcut mă, Chica? N-am mâna că nu poți. Și acum Springtrap, uite. Hai,
Hai că îi dăm foc, îi dăm foc, ok. Și că au plecat. Și că au plecat, bun, 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 bun. Uite, poți să închid și ventul, ok. Ai grijă la vent. Am grijă. Cred că au pe cineva acolo. Oh. A, da, mă, da, e Monty, mă, l-am închis pe Monty. Bun, unde e Springtrap? Cred că au plecat. Cred că ar trebui să pot să deschid acum, nu? În teorie, da, oh. Au pe cineva. Monty? Nu știu dacă vine. Hai că eu mai închid. Așa, unde îi dau foc la Springtrap din nou? Ascunde-te de Roxy. De ce să mă ascund? Nu pot să închid ușa. Oh, mă ascund. Mă ascund. Oh, nu, îl curentează. Dă-i foc. Aici? Fraților, aici? Nu merge aici. Unde e Springtrap? Uite aici e Springtrap, așa. Dă-i foc, dă-i foc, dă-i foc, dă-i foc, dă-i foc, dă-i foc. Cred că vine Roxy. Oh. 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 What are heck, din prima au venit la mine. Bă, ce? Bă, să-mi bag piciorul, mă, că trebuie să rejoc toată. Oh! Să-mi bag piciorul, că trebuie să rejoc toată partea asta, mă. Nu-mi place, nu-mi place. Fugi, fugi, fugi. Doamne, ce urăsc jocul ăsta, doamne. Dar și el mă urăște pe mine. Gregory, fugi pentru viața ta, fugi pentru viața ta. Gregory, fugi pentru viața ta, fugi pentru viața ta, fugi pentru viața ta. Freddy, Freddy, Freddy. Huh. Să-mi bat piciorul, bă. Ok, perfect. Hai să dăm foc la ăsta. Pentru că eu ne simți și jumătate. Uite că pleacă, 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 pleacă. Îi dăm foc, îi dăm foc, dă-i foc. Ce ar trebui să fac în privință cu Roxy? Mă ascund aici? Pot să masă? Nu pot, aici în dreapta. Oh, nu. Ăsta iarăși e controlat de Spring, animatronicul nostru, Bonnie. A venit Roxy. Păi ce fac? Ce pot să fac? Ce? Oh. Ce pot să fac? Roxy fuge. Aici oare? Oh, 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 oh. Roxy, Roxy, Roxy. Roxy, 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 Roxy. Roxy, Roxy, Roxy. Na bine, băieți, fete. Mai încercăm. Încercarea numărul 69. Ok, să înceapă cea mai intensă parte a jocului din nou. Hai să-i dăm foc la fraierul ăsta foarte rapid. Dă-i foc, dă-i foc, așa. Și dăm și la restul, chiar dacă nu știu unde se află. Le apăsăm pe toate, frate. Ceva se va întâmpla, nu? Să nu vină Chica Gagica sau ceva de ăsta, că atunci e groaznic. E Roxy? Unde e Roxy? Oh, nu, iarăși vine Roxy. Iarăși vine Roxy. Bă, Roxy, mă, Roxana, măi, stai că mă scapi în urechea. Ia ce prostă e. Na, a mea fuge singură, ești nebun? Ok, ok, apăs toate butoanele. Nu știu ce apăs, dar apăs toate butoanele, ia. Ia, ia, i-am dat foc, i-am dat foc. Dar vine Roxy, dar vine Roxy. Bro, bro, what the, știință de avion. Intră Freddy, intră în Freddy, nu știu dacă fac bine. Am intrat în Freddy. Ok, am făcut bine? Pleacă de aici, Roxy, pleacă, 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 fugi de aici, fugi, fugi, nu e nimeni aici, așa. Oh, oh, a trebuit să ies afară din Freddy. Oare o să mă moare? Oh, 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 oh. Oh, apasă toate, apasă toate, apasă toate, apasă toate că vine Roxy. Apasă, așa, bun, e bine, e bine. Oh, oh, Freddy se... Bă, m-a lăsat cu Roxy aici. Freddy, unde te-ai dus? Bă. Fraților, fraților, stai bă, bă, stai bă, 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 stai bă, stai, stai, Roxy, Roxy, apasă toate, apasă toate. Roxy, Freddy, Freddy, Freddy. Mamă, ce m-am căcat pe... O, ai, 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 ai. Ok. Doamne, iartă-mă. Au, 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 am cambelit-o, nu? A, 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 apasă toate butoanele, apasă, apasă-le, apasă-le că vine Roxy după mine, apasă-le că vine Roxy după mine. Freddy, Freddy, prinde-mă, 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 prinde-mă. Ce trebuie să fac? Iarăși, i-am dat foc, i-am dat foc. Ok, ok. Nu merge, nu merge, nu merge. Nu, nu, e spatele meu, e spatele meu. Freddy, mamă, mamă, frate, mamă. Mi-e frică de mor, ești nebun? Ce ar trebui să fac? Uite că mă urmărește, mă urmărește. Oh, oh, cred că mor, cred că mor. Oh! Ce vedeți acum pe fundal cu viteză este gameplay-ul meu jucându-mă 20 de minute încercând să trec de nivelul ăsta. Într-un final m-am uitat pe internet și am aflat cum trebuie. Ok, fraților, m-am uitat pe internet și aparent, când vine Roxy, trebuie să intru în Freddy și să folosesc voice box-ul lui Chica ca să o speriu pe Roxy. Pum! Cum trebuia să-mi dau seama de asta? Nu știu. Dar important este că ne-am dat seama și de data asta sunt pregătit să termin jocul. Unde e Roxy? Hai, Roxy, hai! Hai, te provoc, haide! Nu te ține!
Nu te ține să vii. Haide, hai că termine. Haide, Roxy. Hai. Așa, 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 așa. Bă, doamne, uitat în prieten, ce prost, e bun. Acum intrăm, oh, nu. Oh, asta e problematic. Stați un pic, așa. Bun, și acum intrăm în Freddy și o speriem pe Roxy. Ia să vedem dacă merge să o speriem. What? Nu a mers. Când am apăsat click, ce s-a întâmplat? M-a dat afară. Băi, beatule, vreau să speriu pe Roxy. Dă-mi voie să speriu. Așa. De ce nu mere? Nu merge. Bă, ce? Stai, mă, ce nu merge? Gen, când intru în Freddy, mă scoate automat jocul. Să mor eu dacă înțeleg, fraților. Haideți că mai încerc o dată. Spamez toate click-urile dacă mă credeți. Tot. Oh, a funcționat! A funcționat! Am folosit! Ok. A plecat! Bă, ce ușor a fost. Asta trebuia să fac. Păi eu mă chinuiam să fug de aici, nebun. Ai grijă, e Chica. Închide ușile. Da, mai are timp Chica până vine aici. O închidem chiar când e la limită, ca să nu folosim bacteria. Așa, așa, bun. Oh, mamă, ce mă speriat și ăsta, mă, ești nebun. Și acum ne uităm după. A plecat? A plecat. Doamne, ce prostă-i. Băi, ai plecat, băi, beatule, doamne. Acum ne uităm după ăsta. Uite, l-am prins. Dă-i foc, dă-i foc, așa, bun. Deci să am grijă la ventilații. Da, cred că avem prieteni la ventilație. Ok, hai că totul e bine, Până acum totul e bine, fraților. Bă, așa trebuia de la bun început, mă, dar nu știam, bă, nu știam că trebuie faza aia să o speriu pe Roxy. Credeam că trebuie cumva să fug de ea la infinit, ești nebun? Mamă, ce prâde pe acolo, ăla, ești nebun? Na bun, și acum, au ceva. O, ce-am auzit, mă? Am auzit ceva. Bă, ce? What? Sunt bine aici. M-am ascuns. Nu merge. Nu merge nici asta. Oh, nu. Îl controlează. Oh, nu. Oh. Ai de capul meu. A plecat. N-a plecat. Pleacă, bă, de aici. Freddy, ești bine? Bă, dar nu mă bloca. Stai, Freddy. Nu mă bloca. Nu pleacă de aici. Freddy, avem probleme, stai un pic, Freddy. Oh, nu, ce-am făcut? L-am mutat pe Freddy mai încolo. Sper să nu mor acum. O plecat asta, ok. Ok, Freddy, poți să pleci un pic mai încolo. Iar vine proasta asta. Stați un pic, iar vine asta, dar de unde vine? Freddy, aici, mă, aici vino, aici, așa. Rămâi aici, că avem probleme cu Roxy, Roxana. Numai să nu vină și nebunul ăla de... Oh, uite-l, vine deodată cu Roxy, bă, intenționat, mă. Cum îi dau foc? Wow, stați că a venit și Roxy la petrecere. Intră. Bun, sper eu pe Roxy. Dai. Ce? N-ai curent? Mă, ce? Se bat pe ăla de curent. Nu se mai bate nimeni. Oh, cred că trebuie să supraviețuiesc. Asta e problematic, fraților. Oh. Bă, Freddy. Stai, bă. Bă, Freddy. Freddy, intră. Mamă, la limită. Mamă, deja chiar își muream. Spărgeam tot, ești nebun? Am speriat-o? Hai că am speriat-o dacă e. Freddy, lasă-mă înăuntru, speriu. De ce nu merge să o speriu? Asta nu înțeleg. De ce nu merge? Trage. Uite, mă scoate automat. Mă scoate jocul. Mamă, să-mi bag picioarele. Mă scoate jocul din Freddy. Eu asta mă enervează, bă. No, am apăsat pe buton, dar n-am speriat-o. Că mă scoate prea rapid din Freddy jocul. Bă, Freddy, mă, ești inutil, să mor eu dacă nu merge nici acum. Și nu mai am baterie. N-am baterie. Deci jocul mă ia la mișto, să mor eu dacă nu. Mamă, să-mi bat picioarele. Să mor eu dacă nu, jocul mă ia la mișto. Dar mă ia la mișto în ultimul hal, ești nebun? Măcar am timp, gata, s-a încărcat Freddy. Hai, Freddy, intră! Ceau, bă, t-ai chef de glume acum, Freddy. Wow! Nu vezi că e o limbă ce vrea să mă lingă la
scur. Zi, bă, Freddy, cum te simți? Ești bine? Ești fericit? Eu nu prea în legătură cu ceea ce se întâmplă, dar măcar ești fericit că știu ce trebuie să fac contra Roxy. Salut! Ciao, brodere, ciao. Bă, pleacă, bă, de aici, bă. Pleacă. Ia, poză. Cheese. Bă, băiatule, băi. Ce mai facem, zi, Freddy? Stăm aici. Stăm aici la infinit, Freddy. Stăm aici ascunși, ești nebun? Bă, coboară jos, rată, du-te jos. Du-te de unde ai venit. Du-te jos acolo, du-te. Bă! Oh, nu, Freddy iar are nevoie de ajutor. De data asta văd că în altă parte, nu aici. Ah! Oh! Oh, problematic asta. Foarte problematic dacă mă întrebați pe mine. Ok, nu știu de câte ori trebuie să mai dau foc la springtrap ăla, mă. Asta e problema principală. E plin cu de-astea pe aici, ești nebun? Trebuie să am foarte mare grijă. Sper că de aici nu poate să vină nimic, că dacă vine și de aici am bălit-o grav rău de tort. Dacă mă prinde din nou, atâta vă zic că îmi bag piciorul în el de joc. Pe bune! Deci sătul de toată chestia asta de aici. E groaznică! Cred că pentru prima dată când nu mă distrez în joc. Ok, mamă ce groaznic este, de câte ori mai trebuie, frate? Aia mai lipsește să vină Roxy. Literalmente, Roxy mai lipsește aici. Ok, unde? Aici, lângă mine. Ha! Am reușit, am reușit, am reușit, am reușit, nu pot să cred, am reușit, am reușit, am reușit. Bine, mă, bine, mă, tu te mai viațule, mă, let's go! Ce se întâmplă? Fugi, Gregory cu Freddy, fugi, fugi, fugi! Păi, ești cel mai tare, ești cel mai tare, ești cel mai tare, ești cel... Nu, nu, nu se poate. Noapte bună, fraților, noapte bună, ceau, noapte bună, pa, pa! Băi, am rupt scaunul. Atât! Cel mai bun jucător de Final Fantasy din lume! Cel mai bun jucător de Final Fantasy din lume, fraților! Eu sunt cel mai... m-am omorât scaunul! Eu sunt cel mai bun jucător de Final Fantasy, fraților! Cel mai bun! Mamă, o să savurez această pizza de la... de la Freddy de acasă. Spuneți-mi, fraților, în comentarii chiar acum dacă v-a plăcut această serie. Eu cred că o să am coșmaruri o lună de zile de la jocul acesta, mai ales de la ultima parte și mai ales cu Roxy. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!